Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună cartea cu numele Vacanța lui Megre de George Simenon din seria Megre. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături, că sunteți aproape. Vă mulțumesc pentru minunatele mesaje pe care le primesc în fiecare zi de la voi. Vreau să vă invit în continuare să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc o nouă audiție, să dați un like, un, sub, un share dacă vă face plăcere ca și alți oameni să poată asculta aceste cărți. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare mult și să începem! Capitolul 1 Strada era îngustă ca toate străzile vechiului cartier din Sable Dolon, cu pavele inegale, cu trotoare de pe care trebuia să cobori de fiecare dată când întâlneai un trecător. Ușa din colț era una splendidă, cu două canaturi, de un verde intens, somtuos, cu reflexe perfecte, cu cele două ciocanele din cupru bine lustruite, așa cum vezi doar pe la notarii din provincie sau la mănăstiri. În față staționau două mașini lungi, lucitoare, care dădeau aceeași impresie de curățenie și de confort. Megrele cunoștea, amândouă erau ale unor chirurgi. Aș fi putut și eu să fiu chirurg, își spuse el, și să aibă o mașină ca acelea. Poate că nu chirurg, dar era adevărat că fusese gata să se facă medic, că începuse studii de medicină și că uneori se gândea la asta cu nostalgie. Dacă tatăl lui n-ar fi murit așa de vreme. Înainte de a pune piciorul pe prag, scoase ceasul din buzunar și văzu că era trei. În același moment se auzi dangătul puțin cam subțiratic al clopotului capelei, capelei apoi peste acoperișurile caselor mici ale orașului, celălalt mai grav de la Notre-Dame. Oftă și apăsă pe butonul soneriei. Ofta pentru că era ridicol să scoată ceasul din buzunar în fiecare zi la aceeași oră. Ofta pentru că era la fel de ridicol să vină la ora trei fix, ca și cum de asta ar fi atârnat soarta lumii. Ofta pentru că, în timp ce aștepta de clicul ușii care se deschidea uși singură, grație unui mecanism bine întreținut, fără zgomot, lin, avea să devină, ca și în zilele dinainte, un alt om. Nici măcar un om în adevăratul sens al cuvântului. Umerii lui rămâneau umerii masive ai comisarului Megre, iar silueta nu devenea mai puțin greoaie. Totuși, de la primul pas făcut pe coridorul luminos, avea impresia că e un copil Tânărul Megre de dată, care în satul lui din Alier, mergea din vârful picioarelor și își ținea răsuflarea când, după prima geana zorilor cu mâinile crăpate și nasul roșu, intra în sacristie ca să-și îmbrace hainele de copil de cor. Atmosfera era aici la fel. O mirasmă dulceagă, farmaceutică, înlocuia aroma de tămâie, dar nu era mirosul dezgustător din spitale, ci ceva mai complex, mai rafinat, mai subtil. Pășa pe un linoleu moale cum nu mai văzuse nicăieri. Chiar și pereții dați cu vopseanul ei erau mai netezi, de un alb mai onctuos decât oriunde în altă parte. Plus umezea la aerului și puritatea tăcerii, imposibil de găsit altundeva decât într-o mănăstire. Se întoarse spre dreapta ca un automat și salută cu înclinarea bustului precum copilul de cor care trece prin fața altarului, murmurând, Bună ziua, măicuță! Într-un birou din sticlă, luminat, curat, prevăzut cu o deschizătură, o măicuță cu bonetă, așezată în fața unui registru, îi zâmbi și răspunse. Bună ziua, domnule șase! Telefonez să aflu dacă puteți intra. Draga noastră bolnavă se simte din ce în ce mai bine. Era mai ca Aurelii, probabil că în viața obișnuită ar fi fost o femeie de 50 de ani, dar sub boneta albă, fața ei netedă ca o caramelă, nu avea vârstă. Alo? „Rosti ea cu o voce discretă. Maica Marie de Zange a sosit domnul șase. Megre nu se supăra, nici măcar nu era agasat. Era o ceremonie zilnică mai mult decât inutilă. Era așteptat sus. Se știa că vine fix la trei și că ar fi fost în stare să urce și singur la primul etaj. Dar nu, era un maniace. Maica Aureliu îi zâmbea, iar el se uita la scara cu treptele acoperite de un covor roșu, undeva să apară Maica Marie de Zange. Aceasta zâmbea și ea, cu mâinile în mânecile largi ale veșmântului lung și cenușiu. Veniți, domnule Șase! Megre știa foarte bine că avea să-i șoptească, de parcă ar fi fost un secret sau o știre senzațională. Draga noastră bolnavă se simte din ce în ce mai bine. Mergea în vârful picioarelor. Poate că ar fi roșit, dacă, cumva, Greutatea lui ar fi făcut să trosnească o treaptă a scării, ba chiar ținea puțin capul într-o parte când vorbea din pricina mirosului de calvados pe care îl bea în fiecare zi după masa de prânz. Soarele trasa dungi oblice pe culoar, ca și pe icoanele ce reprezentau sfinți. Uneori întâlnea o masă pe rotile, o bolnavă dusă spre sala de operații și de la care reținea doar privirea fixă. Maica Aldegonde venea întotdeauna până în pracul salonului mare cu 20 de paturi, ca din întâmplare, ca și cum ar fi avut treabă doar ca să-i spună întreacă, zâmbind smerit. Bună ziua, domnule șase! Apoi, puțin mai departe, mai cam de Zanj deschidea trăgându-se într-o parte ușa marcată cu numărul șase. Așezată în capul oaselor pe pat, cu o expresie ciudată pe fața puțin cam palidă, o femeie îl privea cu intră. Era doamna Megre care părea că îi spune întotdeauna. Bietul de tine, Megre, uite cum te-ai schimbat!" De ce continua să meargă în vârful picioarelor, să vorbească cu o voce înnăbușită care nu era a lui, mișcându-se cu mare grijă, ca și cum ar fi riscat să spargă porțelanuri? O săruta pe frunte, vedea portocalele și prăjiturile pe noptieră și pe cuvertură, lucrul de mână care avea darul să furie. Iar, mai ca mari de zanj, mi-a voie să-mi puțin tel. Mai erau și alte ritualuri. De exemplu, o saluta pe bătrâna din patul al doilea, nu putuseră să obțină o cameră cu un singur pat. Bună ziua, domnișoară, rinchet! El îl privea cu ochii ei mici, vioi și duri. Vizitele lui o scotau din sărite. Tot timpul cât stătea acolo, fața ei zbârcită păstra o expresie ursuză. Stai jos, bietul meu megre! Deși ea era bolnavă, ea trebuise să fie operată de urgență. La trei zile după ce ajunseseră la sable, unde veniseră să-și petreacă vacanța, el era bietul megre. Era mult prea cald. Totuși nu și-ar fi scos haina pentru nimic în lume. Maica Marie de Zanj intra din când în când. Dumnezeu știe de ce, ca să aranjeze un pahar, să aducă un termometru sau un obiect care. De fiecare dată murmura aruncând o privire spre Megre. Scuzați-mă! Iar doamna Megre îl întreba în fiecare zi. Ce ai mâncat? Și zău că nu greșea. Ce altceva să fi făcut decât să mănânce și să bea? Și în viața lui nu mai băuse atât de mult. A doua zi după operație, chirurgul recomandase să nu stați mai mult de o jumătate de oră. Acum devenise o obișnuință, un ritual. Stătea o jumătate de oră. Nu avea nimic de spus. Prezența bătrânei domnișoare mânioase îl împiedica să deschidă gura. De fapt, în timpuri normale, ce îi spunea soției sale când era cu ea? Astăzi se întâmpla să-și pună această întrebare. În fond, nimic. Atunci de ce întreaga zi îi lipsea atât de mult? Acolo nu făcea decât să aștepte. Să aștepte sfârșitul jumătății de oră. După câteva minute, doamna Megreș lua lucrul ca să pară că are ceva de făcut. Fiind obligată să suporte toată ziua și toată noaptea prezența domnișoarei Rinche, omenaja. Dacă povestea ceva, se grăbea să adauge. nu e așa, domnișoară Rinche?" Apoi îi făcea cu ochiul lui Megre. El înțelegea ce înseamnă asta. Femeilor nu le place să-și arate una altei amicile lor neputințe, mai ales doamnei Megrei, iar ele erau amândouă țintuite la pat. Am scris o carte poștală pentru sora mea. Te rog să fii amabil să o pui tu la poștă. Megre strecurase în buzunarul stâng al hainei, cartea poștală care reprezenta clinica, cu frumoasa ei fața de albă și cu ușa verde. Un detaliu tâmpit. Buzunarul stâng? Buzunarul drept? Întrebarea asta avea să-l sâcâie în aceeași seară la ora 11. De ani și ani, dintotdeauna, ca să spunem așa, fiecare dintre buzunarele lui avea o destinație bine stabilită. În buzunarul stâng al pantalonilor, punga de tutun și batista, astfel încât avea întotdeauna fire de tutun în batiste. În buzunarul drept, cele două pipe și mărunțișul. În buzunarul stâng de la spate, portofelul, care, întotdeauna burdușit cu hârtii inutile, îi făcea o fesă mai mare decât cealaltă. Nu avea niciodată chei la el. Când se întâmpla să ia una, o rătăcea. În haină nu punea aproape nimic, doar o cutie cu chibrituri în buzunarul din dreapta. De aceea, când avea ziare de luat sau scrisori de dus la poștă, le punea în buzunarul din stânga. Așa făcuse și în ziua aceea? Probabil. Stătea lângă fereastra cu geamuri mate. Maica Marie de Zanj intrase de două ori, aruncând de fiecare dată o privire furișată și totuși insistentă în direcția lui. Era foarte tânără. Fața ei, trandafirie, nu avea niciun rid. Un idiot ar fi pretins, poate că era îndrăgostită de el, după graba cu care cobora scara când venea și după stângăcia mâinilor sale când el se afla în cameră. Dar Megre știa că era altceva, ceva mai simplu, un comportament naiv de fetiță în fond. Ca și acea idee ei de a spune domnul șase. Pentru că Megre avea oroare de curiozitatea oamenilor și nu-i plăcea să-și audă numele trecând din gură în gură. Era sau nu în vacanță? Oare chiar ura vacanța? Tot anul spunea oftând. Să vin odată zilele alea liniștite. Un șier de ore goale pe care să le umplu cum vreau eu. Ora de care să dispun în totalitate, zile fără nicio obligație, fără nicio întâlnire. La Paris, într-un birou de la poliția judiciară, toate astea păreau o fericire inimaginabilă. Oare lipsea doamna Megre? Nu, se cunoștea bine. Bombănea, cârtea în sinea lui știa că vacanța asta va fi ca toate celelalte. Peste șase luni, peste un an, își va spune, Dumnezeule, ce fericit eram la sable! Și această clinică, unde se simțea atât de stânjenit, va deveni, odată cu trecerea timpului, un loc foarte plăcut, iar el își va aminti cu îndoioșare chipul candid și îmbujorat de emoții al maicii Marii de Zanj. Niciodată nu scotea din buzunar ceasul înainte de a auzi micul clopot al capelei care bătea de trei și jumătate. Ba chiar, se prefăcea că nu-l aude. Oare doamna Megre se lăsa dusă de nas? Oricum, ea trebuia să rostească. E timpul, Megre. Voi telefona mâine dimineață, spunea el, ridicându-se ca și cum ar fi fost o noutate. Megre telefona în fiecare dimineață. În cameră nu era telefon, de răspundea mai ca urelii de jos. Draga noastră bolnava a petrecut o noapte cum nu se poate mai bună. Și uneori adăuga. Domnul duhovnic va veni curând să-i țină de urât. Nici măcar un deținut la Fresne nu avea o viață mai regulată ca a lui. Avea o roare de obligații. Tunea și fulgera la gândul că trebuia să se afle aici sau acolo la o anumită oră, numai că își crease el însuși un orar pe care îl respecta mai scrupulos decât un tren. În ce moment al zilei îi fusese strecurată hârtia în buzunar, în buzunarul din stânga al hainei? Era o hârtie banală, lucioasă, cu pătrățele, probabil o pagină ruptă dintr-un carnet. Cuvintele erau scrise cu creionul, iar scrisul regulat îi se părea a fi al unei femei. Fie vă milă, cereți să o vedeți pe bolnava de la 15. Nici o semnătură, doar aceste cuvinte, iar el pusese cartea poștală a soției sale în buzunarul stâng. Oare hârtia se afla deja acolo? Posibil. Probabil că nu vă râse mâna până la fundul buzunarului. Dar mai târziu când deduse drumul cărții poștale în cutia de scrisori, exact în fața halelor, trei cuvinte îl iritau fie-vă milă. De ce trebuia să-i fie milă? Dacă cineva voia să-i vorbească, putea foarte simplu să-i spună. Doar nu era papa, oricine îi se putea adresa. Fie-vă milă. Cuvintele se potriveau cu acea atmosferă fadă în care pătrundea în fiecare după amiază, cu zâmbetele parcă șterse cu gumă ale măicuțelor, cu privirile scurte aruncate de maica Marie de Zanj. Nu, dădu din numeri. Nu și-o putea închipui pe maica Marie de Zanj trecurându-i un bilet în buzunar cu atât mai puțin pe maica al de gonde, care făcea în așa fel încât să se afle pe culoar în fața salonului comun când trecea el. Iar pe maica Aurelio despărțea întotdeauna de el geamul ghișeului. Era inexact. Acum își amintea un detaliu. Când plecase, ea ieșise din birou și îl condusese până la ușă. De ce nu bătrâna domnișoară îl încheie dacă tot era acolo? Îi atinsese patul în trecere. Pe scări îl întâlnise și pe doctorul Bertrand. Nu voia să se mai gândească la asta. De altfel nu avea nicio importanță. Găsise biletul la zece și jumătate seara. Tocmai urcase în camera lui de la hotelul Beler. Ca de obicei, înainte de a se dezbrăca, își golea buzunarele și punea totul pe comodă. Băuse mult, ca și în zilele precedente, nu din vina lui, nu conștient, ci pentru că așa se organizase viața sa la sable. De exemplu, când cobora la nouă și jumătate, era obligat să bea. La opt, Julie, cea mai scundă și mai negricioasă dintre cele două servitoare, îi aducea cafeaua la pat. De ce se prefăcea că doarme când era tras de la șase dimineața? În comanie, vacanță înseamnă să dorm până târziu. 320 de zile pe an și chiar mai mult în fiecare dimineață, trezindu-se în zorii zilei, își spunea Să vezi ce am să dorm în vacanță. Camera lui dădea spre mare, era luna august. Dormea cu ferele strele deschise, perderele vechi din rips roșu nu se petreceau una peste alta și soarele îl trezea din somn împreună cu zgomotul valurilor pe nisipul plajei. Apoi, imediat, urma doamna de la trei, vecina lui din stânga cu patru copii, între șase luni și opt ani, care se culcau toți în camera ei. Timp de o oră se auzeau numai strigăte, plânsete, agitație. Ți-o putea închipui pe jumătate îmbrăcată, cu picioarele goale în papuci, cu părul răvășit, luptând cu liota de copii nerăbdători, punându-l pe câte unul într-un colț și pe altul pe un pat, dându-i o palmă celui mare care plângea, căutând cu disperare pantoful fetiței, furioasă că nu reușea să pornească reșoul ca să încălzească biberonul ultimului născut, în timp ce izul de alcool se strecura pe sub ușa, dintre camere până în patul lui Megre. Cu cei doi bătrâni din dreapta, era o altă comedie. Vorbeau tot timpul cu o voce monotonă, înnăbușită, încât nu puteai deosebi vocea bărbatului de cea a femeii și ai fi putut crede că recitau psalmi. Trebuia să aștepte să se elibereze sala de baie de la etaj, să pândească zgomotul apei trase. Megre dispunea de un mic balcon. Zăbovea acolo în hala de casă, iar spectacolul era cu adevărat frumos. Plaja întinsă care îi lua ochii și marea plină de pânze albastre și albe. Vedea apărând primele umbrele de soare în dungi și sosind primii țânci în costume de baie roșii. Când cobora, proaspăt bărbierit, cu o urmă de săpun pe urechi, era deja la a treia pipă. Ce-l obliga să iasă prin spate? Nimic. Ar fi putut, ca și ceilalți, să iasă prin sala de mese luminoasă, unde Germain, servitoarea cea grasă cu sân neverosimil, tocmai făcea curat. Dar nu. El intra în sufrageria patronilor, apoi în bucătărie. Doamna Leonard purta în acel moment ochelari și discuta meniul cu bucătarul șef. Domnul Leonard, invariabil, se ivea din pivniță. La orice ora zilei îl vedeai ieșind din pivniță și totuși era destul de sobru. Frumoasă zi, domnule comisar!" Domnul Leonard era în papușică mașă. Puteai vedea mazăre, morcovi curățați, praz, cartofi în ligheane, carnea proaspătă sângera pe lemnul alb al mesei, iar limba de mare sau calcanul așteptau să fie curățați de solzi. Un păhărel de vin alb, domnule comisar!" Primul din ziua aceea făcea cinste patronul. De altfel era un vinișor excelent cu reflexe aproape verzi, Megre nu putea totuși să se ducă să se așeze pe nisipul plajei printre mămici. Se plimba pe promenada Remble, oprindu-se din când în când. Privea marea și siluetele multicolore care deveneau din ce în ce mai numeroase în valurile de la marginea plajei. Apoi, ajuns în dreptul centrului orașului, făcea la dreapta pe o stradă îngustă și ajungea la piața acoperită. Făcea turul tarab tarabelor lent și serios, ca și cum ar fi avut 40 de persoane de hrănit. Se oprea îndeosebi în fața peștilor, care încă mai zvâcneau, în fața crustaceelor, întinzând un capă de chibritul lui Homar, care îl prindea cu cleștii lui. Al doilea pahar de vin alb, pentru că acolo, exact vis-a-vis, -vis, se afla un mic bistro unde coborai o treaptă și care constituia un fel de prelungire a pieței, de unde simțea venind mirosuri plăcute. Apoi trecea prin fața bisericii Notre-Dame ca să-și cumpere ziarul. Putea să urce în camera lui să-l citească? se întorcea pe remble, se așeza la o terasă mereu în același loc și mereu ezita în timp ce chelnerul aștepta să ia comanda, ca și cum ar fi vrut să bea altceva, un pahar de vin alb. Fusese ceva întâmplător, uneori nu bea vin alb luni întregi. La ora 11 intra în cafenea să telefoneze la clinică pentru a auzi pe maica Aurelii spunându-i cu vocea ei mieroasă. Draga noastră bolnavă a petrecut o noapte cum nu se poate mai bună, îi stabilise astfel câteva locuri unde se așeza la oră fixă și în sala de mese a hotelului avea locul lui lângă fereastră vis a -vis de masa bătrânilor vecinii lui, de palier. În prima zi, după cafea, comandase un pahar de Calvados. De atunci, germenul întreba invariabil. Calvados, domnule comisar!" Megre nu îndrăznea să refuze. Se simțea amorțit. Soarele era fierbinte. Era ore în care asfaltul de peremblese se înmuia sub tălpile pantofilor și când roțile mașinilor își lăsau acolo amprenta. Urca să-și facă siesta, nu în pat, ci în fotoliu, scos în balcon, cu un ziar desfăcut pe față. Fie vă milă, cere să o vedeți pe bolnava de la 15. Văzându-l cum se așeza de la o oră la alta în diferitele sale locuri, ai fi zis că se afla acolo de ani de zile ca jucătorii de cărți de după amiază numai că sosise cu soția doar de nouă zile. În prima seară mâncaseră scoici. Își pusese rângând încă de la Paris să mănânce pe săturate scoici proaspăt pescuite. Și li se făcuse rău amândorura. Își deranjaseră și vecinii în noaptea aceea. Ziua următoare Megre se simțise mai bine, dar pe plajă doamna Megre se plânsese de dureri ușoare. Noaptea următoare făcuse febră. Încă mai credeau că nu era nimic grav. Am greșit, scoicile mi-au căzut întotdeauna greu la stomac," Apoi, a doua zi, durerile deveniseră atât de mari, încât trebuise să l cheme pe doctorul Bertrand, iar acesta o trimisese de urgență la clinică. Urmaseră ore neplăcute, confuze, vânzoleală, chipuri noi, radiografii, analize. Vă asigur, domnule doctor, că de vină sunt scoicile, repetase doamna Megre, străduindu-se să zâmbească. Dar medicii nu zâmbiseră și îl luaseră pe Megre deoparte. O apendicită acută ce trebuia operată pe loc, altfel exista pericolul de peritonită. Se plimbase pe culoar în cursul operației, odată cu un tânăr care aștepta să-i nască soția și care își rodea unghiile din carne. Așa devenise domnul șase. În șase zile capeți obiceiuri noi, înveți să pășești ușor, să adresezi zâmbete dulcege măicuței Aurelii, apoi măicuței Marie de Zanj, ba chiar să-i zâmbești forțat răutăcioasei domnișoare din După care cineva profită de asta ca să strecoare în buzunar un bilet stupid. Și mai întâi de toate, cine era 15? Cu siguranță că doamna Megre știa. Se cunoșteau toate fără să se vadă. Erau la curent cu problemele fiecăreia. I se întâmpla să-i vorbească soțului ei despre ele, discret, cu glas șoptit, ca în biserică. Se pare că doamna de la 11 e tare amabilă și blândă. Și totuși biata de ea. Vino mai aproape. Și băiguia dintr-o răsuflare. Cancer la sân. Apoi arunca o privire spre patul domnișoarei Rinchet și clipea, ceea ce însemna că și aceasta avea cancer. Dacă ai vedea o pe fetița drăguță pe care o adus-o în salon. Salonul era salonul comun pentru că erau trei clase ca la tren. Salonul comun, cum ar fi fost clasa a treia, apoi camerele cu două paturi și, în sfârșit, în vârful ierarhiei, camerele cu un pat. La ce bun să se necăjească! Totul era o copilărie. Atmosfera din clinică avea într-adevăr ceva copilăresc. Oare măicuțele nu se copilăreau? La fel și bolnavele cu geloziile și secretele lor șușotite, cu dulciurile pe care le strângeau ca niște avare și felul în care pândeau pașii pe culoare. Fie vă milă! Aceste cuvinte arătau în mod clar că autorul era o femeie. De ce ar fi avut nevoie de el bolnava de la 15? Doar nu avea să ia povestea asta în serios, să se adreseze măicuței Aurelii ca să-i ceară voie să viziteze pe cineva căruia nu-i cunoștea numele. Pe plajă și în oraș era prea mult soare. La anumite ore, atmosfera pur și simplu reverbera și când intrai brusc undeva la umbră, pentru un timp vedeai numai roșu în fața ochilor. Gata. Termina -se siesta. Putea să împăturească ziarul, să-și îmbrace haina, să aprindă pipa și să coboare. Pe mai târziu, domnule comisar. Astea erau saluturile ca niște binecuvântări cât era ca de mare. Toată lumea era amabilă, zâmbitoare. Numai el devenea în cele din urmă ursuz. O ploaie torențială, o ceartă cu cineva plin de arța, glar fi ușurat. Ușa verde și vizita de la ora trei. Nici măcar nu era în stare să nu mai scoată ceasul din buzunar. Bună ziua, măicuță! De ce nu făcea și o plecăciune dacă tot era acolo? Și pe urmă celelalte care celelalte care l-aștepta pe scară. Bună ziua, măicuță! Și domnul șase intră în vârful picioarelor în încăperea unde se afla doamna Megre. Cum te mai simți? Ea se strădui să zâmbească, dar nu reuși foarte bine. Nu trebuia să-mi aduci portocale, mai aveam. Tu, care probabil că le cunoști pe toate bolnavele... De ce îi făcea semn? se întoarse spre patul domnișoarei rinchet. Bătrâna era culcată cu capul în pernă, cu fața spre perete. Megre întreba aproape în șoaptă. Nu se simte bine? Nu ia! Șt, vino mai aproape! Totul se petrecea într-o atmosferă plină de mistere ca într-un pension de fete. A murit cineva azi noapte. Doamna Megre se uită la vecina ei care mișcă ușor cuvertura. A fost ceva cumplit cu țipe de care se auzau până aici. Pe urma a sosit familia. Timp de mai bine de trei ori a fost, nu mai o forfotă. Câteva bolnave s-au speriat, mai ales când au văzut preotul. Au stins lumina pe coridor, dar toată lumea știa. Apoi adăugă dintr-o suflare arătând spre doamna Rinchet. Crede că acum îi va veni rândul. Megre nu știa ce să spună, stătea acolo greoi și stângaci într-o lume străină. O tânără, o tânără foarte drăguță se pare, cea de la 15. Doamna Megre se întrebă de ce se încrunta soțul ei și și scotea mașinal din buzunar pipa, pe care de altfel nu o umplu. Ești sigură că e 15? Sigur că da, de ce? Așa. Trecu apoi la locul lui. Nu era cazul să-i vorbească doamnei Megre despre bilet pentru că s-ar fi speriat imediat. Ce ai mâncat? Domnișoara Rinchet începuse să plângă. Nu i se vedea fața, doar părul rar pe pernă, dar cuvertura se mișca într-un rit sacadat. N-ar trebui să mai stai mult. Evident, el, care plesnea de sănătate, nu avea ce căuta acolo, în acea clinică cu bolnave și măicuțe care pășau pe vârfuri. Știi cum o cheamă? O întrebă el înainte de plecare. Pe cine? Pe tânără, cea de la 15. Elen Godro. Abia atunci observă că măicuța Marie de zanja avea ochii roșii și părea că îl privește cu reproș. Oare ea să-i fi strecura biletul în buzunar? Nu se simțea în stare să o întrebe. Nimic nu se cu decorul în care obișnuia să se miște, cu culoare pline de praf ale poliției judiciare, cu oamenii pe care îi aducea în biroul lui și îi punea să stea jos în fața lui, privindu-i îndelung în ochi înainte de a-i bombarda cu întrebări brutale. În plus, era o problemă care nu-l privea. O tânără murise. Și ce dacă? Cineva îi strecurase în buzunar un mesaj care nu însemna nimic, își vedea de drum ca un cal de circ. În fond își petrecea zilele, parcă învârtindu-se într-un cerc, mergând în tocmai la fel ca la circ. De exemplu, acum era ora când mergea la braserii de un Se ducea la braserie ca la o întâlnire importantă, deși nu avea nimic de făcut acolo. Sala era mare și luminoasă. Lângă ferestrele impunătoare care dădeau spre plajă și spre mare, se înșira marea masa consumatorilor, cărora nu le acorda nici măcar o privire. Niște necunoscuți, vilegia turiști, care nu respectau anumite ore pe care nu te așteptai să-i vezi în fiecare zi în același loc. La celălalt capăt al localului, într-un colț destul de mare, în spatele biliardului, lucrurile stăteau cu totul altfel la două mese unde se așezaseră oameni grav și tăcuți, serviți de un chelner atent la cele mai mici semne ale lor. Ăștia erau oameni importanți, bogați, veterani. Unii asistaseră la ridicarea braseriei, alții veneau la sable încă din, dinainte de a se fi construit promenada Remble. În fiecare după amiază se întâlneau acolo să joace bridge. În fiecare după amiază își strângeau mâna în tăcere sau schimbând fraze scurte și ritualice. Se obișnuiseră deja cu prezența lui Megre, care nu juca deloc cărți, dar se așeza călare pe un scaun și urmărea partidele, fumându-și pipa și bând un vin alb. Îi adresau de cele mai multe ori un salut cu mâna. Numai comisarul de poliție Mansui, care îl prezentase, se deranja să dea mâna cu el. Soția se simte mai bine. El răspunse da, ca un automat, și tot așa adaugă. Noaptea trecută a murit o tânără la clinică. Vorbise cu glas căzut, dar glasul lui scăzut avea un volum destul de mare, mai ales în liniștea care domnea în jurul celor două mese. Megre înțelese, după atitudinea celor domni, că făcuse o gafă. De altfel, comisarul de poliție îi făcut semn să nu insiste. De șase zile îi privea jucând și tot nu reușise să înțeleagă jocul, așa că de data asta se mulțumise să le observe chipurile. Domnul Lurso, armatorul, era foarte bătrân, dar înalt și încă solid, cu o față stacojie și părul alb. Dintre toți era cel mai bun jucător de bridge și când partenerul lui făcea o greșeală, avea un fel de al privi care nu te încuraja deloc să joci cu el. De pati, agentul imobiliar care se ocupa îndeoseb de vile și de terenul de construcție parcelate, era mai vioi, cu ochi poznași, deși avea 70 de ani. Mai erau acolo un antreprenor, un judecător, un constructor de ambarcațiuni și adjunctul primarului. Cel mai tânăr avea probabil între 45 și 50 de ani. Tocmai termina o partidă. Era slab, rasat, plin de nervi, cu ochi vioi, cu un frumos păr negru și se îmbrăca cu distinție, dacă nu chiar cu prețiozitate. După ce jucă ultima carte, se ridică, după cum obișnuia, și se îndreptă spre cabina telefonică. Megre se uită ce oră arăta pendula. Era patru și jumătate. În fiecare zi, la patru și jumătate, acel jucător dădea un telefon. Comisarul Mansui, care schimba locul cu vecinul lui pentru partida următoare, se aplecă spre colegului și murmură cum nata lui a murit. Bărbatul care telefona în fiecare zi soției sale era doctorul Belami. Locuia la mai puțin de 300 de metri, într-o casă mare și albă de după Cazinou, exact între Cazinou și Jetelă, acolo unde se înălțau cele mai frumoase 3-4 case din oraș. O puteai vedea prin fereastră. Fațada, toată albă, imaculată, cu ferestre mari, te ducea cu gândul la clinica măicuțelor cu care se asemăna prin calm și demnitate. Doctorul Bellamy reveni impasibil la masă, unde era așteptat și unde cărțile fuseseră deja împărțite. Domnul Urso, căruia nu-i plăcea să vadă amestecându-se fleacurile cu solemnitatea jocului de brigi, dădu din numeri. Probabil că așa se întâmpla de ani de zile. Dar doctorul nu era un om care să se lase impresionat. Nici o trăsătură a feței sale nu se mișca. Aruncă o privire la cărți și spuse, două trefle. Apoi, în cursul jocului, începu pentru prima oară să-l examineze pe ascuns pe megre. Abia dacă era sesizabil, Privirile ei erau atât de scurte încât trebuia să le prinzi din zbor. Fie vă milă! De ce în mintea lui Megre se formă o frază pe neștiute, ca apoi să-l obsedeze tot restul partidei? În orice caz, ăsta n-ar avea nicio milă. Rare ori văduse ochi atât de uscați și atât de aprinși, un om atât de stăpân pe sine, în stare să nu-și exteriorizeze în niciun fel sentimentele. În celelalte zile, Megre nu rămăsese până la sfârșitul jocului de bridge. Îl așteptau alte locuri din programul lui zilnic. Gândul de a schimba cu ceva obiceiurile îl șoca. Vei, fi, vei mai fi aici la șase?" îl întrebă el pe comisarul Mansui. Acesta se uită la ceas, gest complet inutil, apoi răspuns afirmativ. De data asta străbăture în până la capăt, până la casa doctorului Belami, prototipul acelor locuințe pe care trecătorii le privesc cu invidie, spunându-și Ce frumos trebuie să fie să trăiești aici!" Urma raportul, atelierul velarului cu pânzele întinse pe trotuar, barcagiul, embarcațiunile care reveneau și se legau la chei una lângă alta în fața halei de pește. Acolo se afla un bar mic, vopsit în verde, cu un prag de patru trepte, o teșghea învăluită în umbră, două-trei mese acoperite cu mușa mama și doar clienți îmbrăcați în salopete, cu cizme înalte din cauciuc răsfin, răsfrânte pe coapse, un pahar de vin alb dar nu avea același gust cu vinul de la hotelul Beler, nici cu cel de la piața acoperită, nici cu cel de la braserii Duremble. Nu mai rămăsese decât să meargă pe chei până la capăt, apoi să facă la dreapta și să se întoarcă pe străzile înguste, unde casele fără etaj colcăiau de viață, de zgomote, de mirosuri. La ora șase, când ajunse la braserii Duremble, comisarul Mansui, care tocmai ieșise, îl aștepta pe trotuar întorcându-și ceasul. Capitolul 2 Totul dură o jumătate de oră, iar așteptarea nu se dovedi deloc dezagreabilă. Comisarul Mansui îi spusese, Sunt obligat să trec un moment pe la comisariat. Trebuie să semnez niște documente și probabil că mă așteaptă un individ." Era un roșcovan mic de statură, cu un aer cum se cade, chiar timid, care părea că spune întotdeauna oamenilor, Scuzați-mă, dar vă asigur că fac tot ce pot." Probabil că în copilărie fusese unul dintre acei băieți deștepți care își petrec recreațiile visând într-un colț și despre care se spune că sunt prea chipzuiți pentru vârsta lor. Era celibatar și locuia într-un apartament mobilat la o văduvă care avea o vilă lângă hotelul Bel Air. Din când în când venea să-și bea aperitivul la hotel și așa-l cunoscuse megre. Nu părea un comisar adevărat, dar nici comisariatul nu arăta ca unul adevărat. Birourile erau instalate într-o casă particulară, cu fața spre o piață mică. În unele încăperi, tapetul nu fusese schimbat, încât puteai ghici că acolo fusese înainte dormitoare sau cabinete de toaletă, cu urma fiecarei mobile rămasă pe perete și țevi care nu duceau nicăieri. Totuși, regăseai mirosul de comisariat, pe care Megrela dulmeca cu plăcere, aproape cu ușurare. Un miros plăcut, stăruitor, de curele, de centiroane, de stofă, de uniforme, de documente administrative, de pipereci și de amărâți care ștocise răfundurile pe cele două bănci de lemn din sala de așteptare. În comparație cu poliția judiciară, ce era acolo dădea de impresia de amatorism. Ai fi zis că se jucau de -a poliția. Un agent în cămașă se spăla pe față și pe mâini în curte, găinile cot în grădina de alături, alți agenți jucau cărți în corpul de gardă, stând intenționa cu ținuta în dezordine ca să pară niște agenți adevărați, iar unii dintre ei, foarte tineri, semănau cu niște recruți îmi dai voie să-ți arăt drumul. În fond, micul comisar Roșcovan era mulțumit că-i arăta sediul unui personaj precum Megre. Mulțumit și puțin neliniștit. Doi inspectori, într-o încăpere mare, stăteau pe birouri și fumau. Unul avea pălăria dată pe ceafă ca în filmele americane. Mansui îi salută distrat, deschise ușa biroului său și apoi se întoarse. Nimic nou. Vi l-am ținut pe polite. Subprefectul a spus să-l sunați. Vremea era splendidă. De când se afla la sable, Megre nu avusese nici măcar o zi ploioasă. Ferestrele erau deschise, lăsând să pătrundă zgomotele orașului și puteai vedea familii care se întorceau de la plajă. Îl aduseră pe polite cu cătușe la mâini ca treaba să pară mai serioasă. Era un amărât fără vârstă precisă, așa cum vezi cel puțin unul în fiecare sat, zdrențuit, hirsut, cu privirea naivă și vicleană totodată. Iar ai dat-o Presupun că de data asta n-ai să mai tăgăduiești. Polite nu mișca, nu răspundea cu privirea fixată cu docilitate asupra comisarului Mansui, care era nițel impresionat de prezența Marelui Megre și voia să se comporte mai bine ca niciodată. Presupun că nu tăgăduiești! Se văzune povoit să repete întrebarea de două ori până să obțină un semn din partea vagabondului, un semn afirmativ. Adică, recunoști? Semn negativ. Tăgăduiești că ai intrat în grădina doamnei Medard? Dumnezeule mare ce reconfortant era! Megre se simțea mult mai în largul lui decât la măicuțe. Polite probabil că era obișnuit. Locuia într-o baracă din scânduri la marginea orașului cu o nevastă și șapte-opt plozi, unul mai murdar decât altul. Chiar în acea dimineață se dusese la un negustor de vechituri căruia încercase să-i vândă două cearșafuri aproape noi, precum și prosoape și lenjerie de damă. Negustorul, prefăcându-se că acceptă, anunțase agentul de poliție din colțul străzii, iar Polite fusese arestat până să facă 200 de metri iar doamna Medard, păgubită, fusese deja la comisariat. A intrat în grădina ei unde lăsase noaptea trecută rufele la uscat. Nu-i prima dată când îi sar gardul. Săptămâna trecută ai deschis ușa cotețului și ai luat doi iepuri cei mai mari. Nu i-am luat niciodată iepuri. A recunoscut în mod categoric una dintre pieile găsite la tine acasă. E meseria mea să adun piei de iepure. Cu carnea în ele cu tot? Nu era nimic de făcut. Mansui roșu, un obraj zadarnic, punea întrebări și întindea capcane. Lenjeria mi-a vândut-o un bărbat. Unde? Pe stradă. Pe ce stradă? o stradă. Cum îl cheamă? Nu știu. L-ai mai văzut până atunci? Nu o cred. Și ți s-a adresat ție în special ca să-ți vândă cearșafurile și cămășile. Da, mai spus. Îți dai seama că judecătorul nu te va crede și o să-ți ardă pedeapsă zdravănă. O să fie o nedreptate. Polite răspundea în jurul miros care amintea, fiind totuși mai puternic, de cel dintr-un adăpost al armatei salvării. Era încăpățânat. Simțeai că degeaba l-ar fi interogat ore în șir, fiindcă n-ar fi scos nimic în plus de la el, iar ochii lui Mișivi și Viclen păreau că spun, vedeți, bine că n-ajungeți nicăieri. În sfârșit, doi agenți luare de acolo tot cu cătușele la mâini, în timp ce Megre rămase singur cu comisarul. Ferestrele erau deschise, iar casa aproape pustie, cu excepția oamenilor din corpul de gardă. Asta e. Nu seamănă cu cazurile cu care ești obișnuit, nu-i așa? Aici am destul timp să fac un bridge aproape în fiecare după amiază. N-ai uitat să-l suni pe subprefect? Vrea să mă invite mâine la cină, știu. Îl cunoști? Un om fermecător. Îmi vorbeai mai adinaur de Filip Belamit. Ce crezi despre el?" E un caracter puternic, nu-i așa? Abia de doi ani am fost numit la sable, dar am avut timp să-i cunosc pe toți. Ai văzut principalele personalități locale? Sunt unele de-a dreptul pitorești. Doctorul Belamit depășește cu mult. Știi că-i foarte tare meseria lui? Am avut ocazia să-i vorbesc despre el unui prieten medic la Bordeaux." Bellamy e unul dintre neurologii cei mai distinși din ziua de azi. A fost mult timp la spitalele din Paris ca medic unde și-a luat examenul de profesorat. Ar fi putut fi numit profesor la o mare facultate, dar a preferat să vină aici ca să stea cu mama lui. Familia e originară din sable? Locuiește aici de câteva generații. n a întâlnit-o pe doamna Bellamy, mama? O bătrână destul de viguroasă, scundă și solidă, care merge cu un baston pe care îl ține în mână mai curând ca pe o sabie. Cam odată pe o săptămână trage o ceartă cu femeile din piață. De ce a murit tânăra? Sunt convins că tocmai ca să-mi vorbesc despre asta m-a invitat și subprefectul la cină. Mi-a telefonat azi dimineață. Evident, e în relație cu doctorul Bellamy, se văd destul de des. Tare, era bine să-ți fumezi liniștit pipa plimbându-te prin birou, proptindu-te din când în când în cadrul luminos al ferestrei, schimbând, Alene, câteva cuvinte. După cum era de aștepta, se vorbește mult despre accident, mă miră că n-ai auzit. Cunosc foarte puțină lume aici. A, cu vreo două zile, da, pe 3 august. Cred că raportul încă se mai află în biroul secretarului meu, dar nu aș fi în stare să pun mâna pe el. Doctor Belami s-a dus cu mașina la Roș împreună cu cumnata lui. Ce vârstă? 19 ani. O tânără ciudată, mai curând interesantă decât frumoasă. Să nu te gândești la cine știe ce. Lili Godro era drăguțică, dar sora ei cu care s-a căsătorit Belami, e una dintre cele mai frumoase femei pe care le poți întâlni. Din păcate nu prea o să ai ocazia să o vezi pentru că este prea puțin din casă. Ce vârstă? Repetă Megre. În jur de 25 de ani. Iubirea lui Belami pentru soția lui e aproape legendară în regiune. E o adevărată pasiune și toată lumea îți va spune că e teribil de gelos. Unii pretin concuie când pleacă de acasă. De exemplu, când vine în fiecare după amiază să fac o partidă de cărți. Cred că e o exagerare. În schimb, trebuie remarcat că mama lui Belami nu iese niciodată când lipsește fiul ei și nu m-ar mira să stea acasă să-și supravegheze Nora. L Ai văzut pe doctor telefonând? Nu poate să stea două ore pleca fără să o sune, fără să ia conta cu ea, poate ca să se asigure că e acolo. Din ce familie provine soția lui? E adevărat că viața mamei acesteia nu are deloc darul de a liniști un soț. Te interesează? O să încerc să spun ce știu. Soția lui Bela mi se numește Odet, iar numele ei de fată e Godro. Mama era dintr-o familie destul de bună, fică de ofițer de marină, parcă așa cred. A fost și a rămas o femeie foarte frumoasă. Timp de 20 de ani la sablea reprezenta păcatul. Nu știu dacă ai trăit în provincie și dacă înțelegi. Nu era căsătorită, ci întreținută. A fost succesiv întreținută de doi, trei domn bogați, printre ei și domnul Urso, pe care l-ai văzut la braserie. Când trecea pe stradă, perdelele se mișcau. Liceenii tulburați și bărbații căsătoriți întorceau capul după ea. Când intra într-un magazin, conversațiile încetau, în timp ce toate doamnele luau un aer înțepat. A avut două fete cărora li se atribuie mai mult, stați așa, la întâmplare. O și Lili. O a devenit o tânără și mai frumoasă decât fusese mama ei, iar doctorul Bela mi-a cunoscut-o pe când nu împlinise încă 20 de ani. S-a căsătorit cu ea. L-ai văzut. Ți-am spus că e un caracter puternic. S-a căsătorit cu domnișoara, dar a vrut-o și pe soacră, care i a oferit o pensie ca să plece din ținut. Se pare că acum locuiește la Paris cu un industriaj retras din afaceri. Deoarece exista și o soră mai mică în vârstă de 13 ani la momentul căsătoriei, doctorul a luat în grija lui. El a crescut-o. Acum are sau mai curând, avea 19 ani. S-au dus amândoi la roș, Ion cu mașina lui Belami. Și cu Odet? Nu, numai ei. Lili, care era pianistă, urmărea toate concertele. Tocmai era programat un concert în la roș la ora 4. Cum natul ei a dus-o acolo cu mașina, pe când se întorceau, la ce oră? Puțin după ora 7 era încă lumină. Românul nu era nici pe departe pustiu. Îți spun toate lucrurile astea pentru că au o anumită importanță. Portiera probabil prost închisă s-a deschis, iar Lily Gordo a fost aruncată pe drum. Mașina mergea foarte repede. Doctorul are obiceiul să meargă cu viteză, dar jandarmii îl cunosc și nu-i zic nimic. Pe scurt, un accident. Un accident! Comisarul Mansui se gândi, gata, să se contrazică și chiar deschise gura. Megrel privea întrebător, dar iar repetă. Da, un accident! Nu se poate presupune altceva, nu-i așa? Nu cred! După cum mi-ai spus, e greu de crezut în existența unor relații intime între Belami și cumnata lui. Nu se potrivește cu caracterul personajului. Erau automobiliști în apropiere? O camionetă se afla la 100 de metri în spatele mașinii. Șoferul a fost interogat. N-a remarcat nimic deosebit. Mașina doctorului l-a depășit în trombă și după câteva clipe a văzut portiera deschizându-se și pe cineva căzând pe drum. Dacă l-ar fi cunoscut mai bine pe megremicul comisar deșteptățel, ar fi băgat de seamă schimbarea care se produsese la acesta în cursul ultimelor minute. Mai adinauri era un bărbat solid și puțin nesigur, care își fuma pipa fără convingere în timp ce se uita în jur cu o privire plictisită. Acum însă, ai fi zis că devenise mai dens, chiar și pasul lui devenise mai greu, iar gesturile mai lente. Lucas, de exemplu, care își cunoștea șeful mai bine decât oricine, ar fi înțeles imediat și s-ar fi bucurat. Ne vedem mâine, nu-i așa? Mormăi Megre întinzându-i mâna -i lată. Celălalt era derutat. Se aștepta să iasă împreună cu Megre, să facă o bucată de drum cu el, poate chiar să bea aperitivul. Dar acesta îl lăsa baltă acolo, în biroul lui, unde îl primise atât de bucuros și unde nimic nu-l mai reținea. Ca să arate că voia și el să iasă, își locu stângăcie pălăria de pe birou. Ai uitat să-i telefonezi sub prefectului. Îi aminti Megre. O spusese fără ironie, nu o făcea intenționat. Pur și simplu se gândea la altceva, mai exact, gândea. Și mai exact se lupta cu imagini încă vagi. În pragul și se întoarse și întrebă. Tânăra a putut fi interogată. Nu, până când a murit ieri noaptea a fost în comă, avea fractură craniană. Cine s-a ocupat de ea? Doctorul Burjoa. Și chiar în ziua morții sale, cum natul ei se dusese ca de obicei să facă o partidă de brij la braserii Duremble. Totul era neclar. Iar grede și era deja mai greoi, încă nu era în întransă, cum spuneau cei de la poliția judiciară. Merse pe trotuar, făcu la stânga și în cele din urmă intră într-un bar unde încă nu pusese piciorul și care probabil avea să se adauge colecției sale de popasuri cotidiene. Un pahar de vin alb? Nu, ceva sec. Fie vă milă, scria în biletul strecurat de cineva în buzunarul lui. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dat de el mai devreme? Dacă s-ar fi prezentat imediat la spital? și-ar fi cerut să o vadă pe pacienta de la 15. Lily Gordro nu era în comă. Reveni la locul lui de la hotel și, înainte de a urca, trebuie să bea un pahar cu domnul Leonard. Îl cunoașteți pe doctorul Bellamy? E un om extraordinar. A tratat-o pe soția mea acum patru ani, când a avut dureri și n-a vrut să primească niciun ban. Cu ochiul cu vai l-am convins să accepte o sticlă de lichior vechi pe care o păstram pentru o ocazie deosebită. Dormi, se trezi, regăsi zgomotele familiare, valurile care năvăleau pe nisip, bebelușul care țipa în camera vecină, apoi strigătele celor patru copii certându-se cu mama lor și psalmodierile celor doi bătrâni din dreapta. Încă nu se declanșase nimic, doar că se simțea ca ieri seară, puțin mai greoi și în mintea lui se învârtea ceva neclar. Vin alb cu patronul. Știți când are loc în mormântarea? Vă referiți la tânăra Godro? Mâine! Cel puțin așa s-a anunțat. Între noi fie vorba confidențial, cred că îi vor face autopsia ca măsură de precauție. Înțelegeți? Mai e curând ca să închidă gurile rele. Ba chiar se spune că doctorul Belami ar fi sugerat asta. Toată dimineața, în timpul turului zilnic din bistro în bistro, își făcuse sânge rău și asta din cauza măicuțelor. Pentru că, dacă măicuțele n-ar fi fost măicuțe, S-ar fi dus să sune la clinică, ar fi pus întrebări precise și nu i-ar fi trebuit mult timp ca să descopere cine îi strecurase biletul în buzunar. Dar era obligat să aștepte ora trei, n-ar fi dus la nimic dacă ar fi deranjat-o pe măicuța Aurelii. Și sub ce pretext de altfel? Că vrea să-și vadă soția? Nu avea dreptul decât la telefonul de la 11 și era deja o mare favoare că obținuse permisiunea să o viziteze în fiecare după amiază pe doamna Megre. Curând va trebui să meargă în vârful picioarelor și să vorbească cu glas șoptit. Vom vedea, bombăni el după al treilea pahar de vin alb, ceea ce nu îl împiedică la ora trei să aștepte câteva secunde semnalul clopotelor înainte de a suna la ușa verde. Bună ziua, domnule șase! Draga noastră bolneavă vă așteaptă! Nu putea totuși să-i adreseze o grimasă măicuței Aurelii și fără să vrea zâmbi. O secundă să vă anunț, vă anunț!" iar cealaltă, cuța Marie de Zanj, veni să-l întâmpine în capul scărilor. Nu putea să-i vorbească pe acel culoar unde toate ușile erau deschise. Bună ziua, domnule șase! Draga noastră bolnavă! Era ca într-o scamatorie în care el era pe post de mingiuță care dispărea și apărea. Nu a avut timp să deschidă gura că se și pomeni în încăperea soției sale, unde îngrozitoarea domnișoară Linchet îl fixa cu ochii ei mici de pasăre. Ce ai, Megre?" Eu? Nimic. Nu ești bine dispus. Ba da, e timpul să ieși de aici, nu-i așa? Recunoaște că te plictisești. Cum te simți? Mai bine, doctorul Bertrand crede că îmi poate scoate copcile luni. În dimineața asta am primit puțină carne de pui. Megre nu putea nici măcar să-i vorbească în șoaptă. N-ar fi dat bine. Scorpia din celălalt pat era numai urechi. Apropo, ai uitat să-mi lași ceva bani. Pentru ce? O mică bolnavă din salon a trecut mai adina să strângă bani. Privire scurtă spre domnișoara Rinchet, ca și cum Megre ar fi trebuit să înțeleagă fără alte explicații. Dar ce să înțeleagă? Se strângeau bani pentru bătrâna domnișoară? Ce vrei să spui? Pentru coroană. Și o clipă se întrebă cu naivitate ce legătură avea coroana cu bolnava încă în viață. O tâmpenie. Dar el nu își petrecea toate zilele în acea atmosferă de mistere șoptite și de privire locvente. A, da, Supremă delicatețe a doamnei Megre, pentru că vecina ei de cameră era grav bolnavă, pentru că avea cancer, prin urmare urma să moară, vorbea în șoaptă despre coroană. O să mai vină, dă 20 de franci. Aproape toată lumea a dat 20 de franci. În mormântare are loc mâine. Știu. Ce-ai mâncat de prânz? Zilnic trebuia să-i spună am anunțit ce mânca. Sper că nu-ți mai dau scoici. Atunci intră măicuța marii de Zanj. Îmi dați voie? o adusese pe mica bolnavă care strângea banii. Megre întinse cei 20 de franci și un creion. Vreți să scrieți pe listă numele soției mele, măicuță? Măicuța Marie de Zanjlu imediat creionul, apoi avu o scurtă ezitare. Se uită la comisar și roșii puțin la față. Scrise numele în timp ce el privea literele de pe foaie. Nu-și dădea o să-și schimbe scrisul. De altfel, privirea ei era deja o mărturisire. Apoi se retrase, emoționată, mulțumind, ducând-o pe mica bolnavă de mână. Aici chiar formăm un fel de familie," spuse doamna Megre cu duioșare. Nu îți poți închipui cum se apropie între ei oamenii care suferă." Comisarul nu vrut să o contrazică, deși se gândea la domnișoara Rinchet. Peste nouă zece zile cred că voi putea ieși." Păi mâine voi putea să stau o oră într-un scaun cu rotile." Nu era frumos față de doamna Megre, dar jumătatea de oră îi se păruși și mai lungă decât în celelalte zile. N-ai vrea să schimbi camera? Ea se sperie. Cum putea să fie atât de lipsit de tact încât să rostească astfel de cuvinte în fața domnișoarei rinchet? De ce ai vrea să o schimb? Nu știu, acum cred că s-a eliberat o cameră cu un pat. Spaima doamnei Megre deveni mai personală și a băigui uimită de ce auzea. Camera 15? Dar nu te gândești, Megre! O cameră unde tocmai muri o tânără, el nu insistă. Domnișoara Rinchet îl considera probabil un călău, Comisarul se gândise numai la mijlocul de a putea sta de vorbă singur cu măicuța Marie de Zanj. Atâta pagubă. Va proceda altfel. Pe coridor, în timp ce îl conducea, o întrebă. Putem schimba câteva cuvinte la vorbitor? Ea știa despre ce era vorba și manifestă o spaimă la fel de mare ca doamna Megre. Regula nu permite. Vreți să spuneți că regula nu permite să am o discuție cu dumneavoastră? Doar în prezența maicii starețe, căreia ar trebui să-i faceți o solicitare și unde-i mai ca stareță. Megrei ridicase vocea fără să-și dea seama. Era gata să se supere. Șt! Maica Aldegonde descosese capul pe ușă între deschisă și îi privea de departe. Măcar pot să vă vorbesc aici? Șt! Puteți să-mi scrieți? Regula, nu? Și presupun că regula nu vă permite nici să ieșiți în oraș. Era prea mult, aproape o blasfemie. Auziți, măicuță? Vă rog, domnule șase. Știți ce vreau să vă... Şt, vă implor! Își împreună mâinile păși înainte, forțându-l să dea înapoi și spuse cu glastare, probabil ca să o audă măicuța al de gonde, care trăgea cu urechea. Vă asigur că draga noastră bolnavă nu duce lipsă de nimic și că are un moral excelent. Nu avea rost să insiste. Ajunsese deja pe scară, acum în raza vizuală a măicuței Aurelii. Nu mai avea altceva de făcut decât să coboare și să plece. Bună seara, domnule șase!" spuse o voce suavă din spatele ghișeului. Vezi telefona mâine?" Pur și simplu avea aerul unui băietan stângaci în mijlocul unui grup de fetițe care își băteau joc de el. Fetițe de toate vârstele, inclusiv domnișoara Rinchet, pe care nu putea să o sufere. Dumnezeu știe de ce. Inclusiv doamna Megre, care începuse să se integreze puțin prea bine acolo. Atunci, de ce mai fusese alertat prin acel bilet dacă nu putea să vorbească cu nimeni? Zece minute încheiate, o bombă ni în sina lui pe măicuța marii de Zanj. O ipocrită! Pe ce ton știuse să spună ca să înșele vigilența măicuței al de gonde? Vă asigur că draga dumneavoastră bolnavă nu duce lipsă de nimic și că... Cealaltă 15. Fusese și ea o dragă bolnavă. Mergea în umbra, apoi în soare, trecea de pe o stradă pe alta și dreptat se calma, se lua singur peste picior. Biata măicuță Marie de Zanj, în fond, făcuse și a ce putuse. Ba chiar dovedise îndrăzneală și inițiativă, ceea ce, în altă parte, ar fi fost un gest banal, devenea aici o adevărată faptă eroică. Nu era vina ei dacă Megres o prea târziu sau dacă tânăra se prea devreme. Ce ar fi putut să facă acum? Să se întoarcă la clinică să ceară să fie primit de maica stareță căreia să-i spună Trebuie să vorbesc cu măicuța Marie de Zanj? Ce motiv ar fi invocat? De ce se amesteca?" Acolo nu era megre de la poliția judiciară, ci pur și simplu domnul șase. Să se adreseze doctorului Belami și ce să-i spună? Dumnezeule mare, nu insistase chiar doctorul să-i se facă autopsie cum natei sale? Comisarul Mansui spusese cu din urmă că Lili Godron își recăpătase cunoștința și că din momentul accidentului și până când murise, fusese în comă. Toate astea se tratau cu un vinișor alb într-un bistrou adevărat cu bărbați zgomotoși cu un, soare, cu un soare strălucitor bătând în ferestre, nu cu lumina estompată de la clinica măicuțelor care întorcea stomacul pe dos. Rupse biletul în bucățele, apoi se îndreptă spre braserii duremble. Oare doctorul Bellamy va veni la partida de brigi? Era treaba lui. Când ai un mort în casă, femeile încep prin a spune cu o voce jalnică. Nu, nu insistați! N-aș putea să închid nimic, mai bine mor! Apoi, puțin mai târziu, le vezi că stau la masă, și cer și desert. Bali se întâmplă să schimbe și rețete culinare cu cumnatele. Doctorul Belami însă continua să joace brigi. Era acolo ca în celelalte zile. Se uită de câteva ori la Megre, iar privirea lui era foarte inteligentă, foarte pătrunzătoare. Părea că spune, știu că te interesezi de mine, că încerci să mă înțelegi. Te-am e complet indiferent. Nu, nu era chiar așa. Nu era indiferent. Megre își dădea seama de asta pe măsură ce trecea timpul. Mai exista ceva între el și doctor, o legătură extrem de subtilă, dar o legătură totuși. Megre era obișnuit, când se ducea undeva și era recunoscut, să-i vadă pe oameni examinându-l cu multă curiozitate, datorită reputației sale. Unii credeau de cuvință să-i pună întrebări mai mult sau mai puțin stupide, mai mult sau mai puțin măgulitoare. În fond, domnule comisar, care-i metoda dumneavoastră? Cei mai instruiți sau mai infumurați spuneau. După părerea mea, și mai curând bergsonian. Unii, precum Lurso și alte câteva personaje prezente, se limitau să vadă cum arată un comisar de -a la Poliția Judiciară. Dumneavoastră care ați cunoscut atâția asasini! În sfârșit, alții erau foarte mândri că dau mâna cu un om a cărui fotografie apărea periodic în ziare. Cu Belami lucrurile stăteau diferit. Într-un fel, doctorul îl privea pe Megreca fiind la egalitate cu el părea să admită că erau din aceeași clasă, chiar dacă în planuri diferite. Curiozitatea lui era aproape un omagiu și conținea un anumit respect. Patru și jumătate, doctore, remarcă unul dintre partenerii lui. Exact, nu uitasem. Se arăta insensibil la ironii. Probabil își cunoștea reputația de soț pasionat și nu era deloc rușine. Se îndreptă liniștit spre cabina telefonică. Megrei vedea prin geam profilul ascuțit și dorea din ce în ce mai mult să-l abordeze. Cum? Era aproape la fel de delicat ca în cazul măicuțelor. Să aștepte plecarea doctorului să-l urmeze până la ușă și să-l întrebe? Îmi permiteți să fac pa câțiva pași cu dumneavoastră? Copilăresc. La fel și dacă, având de-a face cu un om ca el, ar fi cerut o consultație medicală. Megre făcea parte din acel mic grup, fără să facă totuși parte. Se obișnui să-l vadă stând la locul lui. Uneori, câte un jucător îi arăta cărțile. Sau careva l întreba. Nu vă plictisiți prea tare la sable? rămânea totuși un ins aflat în trecere, cam ca un extern printre internii de la un colegiu. Soția se simte mai bine? Oare doctorul Belami se adresase vreodată direct? Încerca zadarnic să-și amintească. Era sătul de vacanța asta care îl făcea să-și piardă echilibrul și să aibă timidități ridicole. Chiar și Mansui, deoarece se afla în propriul fief și peste puțin timp se reîntorcea la comisariatul lui, era mai stăpân pe sine decât Megre. Pentru că o puștoaică murise, pentru că o măicuță cu chip de icoană îi un bilet în buzunar, se învârtea în jurul doctorului Belami, la fel ca un școlar care se învârtește în jurul elevului bocat din clasă. Kellner, încă un pahar de vin alb. Nu voia să se mai uite la doctor, devenea prea bătător la ochi. Probabil că celălalt îi ghicise jocul, îi înțelesese timiditatea și poate că își bătea joc de ea. Belami terminase partida. Se ridică și își lopă din cuier. Bună seara, domnilor! Nu spuse pe mâine, deoarece a doua zi avea loc în mormântarea. Pleca. Urma să treacă pe lângă Megre. Nu, se opri o clipă. Voia să ieșiți, domnule? Nu spusese comisare, ci domnule poate cu un strop de afectare. Într-adevăr, mă pregăteam. Dacă mergeți în aceeași direcție ca și mine? Ciudat. Era cordial, dar cordialitatea lui rămânea rece și distantă. Pentru prima dată de mult timp, Poate pentru prima dată în viața lui, Megre avea impresia că nu el conducea jocul, ci că altul îl manevra după dorință. Totuși, în urmă, comisarul Mansui asistase la scenă cu o oarecare uimire. Calm, stăpând pe el, fără pic de ironie, Bellamy ținu ușa deschisă. Plaja se întindea în fața lor cu sumedenie de copii și de mămici, cu bonetele albe ale notătorilor pe fondul albastru al mării. Probabil că știți unde locuiesc. Cineva mi-a arătat casa dumneavoastră pe care am admirat-o foarte mult. Poate doriți să o vedeți și pe dinăuntru? Era o invitație atât de directă și de neprevăzută, încât Megre rămase un moment uluit, în timp ce și-a prindea o țigară cu o brichetă din aur și acest gest îți permitea să-i admir mâinile frumoase și foarte îngrijite, doctorul spuse pe un ton detașat. Cred că doriți să mă cunoașteți. Mi s-a vorbit mult despre dumneavoastră. Se vorbește mult despre mine de două zile, Tăcerea nu îl stânjenea. Nu simțea nevoia să o alunge cu flecăreli. Avea un mers de om tânăr, câteva persoane îl salutară, iar el răspunse la salut, ridicându-și pălăria în același fel, în fața unei negustorese din hale în costum local, ca și la trecerea unei cucoane în mașină de capotabilă, cu șofer în livrea. Tot ați fi venit mai devreme sau mai târziu, nu-i așa? Asta putea să însemne multe lucruri. Poate că, pur și simplu, Megre ar fi reușit într-o zi să fie invitat în casa doctorului, Amor, are de tot ce mă face să pierd timpul ca și de situațiile echivoce. Credeți că mi-am omorât cum nata?" De data asta, Megre se văzu obligat să facă une formare ca să meargă cu un pas normal alături de acel om care, în plin soare, în mijlocul mulțimii și dintr-o după dupamiază de vacanță, îi punea o întrebare atât de brutală. Nu zâmbi, nu tăgădui, dar, după numai câteva secunde, răspunse pe un ton la fel de calm ca acela pe care fusese pusă întrebarea. Al altă ieri seară încă nu știam că murise, nici că era cumnata dumneavoastră, și totuși mă interesam deja de ea. Capitolul 3 Spera să megre să-l surprindă? În acest caz trebuia să se declare dezamăgit. La început doctorul Belaminu nu păru să-i fi auzit răspunsul care se pierduse în rumoarea ce venea dinspre plajă și mare. A avut timp să facă câțiva pași înainte să ajungă la el nu atât vocea comisarului, cât mai curând de coul ultimelor cuvinte rostite de acesta. Atunci, pe fața lui apăru o ușoară expresie de uimire, îi aruncă o privire în soțitorului său ca și cum ar fi căutat motivul unei ambiguități. La rândul lui, Megre era atât de sensibil în fața unui partener de talia doctorului, într-o stare atât de accentuată de receptivitate, încât i se părea că poate să capteze și cele mai mici nuanțe ale gândirii celuilalt și că înregistra o ușoară decepție, un reproș neexprimat. După câteva secunde, totul trecuse deja, Belami nu se mai gândea la asta și continuau să meargă pe remble cu pașegal, privind amândoi, involuntar, curba armonioasă a plajei, care avea ceva feminin aproape voluptos. Era ora la care marea începea să devină mai palidă, puțin înfiorată, înainte de învăpăierea provocată de apusul soarelui. V-ați născut la țară, nu-i așa? S-ar fi zis că gândurile lor, ca și pașii, se armonizau din nou, că asemenea unor vechi iubiți nu mai aveau nevoie de cuvinte multe, ci doar un fel de algebră a limbajului. Da, m-am născut la țară. Eu m-am născut într-o casă veche pe care familia mea o are la câțiva kilometri de aici, lângă Iaz. Nu spusese castel, dar comisarul știa că familia Belami avea un castel în regiune. Din ce provincie sunteți? Alții ar fi spus departament, iar Megre salută în trecere cuvântul provincie care îi plăcea. Burbone, nu era vorba de curiozitate fără sens. Întrebările nu erau deloc banale. Părinții erau cultivatori? Tatăl meu era administrator la un castel și conducea vreo 20 de ferme. Îi se puneau exact întrebările pe care le-ar fi pus el, și asta nu-l ofensa, ci din potrivă. Mergea mai departe în tăcere. Tot în tăcere traversară și strada, puțin mai departe de cazinou. Mașinal, doctorul Belami scoase cheia din buzunar. Se opri un moment în prag, tatonă, apoi deschise ușa vopsită în alb. Megre intră fără jenă sau uimire. Călcă pe covorul gros din coridor, unde de la primii pași te simțeai înconjurat de confort și o stare de bine. Ar fi fost greu să amenajezi un interior mai calm și mai armonios, fără lux greoi, fără nimic țipător, iar lumina însă și avea o calitate pe care o apreciai ca pe un vin bun, ca unele dimineți frumoase de primăvară. Ferestre mari erau deschise spre saloane, unde fotolile păreau să fi fost ocupate cu câteva clipe mai înainte. O scară confortabilă cu balustradă din fier forjat ducea la etaje. Doctorul început să urce treptele. Vă rog să mă urmați în biroul meu. Nu-și dădea o steneală să-și ascundă oarecare satisfacție. În ochii lui stăruia o mândrie abia perceptibilă. Urcară fără să se grăbească și atunci se produse un mic incident. O ușă se deschise deasupra lor. Pentru Megre era doar o ușă anonimă, deoarece nu cunoștea împărțirea încăperilor, dar doctorul recunoscuse deja zgomotul acelei uși și nu al alteia. Se încruntase. Se auzeau pași pe covorul scării deasupra primei turnante. Erau pași ușor și ezitanți, pașii unei persoane care, la fel ca Megre, nu cunoștea casa. Probabil că persoana care coborau îi auzise și s-a plecat peste balustradă, ridicară privirea și descoperiră capul unei puștoaice. Privirile li se încrucișară doar o clipă și tulburarea se citea în ochii vizitatoarei care ezita, ca și cum ar fi fost gata să urce ca să fugă de ei. Dar și își acceleră brusc mișcarea și o văzură în întregime pe palier, o fetiță înaltă și slabă de 14 ani, cu picioarele prea subțiri și rochea de stambă puțin cam decolorată. De ce a fost frapat Megren de o de mica geantă din mărgele colorate pe care o strângea cu nervozitate în mâini? Copila a că își calculează elanul și măsoară cu privirea cât loc avea ca să treacă, apoi se avântă evitând să întoarcă fața spre ei, razant pe lângă perete, îi depășii, mergând tot mai repede și aproape că se ciocni de ușa de la intrare, care ei căută cu înfrigurare clanța, ca în vis, când ești urmărit de o primejdie și te lovești de o suprafață netedă. Doctorul și comisarul întorseseră capul în același timp. Ușa se deschise și apăru un dreptung de lumină mai intensă, care o înghiți pe adolescentă. Asta a fost tot. Nu era nimic. Belami privea din nou în sus – se întreba dacă cineva îi pândea de pe palier. Era surprins, consternat, poate neliniștit. Simțea că acea apariție avea ceva neașteptat, inexplicabil. Doctorul urcă mai departe. Acum se vedea ușa pe care ieșise puștoaica, dar era închisă. Trecură de ea și străbătură un coridor mare, unde, destul de departe, mi deschise o altă ușă. Intrați, domnule, faceți vă comod. Se înțelege că dacă vă e cal, puteți să vă scoateți haina se aflau într-un vas cabine de lucru, cu pereți acoperiți de cărți. Intrând, fusese o clipă orbiți de soarele care pătrundea prin cele trei ferestre mari. Belami, cu un gest care era probabil familiar, coboră storurile și lumina își reduse intensitatea, transformându-se într-o pulbere aurie. Deasupra căminului se vedea un portret frumos de femeie, pictat în ulei și aceeași femeie o puteai vedea într-o fotografie cu ramă din argint așezată pe birou. Doctorul ridică receptorul telefonului interior și așteptă câteva secunde. Dumneata, ești mamă! N-ai nevoie de mine!" În receptor se a o voce stridentă, dar, tocmai pentru că era stridentă, silabele se amestecau și Megre nu putu să prindă niciun cuvânt. Da, sunt ocupat în momentul ăsta, trimite mi îl te rog, pe Francis!" Păstra rătăcerea până la sosirea valetului în haină din pânză albă. Nu vă întreb dacă doriți un whisky. Nici porto, nu-i așa? V-ar plăcea un pahar de vin alb sec?" O sticlă de vin alb de pui, Francis. Pentru mine, ca de obicei. Aruncă o privire rapidă peste câteva plicuri așezate pe birou, fără să le deschidă. Mă scuzați o clipă. E și în urma valetului. Voia să-l întrebe despre copila pe care o întâlniseră pe scară? Se ducea la ușa palierului și abia întors acasă? Avea să rea contactul cu femeia din fotografie și din portret? Comisarul Mansui nu exagerase. Ar fi fost imposibil să nu o remarci chiar și în mulțimea de pe stradă și totuși ceea ce te frapa cel mai mult la ea era o simplitate extraordinară. Avea o atitudine calmă și modestă, părea timidă, tulburată, ai fi zis, de privirile care o fixau. Primul ei sentiment probabil că era teamă de tot ce era nou sau necunoscut. Avea ochii mari și senin de un albastru violet, un chip cu trăsături copilărești și totuși era foarte femeie, căci îi ghiceai formele pline, trupul molcuț și apetisant. Îmi cer iertare că v-am lăsat singur. Belami, care își surprinsese oaspetele în plină contemplare, se prefăcea că nu observase. Spuse totuși deschizând un sertar. Sora ei era foarte diferită, după cum veți putea constata. Ales o fotografie și o întinsă lui Megre. Într-adevăr, chipul era foarte diferit. O tânără brunetă, cu ovalul feței prelung, trăsături neregulate, îmbrăcat într-o roche fără de colteu fără ornamente, care îi conferea un aer auster și sărăcăcios. Nu seamănă una cu alta, nu i așa? Probabil că vi s-a spus deja sau vi se va spune că nu au același tată. Și foarte posibil, chiar probabil. Recunoașteți, domnule, că si veni mai devreme sau mai târziu la mine. Încă nu știu ce pretext ați fi ales. La rândul meu vă mărturisesc că doream să stau de vorbă cu dumneavoastră chiar și fără aceste evenimente. Era ciudat. Cordialitatea lui era atât de simplă, atât de puțin afectată, încât devenea seacă. Nu-și dădea deloc o să zâmbească. În spatele ușii s-a un clinche de pahare și Francis își făcu apariția cu o tavă pe care se găsea o sticlă aburită, whisky, gheață și pahare. Se înțelege de la sine că puteți fuma. Poate că ar fi trebuit să aștept funeralile ca să vă invit. Vor avea loc mâine, după cum știți, și tot după cum știți, trupul neînsuflețit nu se află în casă. Scoase un ceas din buzunar, iar meg neînțelese. Era cu aproximație ora la care avea loc probabil autopsia. Aveam multă afecțiune pentru cumnata mea. Mai exact o consideram sora mea. Când a venit în casa asta, avea 13 ani și purta codițe. Megre se gândi la puștoaica întâlnită pe scară, iar interlocutorul său, care îi gândurile, se încruntă ușor, manifestând o agasare abia perceptibilă. Mă vezi scuza că beau altceva. Noroc! Lili era o copie vioaie, copilă vioaie, curioasă, puțin sălbatică și nebună după muzică. Dacă vă interesează, vă voi arăta puțin mai îndată ceea ce nu mi-am ceea ce însă-și numea refugiul ei. Băulând din pahar, apoi îl puse jos, se așeză la birou, care nu se mâna deloc o profesională, și îl pofti pe comisar să ia loc pe un fotoliu. Nu i lăsa lui Megre nicio inițiativă, iar acesta nu se simțea nici descumpănit și nici umilit. Un martor al scenei ar fi spus că era stângaci și nefiresc. Privirea -i era lipsită de acuitate, mișcările greoaie și totuși doctorul nu se lăsa înșelat. Mi s-a spus că sunteți în vacanță," V-am văzut de câteva ori asistând la partida noastră de briji care a devenit o nevoie pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru mine e aproape singurul moment al zilei pe care îl petrec în afara casei și consider că acest obicei e ca un fel de exercițiu de igienă. Apropo, îmi cer scuze că nu v-am întrebat ce face soția dumneavoastră, dar știu că a intrat pe mâna celui mai bun chirurg al nostru. Sunt prieten cu Bertrand." Nu mințise când spusese de la bun început că se interesase de megre. Ați făcut cunoștință și cu atmosfera clinicii noastre și cu măicuțele." Un zâmbet imperceptibil. Vedea și el un megres stingherit printre călugărițele care mergeau cu pași Totuși, se dovedea o misiune grea. Trebuia să explice această invitație neașteptată și grija lui de a risipi prejudecățile pe care le-ar fi putut avea contra lui comisarul de la poliția judiciară. Bănuia oare că primise un bilet de la măicuța Marii de Zanj? Probabil că vi s-a întâmplat să locuiți un timp într-un oraș mic ca al nostru." Să știți că țin la el și nu îi voi vorbi de rău. Mă aflu aici pentru că așa am vrut eu. Se uita cu o tandrețe pasionată la acel decor pe care l-amenajase pentru el. Când privirea ei se oprea asupra storurilor cu striuri luminoase, putea ghici că se gândea la mare pe care o vedea dimineața din birou, cu pânzele embarcațiunilor și cu pescărușii ei, și că de când se trezea, savura calitatea aerului și toate miresmele lui. Îmi place calmul, îmi place casa mea așa cum îi plăceau cărțile cu coperte frumoase și bibelourile de pe mobile care așteptau mângâierea degetelor lui. Aș fi putut destul de ușor să devin un sălbatic și poate că de aceea mi, -mi pun partida de briș zilnică. Pare simplu și firez, nu-i așa? Viața noastră fie căruia pare simplă până în ziua în care se produce un eveniment și oamenii încep să ne examineze nu ca pe noi înșine, ci prin raportare la acest eveniment. Cred că de aceea v-am rugat să veniți. Nu m-am gândit prea mult pe moment. V-am întâlnit de câteva ori privirea. Îmi dați voie să vă pun o întrebare indiscretă. Ce pregătire aveți? Venise rândul lui Megre să se arate mai docil decât cei mai docili dintre clienții lui. Am visat să ajung medic și am făcut primii trei ani de medicină. Moartea tatălui meu mi-a întrerupt studiile și întâmplarea a făcut să intru în poliție. Nu se temea că acest cuvânt ar fi putut șoca această atmosferă burgheză rafinată am să vă spun că privirea dumneavoastră pare întotdeauna să caute un diagnostic, replică Belami. De două zile, mulți oameni se uită la mine cu mare curiozitate, unic o spaimă involuntară. Chiar așa simt. Nu cred că sunt iubit, pentru că nu mă străduiesc să mă fac iubit. Știți că dacă ne gândim bine, asta e atitudinea pe care o iertăm cel mai greu semenilor noștri. Poate că ăsta e și motivul pentru care atât de puțini oameni au curajul să-și trăiască viața fără să le pese ce se crede despre ei. Și nu-mi păsa în urmă cu două zile. Nu-mi pasă nici astăzi. Totuși am simțit nevoia să am o explicație cu dumneavoastră. Ca și cum se temea că-și trădase prin aceste cuvinte o anumită simpatie sau slăbiciune, adăugă imediat schițând un zâmbet pe care Megre începea să-l cunoască. Poate pur și simplu am vrut să evit niște complicații. Am înțeles că erați intrigat, că voia să știți, că veți încerca să aflați cu orice preț. Unii lasă pe mai târziu lucrurile deranjante și alții le pun capăt imediat. Fac parte dintre cei din urmă. Iar eu sunt un lucru teribil de deranjant, nu-i așa? Nu, teribil, nu mă cunoașteți, nu cunoașteți orașul. Tot ce vi se va spune riscă să ajungă deformat în mintea dumneavoastră și asta nu vă place. Recunoașteți! Nu aveți liniște până nu simțiți adevărul. Lopoza acum natei sale și se uită la ea. Ținea mult la fata asta, da? vă repet că nu aveam față de ea decât sentimente fraterne. Câteodată e altfel, știu. Un bărbat se îndrăgostește ușor de două surori, mai ales dacă locuiesc amândouă în casa lui. Nu era cazul nostru și nici Lily nu era îndrăgostită de mine. Merg mai departe. Eram exact opusul a ceea ce iubea ea. Mă găsea rece și cinic. Spunea deseori că nu am inimă. Evident, toate astea nu dovedesc că accidentul a fost într-adevăr un accident, dar... Mă greu asculta, gândindu-se mai departe la copila de pescară. Era incontestabil că prezența ei în casă îl șocase pe doctorul Belami, acesta fusese mai întâi surprins. În primul moment se uitase la dânsa ca la o necunoscută și se întrebase în mod evident ce căuta la el în casă. Apoi, când se vise în întregime pe palier, știuse cine era, se putuse citi în ochii lui. Oare știuse în același timp și la cine venise? Probabil că cei din casă nu erau obișnuiți să vadă chipuri noi. Comisarul Mansui vorbise despre gelozia doctorului care, atunci când lipsea de acasă, chiar și pentru partida de bridge, își lăsa soția sub supravegherea mamei sale. Iată însă că venise cineva și imediat Belami telefonase bătrânei. Dacă ea o primise pe puștoaică, se putea presupune că i-ar fi spus imediat, chiar dacă în fața lui Megrefiul ei, ar fi evitat să o chestioneze în această privință. Dar ea nu sufla o vorbă și atunci doctorul ieșise și se îndreptase spre ușa de pe palier. Ce spusese doctorul? Evident, toate astea nu dovedesc că accidentul a fost într-adevăr un accident, dar Megrei răspunse aproape fără să se gândească. Sunt convins că n-ați avut niciodată intenția să vă ucideți nata. Poate că nuanța nu-i scăpă doctorului, dar acesta nu reacționă. Alții sunt sau vor fi mai puțin categorici decât dumneavoastră. Eu unul am vrut să vă deschidu și la acestei case și vor continua să vă fie deschise. Sper să vă dați seama că nu există aici nimic ascuns. Vreți să aruncați o privire în odăile cumnatei mele?" Veți putea face cunoștință cu mama mea, care probabil că se afla acolo în acest moment. Goli paharul și-l lăsă pe vizitator să și îl bea pe al lui, apoi deschis o ușă și trecură prin altă bibliotecă mai intimă, unde se afla un divan verde. Încă o ușă și tot cu fața spre mare, intrară într-o încăpere decorată foarte sobru, aproape austeră, unde un mare pian de concert ocupa destul de mult loc. Pe pereți se puteau vedea fotografiile unor compozitori, puține fotolii, tapiserie aproape deloc, o mochetă unii. Aici locuia ea, spuse medicul apropiindu-se de altă ușă întredeschisă și adăugă adresându-se unei persoane nevăzute. Mamă, aș vrea să ți-l prezint pe comisarul Megre despre care mai auzi vorbind. În încăperea vecină s-a un fel de mormăit, apoi a apărut o femeie foarte mică de statură, foarte grasă, îmbrăcată în negru, în mână cu un baston cu măciulie de fildeș. Avea o privire bănuitoare și nu prea amabilă. Îl pe intrus din cap până în picioare și spuse doar, Domnule, sunt jenat, doamnă, că vă deranjez tocmai astăzi, dar fiul dumneavoastră a insistat să-l însoțesc." Ea se uită la doctor prost dispusă, iar acesta îi explică cu zâmbetul lui abia schițat. Domnul mei petrece trece vacanța la sable. E un om pe care am dorit dintotdeauna să-l cunosc și dat fiindcă ne va părăsi curând. Mi-a fost teamă să nu scap această ocazie. Am vorbit despre Lili și am vrut să-i ceea ce numim refugiul ei. Totul e în dezordine. Bombănia." Totuși lăsă să treacă și mi descoperi un dormitor aproape la fel de auster, aproape la fel de puțin feminin ca și cealaltă încăpere, în pofida unor haine scoase dintr-un șifonier și care se aflau grămadă pe pat. Printre altele zări o tocă de catifea neagră, fără vreun ornament, fără nicio pată de culoare, care probabil că era pentru tânără un fel de uniformă. Pe pereți, pe mobile, nu se găsea nicio fotografie, nimic care să evoce viața de familie. Acesta era cadrul care îi plăcea. Nu avea nicio prietenă, niciun prieten. În fiecare săptămână se ducea să petreacă o zi la Nant pentru o lecție cu profesorul ei. Când în regiune avea loc un concert interesant, o însoțeam. Să coborâm pe aici. Megre se înclină în fața bătrânei și-și urmă gazda pe o scară în spirală. Ajunseră la parter, într-un fel de seră care dădea spre o grădină bine întreținută, umbrită de câțiva copaci frumoși. În dreapta se întrezărea o bucătărie mare și luminoasă. Vi se întâmplă vreodată să vă pare rău că ați intrat în poliție? Nu. Așa mă gândeam și eu. M Am întrebat de câteva ori, în timp ce vă priveam. Trecură prin saloane, iar doctorul Belami deschise ușa de la intrare. În orice caz, remarc faptul că nu mi-a spus nici măcar o întrebare. La ce bun? Megreș drea prinse pipa pe care o stinsese cu degetul când intrase în apartamentul tinerei. Când să-și a rămas bun de la oaspetele său, Belami nu prea era în apele lui. O revizită al dezamăgise? Tăcerea lui Megrel ne liniștea puțin. Doctorul nu amintise nici măcar o dată de soția lui și nu fusese vorba să-i o prezinte comisarului. Sper, domnule, că voi avea plăcerea să vă reved. Și eu, mormăi celălalt îndepărtându-se. Megrel era aproape mulțumit de sine, trăgea scurt din pipă și se îndrepta spre centrul orașului. Apoi se uită la ceas și se reîntoarse, relându-și turul obișnuit din locul unde ar fi trebuit să fie în acel moment, regăsind lucrurile deja familiare. Portul, velele întinse, mirosul de gudron și de păcură, ambarcațiunile care alunecau pe șenal și se legau la chei în fața pieței de pește. Numai că întorcea capul după toate fetele care treceau și își trecura privirea prin toate ușile întredeschise, în speranța că o va zări pe puștoica de pescară. Copila nu purta costumul local cu fustă scurtă din mătase neagră ca majoritatea fiicelor de pescar sau ca muncitoarele de la fabricile de conserve. Totuși, era de o condiție foarte modestă. Rochea era decolorată, ciorapii din lână neagră erau cârpiți și gentuța din mărgele colorate provenea de la un bazar sau un bălci din împrejurimi. În spatele portului exista o rețea de străzi înguste, unde comisarul pătrundea în fiecare zi. Casele aveau doar un etaj, iar uneori doar parter. De cele mai multe ori, ceea ce nu mai văzuse decât la sable, pivnița servea drept bucătărie, comunicând cu strada printr-o scară din piatră. După toate probabilitățile, în acest cartier locuia copila. Intră într-un bar de pescar și mă un pahar de vin alb. Doctorul Bellamy, după ce închisese ușa, probabil că urcase în grabă scara ca să ajungă la soția sau la mama lui, pe care dintre ei l-o întrebase despre vizita fetiței. Megre se cam fiecare zi, dar fără să-și dea seama, făcu un ocol și ajunse în fața comisariatului de poliție. Gara nu era departe. Probabil că sosise un tren, deoarece treceau oameni cu valize. Un cuplu i-a trase privirea sau mai curând Megre rămase cu gura căscată văzând o femeie care se atât de mult cu cele două portrete din biroul doctorului, încât te lua cu amețeală. Cea din fața lui nu mai era tânără, probabil că se apropia de 50 de ani, totuși avea același păr de un blond vaporos și aceiași ochi violeți. Se îngreșase foarte puțin și rămăsese de o sprintenală uimitoare. Femeia purta un taior alb și o pălărie albă, care contrastau cu mulțimea pur... prea puțin elegante de pe stradă. Lăsa în urma ei o dără de parfum. Mergea destul de repede însoțită de un bărbat mai în vârstă cu 15 ani decât ea și care nu părea în largul lui. Ea avea în mână o valijoară din piele de crocodil, foarte luxoasă, în timp ce el căra două valize. Era imposibil să nu fie doamna Godro, mama celor două surori, Lili Godro și Odette Bellamy. Probabil că îi se telegrafiase la Paris și venise în grabă pentru mormântare. Megrei urmări pe cei doi cu privirea. În apropiere erau câteva hoteluri, dar nu intra în niciunul. Aveau să sune oare la ușa casei din care comisarul tocmai ieșise? Megre intră în comisariat și urcă lent scara plină de praf. Fusese acolo doar o singură dată și deja se simțea ca acasă. Deschise, fără să bată, ușa de la biroul inspectorilor, care era aproape pustiu ca un ajun, trecuse de șase. Comisarul Mansui era ocupat cu corespondența. A sosit doamna Godro, la anunță Megre așezându-se pe colțul biroului. Aha, pentru mormântare, evident, acum ai aflat. Tocmai ieșea din gară cunoșteai? E de ajuns să fi văzut o fotografie a fiicei sale ca să o recunoști. Eu n-am întâlnit-o niciodată. Se zice că e încă frumoasă. Foarte. Și știe asta. Alte câteva fraze. Ai petrecut-o după amiază interesantă? Doctorul Belami a vorbit mult și m-a poftit să-i vizitez casa. Auzi? Nu cunoști cumva o puștoică de 14-15 ani, înaltă și slabă, cu roche din bumbac, cu ciorab negri din lână și bătând spre roșcat? Comisarul îl privi cu uimire. asta e tot ce știi despre ea. Are o gentuță din perle colorate. Și nu știu unde locuiește? Nu. Nu-i știi numele? Nici numele, nici prenumele. Nici unde lucrează? Nu știu nici măcar dacă lucrează. Îți dai seama că în sable trăiesc totuși vreo 20.000 de, mii de suflete și că străzile sunt pline de copile precum cea pe care mi-ai descris-o? Eu de asta aș vrea să dau. În ce cartier ai întâlnit-o? Acasă la doctorul Belami. Și n a întrebat-o? Eh, hey, pardon, nu înțeleg, e deja un indiciu evident. Megre zâmbi și își umplu fără grabă pipa. Ascultă, am impresia că te necăjesc. Mă aflu aici în vacanță asta, e clar. Nu mă privește ce se întâmplă la sable. Totuși tare mult aș vrea să o găsesc pe copil asta. Po, să încerc. Nu știu dacă se va reîntoarce acasă la doctor. La drept vorbind, nu cred. Dar ar putea să dea târcoale casei. E foarte posibil și ca mâine să aștepte pe drumul pe care va trece cortegiul funerar. Poate că dacă ei spună vorbă unuia dintre oamenii dumitale, Mansui începe să ne liniștească. Crezi că și-a ucis cum nata? Tocmai mi-a telefonat medicul legist. Și raportul lui e negativ, sunt sigur de asta. Exact, ai aflat? Că a pus a lovit direct de șosea. Corpul s-a învârtit de două, trei ori, s-a rostogolit ca un iepure. Dar toate rănile coincid cu petele de pe haine și cu locurile în care s-au rupt. Sigur, e posibil să fi fost împinsă, dar fără să fie lovită, fără să se apere n-a fost împinsă. Așadar, crezi că a fost un accident? Nu știu. Tocmai ai spus că n-a fost împinsă? Nu știu. Răspunse greu oftân și devenind mai grav. În realitate nu știu mai mult decât dumneata. Poate chiar mai puțin pentru că nu cunosc sable. Totuși aș vrea să o găsesc pe copilă. Și aș mai vrea să am o discuție între patru ori cu măicuța Marie de Zanj, ceea ce e și mai greu. Ai convocat vreodată o măicuță în birou la tine? Nu, răspunse comisarul năucit. Nici eu, îmi mai rămâne speranța că îmi va scrie din nou. Vorbea pentru sine fără să-și dea o la să-și lămurească colegul. Haide să bem un păhărel. Apropo, cel de ieri, Polite, a recunoscut? Nu va recunoaște, n-a recunoscut în viața lui. E cel puțin a zecea oară când îl prinde cu muța în sac și de fiecare dată neagă cu încăpățânare. Se oprit într-un bar frecventat de un mic grup de clienți fideli, iar pe drum gre să uitase tot timpul în jur în speranța că o va zări pe copilă. Să știm, Ansui, că e ceva ce nu știm, ceva ce nu se potrivește. Și am impresia că dacă punem mâna pe fată... Bă, o tărie în locul obișnuitului vin alb. Apoi, fiindcă Mansui insista să facă cinste, mai bă un pahar. Și ele s adăugat tuturor paharelor de vin alb pe care le băuse în cursul zilei. În jurul lui era fum, iar mirosul de alcool era atât de puternic încât se răspândea până la câțiva metri pe trotuar. Auzi, Mansui, își prinse colegul de braț. Cred că găsirea acestei copile e mai importantă decât pare. Repet, nu mă privește. Nu vorbesc atât ca profesionist. Dacă vrei să ne întoarcem la comisariat, voi scriu o notă chiar în seara asta. Știi cumva dacă valetul doctorului e căsătorit, dacă doarme în casă? Vietul Mansui nu-și imaginase niciodată că un comisar de la poliția judiciară putea să conducă astfel o anchetă. O să mă informez. Recunosc că nu m-am gândit niciodată să... Megre vorbea singur. În felul ăsta am putea afla. Apoi către Mansui. Da, să ne întoarcem la comisariat. Nu te supăra pe mine, dar nu pot să-ți explic. Dar am impresia clară că merită o steneala. Intrar în biroul secretarului la parter unde un ibric de cafea se afla pe o mică spiertieră. Auzi, Duboa, îl cunoști cumva pe valetul doctorului Belami? Nu e un blond destul de tânăr? Răspunsul îl primi de la Megre. Da, îl cheamă Francis. E belgian, spuse secretarul. Îmi amintesc pentru că a venit de două-trei ori să-și vizeze permisul de ședere. E căsătorit? O clipă că l-am pe lista mea, o găsesc eu. Lucrurile nu merseră chiar atât de simplu, nu găsau lista. Secretarul din timpul zilei plecase cu cheia de la unele sertare, până la urmă de dură de ea acolo unde n-ar fi trebuit să fie. Uite-l, Francis Charles Albert de Son, născut la Hui, 32 de ani, căsătorit cu Lorenz Van Offel, bucătăreasă, și-a vizat și ea permisul. O clipă, hotel de Remble. Nu, a plecat de acolo, Ultima adresă, hotelul Bellevue, unde lucra ca ajutor de bucătar în urmă cu două luni. Mansui se uita la Megre cu mare curiozitate. Ieșind din comisariat, îl întrebă timid. Chiar o să... nu-și sfârși fraza. Gestul lui indica orașul, hotelurile. Era posibil ca ilustrul său coleg să se apuce să caute pe la adrese improbabile, să interogheze portar și servitori ca un inspector debutant? Dacă îmi dai voie, voi cere unuia dintre oamenii mei să... Serios? Exact în momentul în care Megre se simțea cu amândouă picioarele pe pământ, de ce să nu trimită și o convocare măicuței Marie Dezan și doctorului Belami? În sfârșit, a avea și el ceva precis de făcut. Ceva care poate nu prezenta niciun interes, nicio importanță. Totuși își vă mâinile în buzunare, ca în miezul iernii, în timp ce strângea puțin mai tare pipa între dinți. Mă ți la curet cu ce afli? Chiar vrei să o căutăm pe puștoaică? Megre uită să răspundă și se despărți de el, strângându-i mâna la un colț de stradă după care se îndreptă spre clădirea impresionantă a hotelului Bellevue, cel mai luxos de pe Un ajutor de bucătar însemna cel puțin o schimbare, după măicuțe și neurologi. Auzi portar? Aș vrea să vorbesc cu Lorenz de, de son, care lucrează la bucătărie. Trebuie să vă adresați la ușa furnizorilor. Faceți la stânga, veți găsi o fundătură, o ușă cu geamuri urmate și ascensorul pentru alimente. Acolo e! După câteva momente, Megre care nu găsise pe nimeni la ușă, urca o scară uzată din spatele hotelului care amintea de culisele unui mic teatru de provincie. Apoi, între două uși batante, prin care treceau chelneri grăbiți, opri un colos de măcelar care îl privi de sus. Ce doriți? Aș vrea să vorbesc cu Lorenz de Soan. Atunci interlocutorul lui deveni aproape feroce. Nu mai spune! Cine o caută, moro mă frumos, tinere? Un prieten. Zău? Lorenz! strigă el. Vino ai să-ți prezint un prieten, un prieten de-al tău se pare!" Își făcu apariția o blondă trupeșă, ștergându-și mâinile de șorți și era clar că tânărul valet al doctorului nu conta prea mult în viața ei, că măcelarul păros îi inspira în orice caz o spaimă cumplită. Să știi, Fernand, că eu nu-l cunosc pe omul ăsta!" exclamă ea cu un accent puternic. Păi atunci care-i treaba?" Și se apropie de comisar, amenințător ca un tang. Megre simți că revine la viață. Capitolul 4 Vă rog să mă scuzați, spuse el cu multă amabilitate. Este adevărat că nu o cunosc pe doamna, n-am văzut-o niciodată. Vreau doar să o întreb unde pot să-l întâlnesc pe soțul ei, în afara casei patronilor lui. Femeia se întoarce întâi spre Fernand și spuse cu un aer triumfător: Vezi, gelosule, că nu-i ce crezi! Apoi lui Megre. Ce-a mai făcut, Francis? Lângă ei se afla ușa unei încăperi lungi, înguste, prost luminată de o ferestruică plasată prea sus, și unde becul era aprins toată ziua. O masă ocupa toată lungimea încăperii cu două bănci ca la cazarmă. Era sala de mese a personalului, unde în acel moment se aflau doar doi servitori de etaj care mâncau în tăcere la capătul celălalt. Acolo a fost poftit comisarul ca să scape de vânzolea la chelnerilor. Sunteți de la poliție, nu? Să știți că mi-e indiferent. Ba, chiar ar fi un lucru bun să fie aspru pedepsit. Pentru că asta m-ar ajuta să obțin divorțul, nu-i așa, Fernand? Era bondoacă, grasă, dar plină de prospețime cu un nascărn simpatic. Că mă gândesc că eu cu ce câștig aici trebuie să plătesc întreținerea copilului pentru că trântorul ăsta nu vrea să știe de nimic. Nu locuiesc cu el? Atunci interveni Fernand ca să pună punctul pe ei odată pentru totdeauna. Suntem împreună de doi ani. Știți cumva dacă are o cameră în oraș? Trupeșa Lorenz îi zbucni în râs. Da, o cameră cu tot confortul și cu papuși la picioarele patului. Apoi brusc circumspectă. Nu sunteți de la poliția de aici? Sunt de la Paris. Pentru că cei de aici ar trebui totuși să știe că Francis se culcă cu popin. Popin? Da, hoașca de popino care vinde pește. Aia care are o prăvălie frumoasă în colțul străzii Republicii. Scorpia asta nu știe multe, cu ea nu ține să spui una și să faci alta. Se pare că a terminat deja 300 și nu din nouia Pirpirii, așa că are ceva treabă de sâmbătă morților. E tu, franciz, nu o să reziste prea mult. Mă întreb chiar cu ce o mai mulțumește nefericitul. În orice caz, puteți fi aproape sigur că îl veți găsi la ea începând de la 10 seara. E grav, domnule? Megre evită să răspundă ca să afle mai multe. Nu se poate abține. Trebuie neapărat să șterpelească tot felul de fleacuri și să știți că nici măcar nu le vinde. Le dă femeilor, fiindcă simte întotdeauna nevoia să le impresioneze." Izbucnii în râs și se uită la Fernand cu subînțeles. Fiecare le impresionează cu ce poate, nu-i așa, domnule?" Megre o masa de seară într-un colț, singur, și expresia feței sale nu era chiar așa cum o cunoșteau cei de la hotelul Beler. Domnul Leonard îl așteptă zadarnic pentru șueta de seară în sala din spate. După ce termină cina, au pornit prin întunericul presărat cu felinare, iar valurile în seara aceea păreau fosforescente. Era abia nouă și jumătate. Prea devreme. Trecu prin fața casei doctorului unde era lumină. Urmară apoi portul micile bistrouri unde ești obligat să intri ca să stai jos un moment. Iar fi fost destul de greu să spună la ce se gândea. Era ceva vag, puțin incoerent. Totul începea cu măicuța Marie de Zanj, o atmosferă calmă de mănăstire care o influența și pe doamna Megre. Apoi doctorul și frumoasa lui casă aristocratică, frazele sale echilibrate și privirile sale pătrunzătoare. Pe urmă, brusc, o fetiță cu părul blond îl orienta spre sordida intrare din spate a hotelului Bellevue, unde dăduse peste Fernand, măcelarul și trupeșa Lorenz cu râs nervos. Străduțele erau aproape pustii, și din loc în loc puteai vedea dreptunghiul galbui al luminii unei prăvălii. Cele mai multe ferestre erau deschise. Oamenii se culcau de vreme și din stradă, aproape că îi vedeai răsucindu-se în așternuturile jilave de sudoare. Uneori, trecând astfel prin fața unei ferestre neluminate, auzea șoapte, atât de aproape de el, încât avea impresia că surprinde intimitatea acelor ființe și, ca la clinică, era tentat să meargă în vârful picioarelor. Întrebă pe cineva unde era locuința doamnei Popino, la capătul portului, în partea nouă a orașului, și descoperi o casă drăguță din cărămidă roz. Obloanele magazinului erau trase. Exista o intrare aparte, o ușă din stejar lăcuită, cu o cutie de scrisori și clanță din cupru. Se aplecă așa cum făcea când era mic și văzu lumină pe gaura cheii. Era 11 când sună. Auzi zgomotul unui scaun mișcat din loc, voci și pași. Ușa se deschise spre un coridor care mirosea alinoleum, cu un cuier din bambus în dreapta și plant ornamentale în vase de ceramică. Îmi cer scuze, doamnă, avea în fața lui o femeie aproape de același calibru ca trupeșa Lorenz, tot bondoacă, dar brunetă, îmbrăcată în costum local cu o bonetă scrobită pe cap care ilumina fața. Ce s-a întâmplat?" întrebă ea, încercând să-i distingă trăsăturile în întuneric. Aș fi vrut să schimb două vorbe cu Francis." Intrați!" Ușa din stânga rămăsese deschisă. Era cea unei sufragerii care părea nou nouță, cu linoleum roșu și galben, ghivece învelite în foiță de cupru, bibelouri și mobilă Henric al doilea. Valetul doctorului Belami era acolo, în papuci de pâslă, fără haină, fără vestă, cu cămașa descheiată la piept. Tolănit într-un fotoliu, picior peste picior, cu un păhărel alături și o pipă în gură, bărbatul își cita liniștit ziarul. În fața lui se afla alt fotoliu în care ședea popin, cu un păhărel alături și o publicație ilustrată. Domnul Megre vrea să-ți vorbească, Francis. Belgeanul se arătă mai puțin surprins decât Megre însuși. Mă cunoști? întrebă comisarul. Credeți că nu vă văd trecând în fiecare zi? V-am recunoscut imediat în urmă cu cel puțin o săptămână. I-am spus și lui Babet. Ăsta drăguțo, e faimosul comisar Megre, cum mă vezi și cum te văd. Cred că mai am pe undeva o revistă ilustrată de acum trei săptămâni în care era un articol despre dumneavoastră cu o fotografie foarte reușită. Francis se ridicase stânjenit. S-ar fi zis că, fără livrea, se simțea gol în fața lui Megre. Hai, nu-ți fie teamă, sunt convinsă că n-a venit pentru tine, ci pentru patronul tău. Vă deranjez, domnule comisar, pot să trec în dormitor. Numai că, dacă ați venit după informații, cred că o să vă dau mai multe decât Francis. Luați loc. Beți un păhărel cu noi, nu-i așa?" Trebuie să vă spun că am fost dintotdeauna pasionată după crime, așa că vă cunosc de cel puțin 15 ani. Când citesc despre un asasinat de toată frumusețea și foarte complicat, îmi spun, sper să se ocupe de el, Megre. Iar dimineața deschizi iarul mai înainte de a pune pe foc apa pentru cafea. Megre se așeză, nu avea ce face. Și atmosfera era intimă, aproape familială. Negustoreasa de pește era probabil mândră de mobila ei, de vasele ornamentale din cupru impecabile, de bibelouri, de cel interior tipic mic burghez. În fond, visurile ei erau chiar atât de diferite de cele ale doamnei megre? Francis se simțea acum și mai stânjenit și vrut să-și îmbrace haina, dar femeia l-opri. Să știi că nu trebuie să te de domnul comisar, dacă tot ce se scrie despre el e adevărat." Atunci e indiferent că ești în cămașă și el însuși o să facă așa încât să se simtă comod." O ușă în stânga dădea spre prăvălia cu pereți din marmură, de unde venea un miros dulceac de pește. Dumneavoastră credeți că a fost un accident, domnule Megre?" Hotărât lucru era ziua întrebărilor. Mai devreme, acasă la dânsul, doctorul Bellamy îl supusese unui adevărat interogatoriu. Să știți că nu vreau să spun nimic despre acest om de rău. L-am cunoscut de mic." Cred că sunt mai mare decât el cu 3-4 ani, nu-mi e rușine să o spun. Femeia avea o prospețime uimitoare care încă atrăgea, deși era trecută de 50 de ani. Îi umpluse paharul lui Megre și îl întinse pe al ei ca să ciocnească. L-am cunoscut și pe tatălui. Era același gen de om, nu prea vorbăreț. Totuși nu se poate spune că sunt îngânfați. Niște domni, dar nu te fac tot timpul să simți asta. Însă mama e altă mâncare de pește. Asta, domnule Megre, dați-i voie lui Popin să vă spună că e o scorpie. Și dacă s-a întâmplat ceva rău, sunt sigură că ea-i de vină. Credeți că doctorul va fi arestat? Nici vorbă. Era stânjenitor, nu primise sarcina să facă vreo anchetă. dorea o simplă informație. Iar a doua zi, grație acestei, Popin întregorașul avea să știe că vestitul comisar Megre se ocupa de doctorul Belami. Lucrurile puteau să ajungă departe, să se transforme într-o poveste urâtă și totuși Megre nu putea să regrete că se afla acolo. Trăgea scurt din pipă, încălzea paharul în mână și se uita în altă parte când privirea lui întâlnea picioarele femeii, care avea mania să-și țină genunchii depărtați, lăsând să se vadă o parte din pielea roz de deasupra ciorapilor negri. În sfârșit, reuși să vorbească și el. Aș fi vrut să-i pun o întrebare lui Francis. Cum ați afla că sunt aici?" Megre era gata să răspunde la întrebare, dar Popin nu-i dă dură gaz. Păi ai impresia, băiete, că nu știe toată lumea? Vă spun serios, domnule Megre, că vreau să mă căsătoresc cu el. N-ar fi primul. Din păcate are o nevastă și ea nu vrea să divorțeze. spune Francis, după amiază când am fost acasă la doctorul Belami, o puștoaică a ieșit dintr-o cameră de la primul etaj. Presupun că tu i-ai deschis ușa. Eu deschid întotdeauna ușa, răspunse el. Înseamnă că ai văzut-o. Știi cine e? Asta m-am întrebat și eu. Nu o cunoști? Nu. A venit de două ori. Prima dată era pe 2 august, când doamna se simțea foarte rău. O clipă, Francis. Da, nu te grăbi, dragule, lasă-l pe domnul comisar să vorbească. Accidentul domnișoarei Godro a avut loc în ziua de 3 august, așa e? Exact, ziua concertului. Așadar, pe 2 august spui că doamna Belami se simțea foarte rău? În mai și chiar și pe 1 august. Atunci nu s-a mai ridicat din pat. E deseori bolnavă? Nu am văzut-o niciodată stând în pat toată ziua. Ați chemat un medic? Domnul s-a ocupat de ea că doar e doctor. Evident. Numai că un medic nu ezită să cheme un confrate când e vorba de familia lui, cu atât mai mult dacă e specialist. Nu știi ce a avut? Nu. Ai intrat în camera ei? Niciodată că n-am voie nici când nu e acasă. Doctorul Belamin nu tolerează ca un bărbat să pună piciorul în camera doamnei. Odată când nu era nimeni acasă și Jean Camerista se afla în apartament, am intrat. Am făcut doar doi pași pentru că aveam să-i spun ceva lui Jean. Nu mai i-ai vorbit? Doctorul a sosit atunci pe nesimțite. Niciodată n-a fost atât de dur cu mine. Un moment am crezut că o să-mi trag o palmă. Așadar, în ziua de 1 august, cu două zile înainte de moartea surorii sale, Odette Bellamy era bolnavă și nu se dădea jos din pat. Repetă, Megre, atunci spui că a venit copila la ea prima dată? Nu pe 1, ci pe 2 august. I-ai deschis ușa. Cât era ceasul? În jur de patru și jumătate. Cu alte cuvinte la ora la care doctorul joacă brij la braserii Duremble. Poți să-l vezi de pe trotuar și să te asiguri astfel că nu e acasă. Probabil. Ce ți-a spus fetița? Că vrea să o vadă pe doamna Belami. Am crezut la început că era vorba despre mama domnului Belami. Unde se afla aceasta în acel moment? În camera unde ținem lenjeria că era ziua când vine croitoreasa. Vă explic eu, promise Popin. A, aproape că-și face rochile singură din economie, că e zgârcită foc. A, o să bătrână și cocoșată pe care o îmbrac, așa cum se nimerește. Da, e, e indiferent din moment ce costă puțin. O să vă spun niște istorioare. Când îmi dădea telefon ca să-mi ceară niște pește nu foarte proaspăt pentru masa servitorilor. O clipă, vă rog. Îmi cer scuze, continuați. Ai condus-o sus pe micuță? Nu, ea a răspuns că doamna nu primește pe nimeni. M-a rugat să mă duc să o anunț că a venit mica și că avea ceva foarte important să-i spună." Și ai intrat în dormitor ca să-i transmiți." Nici vorba am strigat-o pe Jean. Eram convins că doamna nu va primi pe puștoaică. Dar m-am înșelat că a spus că poate să urce." Și-a stat mult timp?" Nu știu, m-am întors în oficiu unde aveam de curățat argintăria." Știți, domnule Megre..." Ei îl lustruiește obiectele din cupru. Degeaba am o femeie de serviciu toată ziua, că ține neapărat să facă el asta, pretinzând că femeile nu știu să frece. Astăzi, când a venit din nou, ai condus-o imediat sus? N-a fost nevoie să o anunț. Am văzut-o pe Jean pe palier și Jean mi-a strigat, la o să urce Francis. Altfel spus de data asta, patroana ta o aștepta? Presupun. Nu asculți niciodată la uși? Nu, domnule. De ce? Din cauza mamei domnului Belami, crezi că-i greoaie și aproape neputincioasă? Ai impresia că se sprijină în baston ca și cum nu s-ar putea ține pe picioare și te pomenești cu ea lângă tine fără să o auzi. Tot timpul să plimbă prin casă. O scorpie! Și culmea, domnule Megre, că nici măcar nu-i de familie bună. Când face piața cu bucătărea să ne o cărăște ca pe niște târfe. A uitat că tatăl ei era un bețiv care l-adunau după trotuar și că mama ei a muncit cu ziua. E drept că a fost o fată frumoasă, dar n-ai crede când o vezi acum. Spuneți-mi, doamnă Popino, puteți să-mi ziceți Popin ca toată lumea? spune Popin, n-ai idee, dumneata care cunoști pe toată lumea din sablă, a cui poate fi această Lusil?" A, cu zece ani v-aș fi răspuns da, încă făceam comerț ambulant, mergeam din poartă în poartă, împingând în căruciorul cu pește. Atunci vă dați seama că o cunoșteam toți stâncii. E înaltă și slabă, cumpăr aproape incolor de nuanța paiului. Poartă codițe? Nu. Păcat, pentru că știu una cu codiței fica dogarului. Are 14 sau 15 ani? Poate mai mult, că e deja format, are un piept rotunjor. Gândește-te bine. Nu-mi dau seama. Da, să știți că până mâine la prânz am și aflat. La câtă lume intră în prăvălia mea, nu o să-mi ia mie mult ca să mă informez. La urma urmelor orașul nu-i mare. Megre avea să-și amintească de cuvintele astea puțin mai târziu. Orașul nu e așa de mare. Ai impresia, Francis, că stăpânii tăi se înțeleg bine?" Belgianul nu știa ce să răspundă. Se ceartă des?" Niciodată!" Îi se părea uimitor că cineva s-ar fi putut certa cu doctorul. I se întâmplă să vorbească tăios cu soția lui?" Nu, domnule!" Megre înțelegea că trebuia să insiste. Sunt veseli când sunt împreună, de exemplu, la masă, presupun că tu îi servești. Da, domnule, vorbesc mult. Domnul vorbește la fel și mama lui. Ai impresia că doamna Belami e fericită? Uneori, domnule, dai greu de spus dacă l-ați cunoaște mai bine pe domnul. Încearcă să-mi explici. Nu pot. Nu e un om căruia să-i vorbești cum mai vorbi oricui. Se uită la tine și atunci te simți mic de tot. Soția lui se simte mică de tot în fața lui? Poate uneori se întâmplă să vorbească așa ca toată lumea. Povestește ceva râzând, da, apoi se uită la el și se oprește brusc. Cred că asta se întâmplă mai curând când se uită la soacra ei interveni Popin. Probabil înțelegeți, domnule Megre, că o femeie tânără ca Odet și pe ea am cunoscut-o de mică, iar pe atunci nu era cu nasul pe sus. Ziceam că o femeie tânără ca ea nu-i făcută să trăiască în casă cu o i-ar trebui nu un baston, ci o mătură ca să încalece pe ea. Un moment, Megre se gândi la interrogatoriul pe care blândul Mansui îl luase lui Polite. Delicventul tăcea cu încăpățânare, nu deschidea gura decât constrâns și forțat, ca să tăgăduiască împotriva oricărei evidențe. Popin și Francis, din potrivă, vorbeau mult, și totuși era la fel de greu să te apropii de adevăr. Simțea că acesta nu era departe. Îl adulmeca și încerca în minte să-l așeze pe fiecare la locul lui, de exemplu, în jurul mesei familiale, dar întotdeauna exista un detaliu care nu se potrivea și care suna fals. Nu era ușor să vezi niște oameni prin ochii unui valet, amantul doamnei Popino. Înainte de a fi bolnavă, cum își petrecea zilele doamna Belami? Bietul Francis! Popinul încuraja să vorbească și aproape că îi sufla că la școală. Ar fi vrut să-i fie pe plac comisarului și încerca să se exprime cât putea de clar. Nu știu, mai întâi stătea până târziu în camera ei unde îi se ducea micul dejun. Până la ce oră? Până pe la zece. O clipă. Stăpânii tăi dorm separat? Există două dormitoare și două săli de baie, dar nu l-am văzut niciodată pe domnul dormind la el. Chiar și în aceste ultime două zile? Pardon, de pe 3 august doarme singur. În timpul zilei doamna se duce deseori în camera domnișoarei. Se așeza într-un col și citea ascultă muzică. Citea mult? Aproape întotdeauna am văzut-o cu o carte în mână. Ieșa din casă? Rare ori fără domnul sau dacă nu cu soacra. Nu ieșa niciodată singură? Ei se mai întâmpla. Mai des în ultima vreme decât înainte? Nu știu. Știți că asta mare în oficiu există un mic panou de afișaj. Mama domnului l-a făcut, suntem trei servitori, eu, bucătăreaza și cu Jean. Pe panou găsim programul pentru toată ziua. La o anumită oră trebuie să fim într-o anumită încăpere, să facem cu tare muncă și o adevărată dramă dacă suntem găsiți în altă parte. Cele două surori se înțelegeau bine? Da, eu așa cred. La masă, Lili era mai veselă sau mai vorbăreață decât Odet? Amândouă erau la fel. Îți repet întrebarea de mai Dinaur și-ți cer să te gândești. Ești sigur că stăpâna ta s-a îmbolnăvit pe 1 august, cu două zile înainte de moartea surorii sale? Sunt sigur! unde își primește doctorul pacienții? Nu-i primește în casă, cine anexa din fundul grădinii, anexa dă direct spre o străduță. Cine le deschide ușa pacienților? Nimeni. Apa se pe buton și un mecanic deschide ușa. Bolnavi intră într-o anticameră și așteaptă. Vin puțin, că aproape întotdeauna au programare. Domnul, nu are nevoie de asta, înțelegeți? Goliți paharul, domnule Megre, să vi-l umplu. El golie, apoi ciogni din nou cu Popin și cu Francis. Erau ușor impresionați de gravitatea comisarului și de efortul pe care îl intuiau în mod vag. Nu e atât de greu să știi ce se întâmplă în casele astea mari, spuse Popin, vrând parcă să-l consoleze. Cei ca noi spun tot ce gândesc și chiar mai mult, dar alții. Uitați! o întrerupse Francis. Dacă e să luăm numai seara asta, de obicei aștept să mă sune domnul ca să-i aduc paharul cu whisky. Pentru că în fiecare seară, pe la 10 când se află în bibliotecă, bea un ultim pahar cu whisky. Deși am o cameră în casă, știe bine că nu dorm acolo. Așesta va pe birou, pun gheață în pahar și el îmi spune invariabil. Noapte bună, Francis, poți pleca. Dar în seara asta... Intui încordarea lui Megre și se simți stânjenit, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-l dezamăgească iar. E doar un detaliu, mi-am amintit pentru că Popin a spus că nu știm niciodată ce se întâmplă în casele mari. De obicei pregătesc tava dinainte și uneori stau și mă uit un sfert de oră la ceas. Sunt singur în acel moment. Jean e la ea și fumează în pace în romane. Bucă să-i căsătorită și doar în oraș. La zece și un sfert, când am văzut că domnul nu m-a sunat, am urcat cu tava fără să fac zgomot. Am văzut lumină sub ușă, am așteptat un timp și apoi m-am uitat pe gaură Nu era la locul lui. Am bătut și m-am uitat, dar n-am văzut pe nimeni. Am făcut turul ca fără să intru evident în camera doamnei, dar nu era nicăieri, nici jos și nici în cabinetul de consultații din anexă. Am urcat la Jean și mi-a spus că nu era nici la doamna care și se ușa o clipă, obișnuiește să-și încuie ușa? Nu când domnul e plecat. N-am acordat nicio atenție acestui lucru și la zece și jumătate am lăsat Dava și am plecat. E prima dată când pleacă de acasă fără să-mi spună, mai ales lăsând lumina aprinsă. Ești sigur că a ieșit din casă? Nu i-am văzut pălăria în cuier. A luat mașina? Nu, m-am uitat în garaj. În acel moment, Popin și Francis se uitară cu aceeași privire uimită, apoi neliniștită la Megre care se ridica schimbat la față. Aveți telefon?" Întrebă el. Intră în prăvălie și se sprijini cu coadre de teșgheaua din marmură rece lângă balanța e mai lată. Alo, braserii duremble? Spuneți-mi, l-ați văzut pe doctorul Belamin seara asta? Interlocutorul nu-l întrebă cine era. Nu, nu după amiază, da, după cină. Nu l-ați văzut? O clipă, vă rog. Comisarul de poliție nu e acolo? Nu vine niciodată seara? Nu întrerupeți, domnișoară. Chelnerul e la telefon? Administratorul? nu e acolo niciunul dintre domnii care joacă bridge. Da, domnul Ruie, domnul Lurso. Bine, dați-mi-l vă rog pe domnul Lurso. La capătul celălalt al firului s-a o voce moale, cea unui om aflat la a sau a șasea oră de bridge și la cel puțin al șaselea pahar. Alo, domnule Lurso? Îmi cer scuze că vă deranjez un comisarul megre. Nu are importanță, aș vrea o simplă informație. Știți unde aș avea șanse să-l găsesc la această oră pe Belami? Nu, nu e acasă. Ce spuneți? Nu este niciodată seara? Nu vedeți unde? Vă mulțumesc! Megre era din ce în ce mai greu, e cu o umbră de anxietate în privire, răsfăi cartea de telefon și îl sună pe medicul legist. Alo, sunt comisarul Megre. Nu, nu-i vorba despre o anchetă. Aș vrea doar să știu dacă doctorul Bela mi se află cumva la dumneavoastră. mi am zis că date fiind evenimentele pentru că sunteți și prieteni, nici vorbă, voiam doar să-i cer o informație. Nu l-ați văzut? Nu aveți idee unde l-aș putea găsi? Poftim? La clinică? Nu m-am gândit. Era atât de simplu. Doctorul putuse să se ducă la clinică sau la spital ca să-și vadă un pacient. Alo, măicuța Aurelii? Pardon, mi s-a părut că-i recunosc vocea. Puteți să-mi spuneți dacă doctorul Belami nu era nici la clinică, nici la spital. Un detaliu, Francis. Dormitorul doctorului dă spre Remble? Nu chiar, dă spre fața, dar din spre, se vede de pe Remble. Mulțumesc. Plecați? Îi lăsă foarte derutați în mica sufragerie, el în papușii cu cămașa descheiată, ea foarte însuflețită că petrecuse o seară cu eroul ei. Dacă sunteți în cartier mâine pe la prânz, domnule, megre voi avea cu siguranță informații despre fetiță. Megre aproape că nu o mai asculta. Acum străzile erau complet pustii, trecuse de miezul nopții. Zări un agent de poliție sub un felinar, vrut să-l întrebe dacă-l văzuse pe doctorul Bellamy, dar se răzgândi. În marea casă de peremblee era luminată doar fereastra bibliotecii. Francis lăsase lumina prinsă la plecare, după cum îi spusese comisarului. Dacă doctorul s-ar fi întors acasă, probabil că s-ar fi văzut lumină în dormitorul lui. În orice caz, ar fi stins lămpile din birou după ce și-ar fi băut paharul de whisky. Popin spusese că era un oraș mic, iar acum Megre avea impresia că era prea mare. Oricum, destul de mare ca să fie imposibil să găsești un om, o fetiță. Măcar dacă ar fi știut mai din timp că o cheamă Lucille. Mergea cu pași repezi. În loc să se întoarcă la hotel, preferă să facă un ocol și văzu lumina roșie a comisariatului, unde erau doar un brigadier și câțiva oameni de gardă. Cunoașteți cumva o puștoaică pe nume Lucille? Polițiștii și întrerupseră partida de belotă și se uitară unul la altul încercând să-și amintească. Pe soția mea o cheamă Lucilda, a căutați-o puștoică, așa că probabil nu e ea. Glumi unul dintre ei. Nu -i știți numele de familie? Întrebă cu naivitate brigadierul. Atunci un agent de 30 de ani îi servi o lecție lui Megre spunând calm. Ar trebui să le întrebați pe institutoare. Chiar așa. Comisarul care nu avea copii nu se gândise la asta. Era foarte simplu. Câte școli sunt în sable? O clipă. Cu cea de la Chateau d'Oleron sunt trei. Mă refer la școlile de fete fără să le punem la socoteală pe cele ale călugărițelor. Institutoarele dorm acolo? Sigur că nu, mai ales că e vacanță. Megre făcuse nenumărate anchete, investigase în cele mai diverse medii, dar așa cum, în urmă, cu câteva zile nu știa nimic despre măicuțe și atmosfera din clinici, nu știa nimic nici despre școli. Crezi că institutoarele au telefon? S-ar putea să nu o aibă câștigă cam cât noi bietele de ele. Brusc se simțea obosit. De la cinci după amiază, mintea lui lucrase într-o cadență atât de rapidă, încât se simțea deodată vlăguit, parcă inutil, în momentul în care se lovede un zid stupid. 80 institutoare dormeau undeva în oraș, în micile case înghesuite una în alta, cu ferestrele deschise spre străduțe sau grădinițe. Cel puțin una dintre ele o cunoștea pe micuța Lucil, care i corecta zilnic temele. Un moment, în ușa comisariatului, pe punctul de a se cufunda din nou în întuneric, ezită, Vru să se întoarcă, să ceară lista cu toate institutoarele din ținut, să meargă din ușă în ușă. Îl opri simțul ridicolului. Orașul nu-i foarte mare, spusese Popin. Din păcate, prea mare. Probabil că negustorea sa de pește și Francis vorbeau despre el înainte de a dormi. Și poate că la fel făcea și celălalt cuplu, Flamanda și măcelarul Fernand. Poate și Lurso, medicul legist, măicuța de gardă de la clinică, toți cei pe care îi deranjase în cursul serii. Probabil că lăsa în urma lui un fel de undă de neliniște sau cel puțin de curiozitate. Oare avea dreptul? Pentru că în minte-i venise o idee încă vagă, să tulbure și alte străzi, să tulbure tot acel orășel ghemuit în jurul portului. Sună la ușa hotelului. Domnul Leonard, care adormise dormise pe un scaun așteptându-l, veni să-i deschidă cu o privire plină de reproș. Nu pentru că fusese nevoit să-l aștepte până la acea oră, ci pentru că presupunea că Megre nu se purtase cum se cuvine. Păreți obosit, spuse el. Un păhărel înainte de culcare. Nu cumva cunoașteți o copilă pe nume Lucil care... Era ridicol. Îi era ciudă pe el însuși. Domnul Leonard umplu două păhărele cu calvados. Dumnezeule mare, ce de păhărele golise și cât vin al putuse să bea megre de câteva zile. Totuși, nu era beat. Noroc. Se potigni pe scară și își lăsă hainele în cameră unde nimeri. A doua zi, adică în ziua aceea, pentru că era trecut de miezul nopții, avea loc în mormântarea. Mai înainte va da un telefon comisarului Mansui, care era la birou de la ora 8 dimineața. Își petrecu prima parte a nopții într-un fel de coșmar. Apăsa pe butonul sonerii lor o mulțime de sonerii, ușile se întredeschideau și apăreau capete care se legănau într-un semn negativ, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Nimeni nu vorbea nici el. Totuși, toată lumea înțelegea că i căuta pe doctor și pe Lusil. Apoi un gol mare și negru, neantul, și în sfârșit ușă și vocea servitoarei Germain. Sunteți căuta la telefon. Se culcase fără pijama pe care o căuta acum peste tot. Perna era umedă de o sudoare acidă care mirosea alcool. Nu auzea zgomotele familiare în camerele vecine. Era prea devreme sau prea târziu. Îmbrăcă halatul de casă în timp ce deschidea ușa. Cât e ceasul? Șapte și jumătate. Timpul părea decalat. Megrenu recunoștea lumina obișnuită din momentul trezirii. Și cum putea să-i telefoneze comisarul Mansui la o șapte și jumătate? Alo, domnul comisar? Și vocea lui Mansui avea ceva anormal. Am aflat numele. Urmă un moment de tăcere. De ce Megrenu îndrăznea să întrebe? O cheamă Lucille de fiu. Alt moment de tăcere cu siguranță că ceva nu funcționa cum trebuie în timp, în spațiu. Și? strigă el exasperat. E moartă. Atunci, în timp ce ținea receptorul, la ureche în ochii lui Megrea părură lacrimi de furie. A fost sugrumată asta noapte în pat lângă camera mamei sale. Domnul Leonard, care ieșea din pivniță în mână cu o sticlă de vin alb, rămase cu gura căscată, întrebându-se de ce Megre să uita la el cu privirea aceea cruntă, care părea că nu îl recunoaște. Capitolul 5 Se făcuse deja târziu când Megre băgă de seamă că era norat și că în zori, probabil, căzuseră câțiva strop de ploaie. Aerul mohorât al oamenilor și lucrurilor, adăugându-se dispoziției sale posomorâte, îl împiedicase până atunci să privească cerul și să constate că pentru prima dată de la sosirea lui la sable, mare era de un verde albăstrui, icicolo colo cu pete încrețite și aproape negre. La comisariat, probabil că oamenii de noapte nu fusese răschimbați și domnea o atmosferă de dezordine, oboseală și neliniște. Din întâmplare, la capătul de jos al scărilor se lovi de agentul care, pe la miezul nopții, avusese ideea cu institutoarele. Ce vârstă avea oare fetele lui? Recunoscându-l pe megre, omul tresării, avea tunica descheiată și părul ciufulit dormise pe bancă. Și iată că se pomenea față față cu omul care, cu câteva ore în urmă, se încăpățâna să găsească adresa copilei. Era ceva incoerent. Totul era incoerent în acea dimineață. Oare agentul își imagina că Megre era asasinul? Comisarul urcă lent scara, pipa avea un gust rău, se bărbierise și se îmbrăcase în câteva minute, apoi găsise la ușă mașina poliției trimisă de Mansui ca să câștige timp. De ce-i ceruse șoferului să facă turul promenadei Remble? probabil ca să vadă casa doctorului. Era la locul ei, bineînțeles. Primul etaj părea învăluit în tăcere, cu jaluzelele trase, dar niște oameni de la pompele funebre aranjau frumos la ușă draperii de doliu. Trecu și prin fața bisericii, de data asta pentru că pe acolo era drumul spre comisariat, dar nu zări decât niște bătrâne cu bonete scrobite care ieșau de la slujbă. În biroul inspectorilor domnea oarecare agitație. Se vorbea la mai multe telefoane. În ochii tuturor se putea citi aceeași stupoare. Grimasa buzelor nu era doar cea a unor oameni trezis prea devreme din somn, ci exprima dezgust și furie reținută. Majoritatea nu erau bărbieriți, probabil că nu ajunseseră acolo de mult timp. Poate că, în trecere, găsiseră un bar deschis ca să bea o cafea. Ușa din capătul încăperii se deschise brusc. Mansui pândise pasul comisarului și îl aștepta în pragul biroului. Arăta atât de schimbat încât Megre se simți puțin jenat. Cine știe? Poate că și interlocutorul lui se simțea la fel. Comisarul de poliție nu era nici el bărbierit. Mansui fusese anunțat primul și primul se dusese acolo. Erai surprins să-i vezi obrajii năpă năpădiți de o barbă aspră ca pirul, de un roșcat mai închis decât părul. Ochii săi de un albastru deschis nu mai exprimau timiditate, ci o adevărată îngrijorare. Megre se apropie și intră, apoi ușa se închise, iar pupilele comisarului de provincie rămase rațintite asupra lui, întrebătoare. Megre era prea prins de propriile gânduri ca să se mai preocupe de reacțiile celorlalți. Cum să nu fie Mansui puțin înspăimântat în fața acelui bărbat solid care, în ajun, deși nu fusese niciun moment vorba de copilă, se ocupa de ea cu încăpățânare și o descria cu minuțiozitate doar cu câteva ore înainte de a fi sugrumat în patul ei. Presupun că vrei să mergi acolo?" întrebă el cu o voce răgușită. Nu avea ocazia să vadă prea des la sablă astfel de spectacole și era foarte tulburat. Se simțea după felul în care spusese acolo. L-am prins la telefon pe procurorul de la sur Surion. Va trimite parchetul pe la ora 11. Poate chiar mai înainte dacă vor reuși să-i adune pe toți cei care trebuie să vină. A ținut să alerteze brigada mobilă de la Poatie ca să trimită doi inspectori. Nu i-am spus că ești aici. Am făcut bine? Ai făcut bine. Nu te ocupi de anchetă. Megre tu din numeri fără să răspundă și intui că îl dezamăgea pe Mansui. Ce putea să facă? Deși e de vreme s-a străz multă lume în jurul casei, el la marginea orașului, aproape în afara lui, într-un cartier de căsuțe înconjurate de mici grădini. Taica Dufio e paznic de noapte la șantierele navale. A acceptat acest post când i-a fost amputat un braț. Îl vei vedea. Cred că a fost cumplit pentru el. Fii atent. Comisarul povestea cu coatele pe birou și bărbia sprijinită în pumni. A terminat munca la șase dimineața când a intrat la lucru primul schimb. Totul s-a petrecut în dimineața asta ca de obicei. Totul, subliniez. E un om calm și meticulos. Casnicele care se trezesc dis de dimineață pot să-și potrivească ceasul când trece el. Intră în casă fără zgomot pe la șase și douăzeci. Mi-a explicat totul în detaliu cu o voce de somnambul. Ușa de la intrare de direct în bucătărie. În stânga e un scaun cu fund de pai. Îl vei vedea. La picioarele acestui scaun îl așteaptă papucii. Își scoate pantofii ca să nu trezească pe nimeni. Aprinde focul în sobă unde lemnele sunt deja pregătite, cu o bucată de ziar și cu gătejele trebuincioase. Cafeaua râșnită se află în filtru cafetierei și când apa clocotește în vas, o toarnă. Și noi mai rămâne decât să pună două cuburi de zahăr în cana cu flori. Vei vedea. Lângă foc se află o pendulă cu balansier din cupru. Cadranul ei arată șase și jumătate când cu cana în mână ei intră tot fără zgomot în camera soției. De ani de zile totul se întâmplă exact așa în fiecare dimineață. Megre deschise fereastra în pofida răcorii de afară. Spune mai departe. Doamna Dufioi, e o femeie slabă, palidă, bolnavă. Nu și-a mai revenit niciodată după ultima naștere, ceea ce nu o împiedică să trebăluiască din zor și până în seară. E foarte sensibilă, mereu încordată, mereu tulburată, una dintre acele ființe care își petrec viața așteptând să se întâmple nenorocirea. Femeia s-a îmbrăcat în timp ce soțul ei se dezbrăca de hainele gurase purtate în cursul nopții. Ea a remarcat. Plouă. Mai devreme a plouat. Abia atunci se uită mai greu la cerul cenușiu. Au rămas împreună preț de o jumătate de oră că e aproape singurul lor moment de intimitate. Apoi la șapte dufiu a deschis o ușă ca să se ducă să-și trezească fica. Căsuțele astea n-au jaluzele. ferestrele larg deschise ca întotdeauna în acest anul timp. dau cele din spate spre grădiniță. Lucil era moartă în patul ei cu fața vânătă, cu urme mari și negre pe gât. Vrei să mergem acolo?" Totuși, Mansui încă nu se ridica, aștepta, încă mai spera. I se părea imposibil ca celălalt să nu aibă nimic de spus. Să mergem, se mulțumi să zică Megre Iar strada, acolo, la periferie, era exact așa cum și-o imaginase după relatarea comisarului de poliție. Era într-adevăr strada tipică de pe care provin fetițe precum Lusil, în colț cu prăvălia unde se vând legume, mărfuri de băcănie, gaz lampan și bomboane, cu femeile din pragul ușilor și copiii care se joacă pe trotuar. La uși se formeasă grupuri. Unele femei se mulțumiseră să-și pună o haină peste cămașa de noapte. Vreo 50 de persoane se adunaseră în fața unei case mici, asemenea celorlalte, unde stătea de pază un agent în uniformă. Mașina opri. Cei doi bărbați coborâră. Atunci, pe trotuar, Megre se opri un moment, fără să anunțe, fără motiv, așa cum fac uneori oamenii pe care îi apucă pe stradă un rău de la inimă. Vrei să intri?" Megre făcu că da. Curioșii le făcură loc să treacă. Mansui bătu discret la ușă. Le deschise bărbatul. Nu avea ochii roșii, dar părea năuc și mergea ca un automat. Se uită la Mansui, pe care îl recunoscu și nu se mai preocupă de ei. Se putea spune că în ziua aceea casa nu-i mai aparținea. Ușa dormitorului era deschisă, iar pe pat doamna Dufio, care gemea ca un animal. Un medic de cartier stătea la căpătuiul ei, în timp ce o femeie bătrână cu o burtă enormă, poate o vecină, se agita pe lângă sobă. Cănile cu flori mai erau încă pe masă, dintre care una plină cu cafea cu lapte, cea pe care Dufio o ducea fiicei sale la ora șapte. Casa avea doar trei încăperi. În dreapta, bucătăria, care servea drept cameră comună și era destul de mare, cu o fereastră ce spre grădină și alta spre stradă. În stânga, două uși, două dormitoare, unul cel al părinților, dâns spre stradă, iar celălalt spre spatele casei. Pereții și șemineul erau împodobiți cu fotografii. Aveau doar un copil? întrebă megrecu cu glas căzut. Trebuie să mai aibă un fiu, dar nu cred că-i la sable. Recunosc că n-am avut curajul să-i interoghez mult timp. Parcă tu va veni în curând și domnii de la poatie vor face ce trebuie făcut. Mansui mărturisea în acest fel că nu era plămădit pentru o asemenea meserie. Se uita cu coada ochiului la Megre, căruia părea că îi era teamă să intre în al doilea dormitor, a cărui ușă era închisă. Nu s-a atins nimeni de nimic? Mai întrebă el, fără să-și dea seama, pentru că era o frază profesională. Mansui scutură din cap în semn că nu. Să intrăm. Deschise ușa și simți cu uimire un miros puternic de tutun. Imediat zări un bărbat care stătea în cadrul ferestrei și care se întoarse spre ei. Ca măsură de precauție am lăsat un inspector în această încăpere," spuse comisarul de poliție. Ați promis că trimiteți pe cineva să mă schimbe," protestă inspectorul. Imediat la lui. În cameră se aflau două paturi, care aveau între ele exact atâta loc cât să intră o noptieră. Erau două paturi din fier, ale căror bare se profilau un negru pe tapiserie albăstruie. Patul din dreapta nu era desfăcut. Pe celălalt, un cearșaf acoperea în întregime un corp gemuit. Un dulap mare, lipit de peretele din față, o masă acoperită cu un prosop, având pe ea un lighean lat alb, un pieptene, o perie, precum și un săpun pe o farfurioară, iar sub masă o carafă și o găleată albastră. Asta era tot. Așa arăta camera lui Lucil, pe care probabil compărțise cu fratele ei. Știi cine-i bătrâna din bucătărie?" Nu era acolo dimineață sau n-am văzut-o eu pentru că era plin de curioși și i-am scos cu greu din casă. Mama n-a auzit nimic? Nimic. Medicul legist a fost? Probabil că a trecut pentru că i-am telefonat înainte de a veni eu însumi. Îl voi suna din nou când ajung la birou. Mi grefă făcut în sfârșit gestul așteptat. Se apropie lent de căpătâiul patului și s-a să ridice șarșaful. Totul dură doar câteva secunde, apoi se îndreptă imediat spre fereastră. Mansui se afla lângă el. Cei trei bărbați, inclusiv inspectorul, cercetare cu privirea grădinița împrejmuită cu țăruși legați între ei cu sârmă ghimpată. Într-un col se vedea un cotez de iepuri, iar în celălalt o baracă unde Dufio își ținea probabil uneltele și meșterea norele libere. Câteva legume creșteau din solul nisipos, praz de un verde palid, lăptut și varză. Cinci răsaduri de roșii erau pline de rod agățate de araci. Nu aveau nevoie să vorbească. Pe acolo venise asasinul. Puteai ușor să sari peste sârma ghimpată și chiar mai ușor să treci peste pervazul ferestrei, iar dincolo de grădiniță se întindea un teren viran, îndepărtare profilându-se niște clădiri vechi, unde fusese probabil pe vremuri o uzină. De a lăsat urme de pași, ploaia de azi dimineață le-a șters," spuse inspectorul încetișor. Colegul meu și a căutat. Căuta aprobarea lui Megre, care nu avea nicio reacție, se preocupase vreodată de amprente?" Totuși și în grădină, prin bucătărie, unde două persoane tocmai intraseră. Merse pe o mică alee, făcută din pietre plate, luate de pe terenul viran. Iepurii își mișcau botul privindul, iar el lo câteva frunze de varză, deschise grilajul și îl închise la loc. Aceea era atmosfera mohorâtă, decorul sordid în care femei, precum doamna Dufie, slabe și bolnave, își petrec viața numărând fiecare bănuț. Cât e ora?" întrebă el, fără să se gândească să scoată ceasul din buzunar. 9 fără cinci. Când mormântarea are loc la 10 și jumătate, la început Mansui nu înțelese noțiunea de înmormântare confundându-se în mintea lui cu micul cadavru pe care tocmai îl văzuseră. Apoi și-a aminti de cealaltă moartă și se uită la Megre mai atent. Te duci? Da. Crezi că există vreo legătură? Oare Megre auzise? Nu lăsă să se vadă. Reveni lent spre casă, Bătrâna, suspinând și ștergându-se într-una la ochi cu colțul șorțului, povestea drama nouveniților un frate al lui Dufio și soția lui, care fusese anunțați de vecini. Era ciudat. Oamenii aceia vorbeau tare, direct, fără să se ferească, fără să se gândească la faptul că mama zăcea în pat în camera vecină cu ușa deschisă. Gemetele ei însoțau ca o pe spusele bătrânei. Ea am spus lui Gerard, nu, poate fi decât un nebun, pentru că o cunoșteam pe fată, poate mai bine decât oricine, Fiindcă la mine venea să se joace când era mititică și i-am dat păpușa fetiței mele care murise. Mă scuzați o clipă. Me greu atinse pe umăr. Ea a devenit brusc respectoasă. Pentru dânsa, toți cei pe care îi vedea în ziua aceea în casă erau niște domni, personaje oficiale. Fiul a fost anunțat. Emil? Bătrâna aruncă o privire spre una dintre fotografiile de pe perete, cea a unui tânăr de 17-18 ani, cu trăsături fine și privirea vioaie, îmbrăcat cu o oarecare eleganță. Nu știți că Emil a plecat? Tocmai asta e înspăimântător pentru piata femeie, domnule judecător. Fiul pleca săptămâna trecută, fiica... E la armată? Oare nu asta era drama oamenilor de felul lor? Nu, bunul meu domn, încă nu are vârsta, stați puțin. Acum are 19 ani și jumătate, și câștiga bine traiul aici. Era respectat de patronii lui. Și e brus săptămâna trecută și-a pus în cap să plece la Paris. Așa, dintr-o dată, fără să spună nimic nimănui. N-a lăsat nici măcar un bilețel. Anunțase doar că trebuie să lucreze toată noaptea. Mart l-a crezut. E o femeie care crede tot ce-i spui. Dimineața, văzând că nu mai vine, a avut curiozitatea să uite în dulapul cu haine și lucrurile lui nu mai erau acolo. Apoi, când a trecut poșta și-a adus o scrisoare prin care Emil îi cere iertare și o anunța că pleacă la Paris, că era viața lui, viitorul lui și tot așa. Mi-a citit-o. Cred că e de la bufet. Vreau să aducă scrisoarea, dar mai o opric un gest. Știți în ce zi a fost asta? clipă că pot să vă spun. Intră în dormitor, vorbi cet cu Dufio, care se uită la ea un moment fără să înțeleagă, apoi aruncă o privire spre comisar. Se întreba de ce îi punea întrebarea asta. Se gândi, apoi răspunse. Trebuie să fi fost marți, noaptea de marți spre miercuri. Știți dacă au mai primit vreo veste de atunci? Marți mi-a arătat al altei o carte poștală pe care a primit-o de la Paris. Comisarul Mansui nu mai încerca să înțeleagă. Se uita la Megre cu aceeași tulburare ca și cum l-ar fi bănuit că dețin o putere aproape demonică. Ai fi zis că se aștepta să afle în cursul zilei că și fiul lui Dufie murise. Pe când ieșau din casă, un tânăr înalt cu pardesiu de gabardină își croia drum printre curioși. Un jurnalist, spuse Mansui. Megre preferă să plece foarte repede, începea comedia disgrațioasă. Jurnaliștii, fotografii, parchetul, apoi domnii de la poatie și interogatorile lor specialiștii de la identitatea judiciară, care vor umple încăperile mici cu aparatele lor și vor fotografia cadavrul copilei din toate unghiurile. Te așteptai la asta?" îndrăzni în sfârșit să întrebe Mansui în mașina care îi ducea înapoi la comisariat. Mă așteptam la ceva." Răspunse Megre cu aerul cuiva care revine de departe. Urci un moment la mine!" Comisariatul începea să-și recapete aspectul obișnuit, înțesat de oameni care aveau nevoie de un certificat, de o semnătură, de un document oarecare, oameni sărmani care așteptau pe bănci din lemn la bunul plac al domnilor. Mansui era chemat în toate birourile, dar urcă mai întâi la etaj. Au sunat de la poatie," îl anunță un inspector. Vi-i trimit pe Pișeu și Boaver. Au plecat de mai bine de o oră cu mașina și vor ajunge aici pe la 10. Identitatea judiciară vine cu ei." Au cerut să instalăm un baraj în jurul orașului și să oprim toți suspecții. Mansui răspunse. S-a făcut deja. Și rostind aceste cuvinte, îi adresă lui Megre o privire care parcă spunea. Ce altceva ai vrea să fac? Nu o folosește la nimic, dar asta e rutina și sunt obligat să o respect. Doctorul Jamar n-a telefonat? Încă nu. Sună-l. La ora asta trebuie să fie la spital. Era medicul legis care conducea și o secție la spitalul municipal. Doctorul Jamar? Aici, Mansui, da, da, înțeleg. Parchetul va fi aici, pe la 11. Cred că e mai bine să nu vă deranjați înainte să vă anunț, pentru că domnii care vin ar putea foarte bine să întârzie. O să vă telefonez și veniți atunci cu mașina. Evident, între 11 seara și 2 dimineața? Vă mulțumesc. Nu, nu, eu conduc ancheta. Îi aștept pe cei de la poatie. Poftim? Se uită la megre și ezită. Nu, cred că se va ocupa, în orice caz, nu oficial. Megre clătină din cap însemnă că făcuse foarte bine răspunzând astfel. Înțelesese. Ar fi putut să repete cu cuvânt cu cuvânt frazele medicului pe care totuși nu le auzise. Un examen superficial nu era de ajuns pentru a stabili ora decesului altfel decât aproximativ. Între 11 seara și 2 dimineața. Pleci? Mă duc la mormântare. Voi încerca să trec și eu un moment, fie acasă, fie la biserică, da. Mă întreb dacă voi avea timp. Scuză-mă față de doctorul Belami. Și se uită din nou la Megre cu acea privire neliniștită, mai ales când rosti ultimul cuvânt, dar comisarul de la Poliția Judiciară nici nu clipi. Ne vedem mai târziu. Și dacă cei de la parchet îți pomenez numele? Spune-le că sunt în vacanță. Era încă prea devreme să se ducă acasă la doctor și voia neapărat să se îndrepte mai întâi spre chei. Nu ca să bea. Sigur, intră într-un bistrou dintre cele unde obișnuia să bea și dădu pe gât o tărie, dar cu popin voia să vorbească. Prăvălia ei era plină de lume. Cu mânecile suflecate, iubita lui Francis își văra brațele grase și trandafirii, în coșuri cu pești și crustacee, cântărea, declanșa soneria de la casa de bani. Și ție, drăguțo!" Tutuia toate clientele cu privirea limpede și tenulate de proaspăt în acea dimineață cenușie, încât făcea mai plăcute lucrurile din jurul ei. Mie îmi spui, draga mea, porcului care a făcut asta i-aș scoate ochii și i-aș smulge, mai știu eu ce. Îl zări pe megre, termină de cântărit, își terse mâinile de șor și strică servitoarea. Ținem locul un minut, Melanie, pe aici, domnule megre. Apoi, după ce intra în, în mica sufragerie plină de mirosurile din bucătărie, credeți că el a omorât-o? Cine s-ar fi gândit la asta ieri seară când stăteam toți trei de vorbă? Dacă mi-ați fi spus că era fata Martei, am fost colegă cu ea la școală, nu prea mult. O cunoașteți pe camerista doamnei Belami? Jean, sigur că o cunosc, chiar dacă ea nu mă mai cunoaște. Am văzut-o în străzile de sculță, mama ei lucrează la fabrica de conserve. A lucrat și ea acolo de la 13 ani, apoi a ajuns la bogătani. De când e cameristă la doctor, nu se mai uită la nimeni. Întrebați-l pe Francis. Nu știți unde aș putea să stau de vorbă cu ea? Nu va fi ușor în altă parte decât în casă. Nu s-a mai dus la mai sa de când femeia s-a recăsătorit. Nu merge la bal. E nebună după stăpâna ei. O o de miardă să arcul ca la picioarele patului ei, dacă i-ar da voie. Abia catadixește să răspundă când îi vorbește Francis. Ia spuneți, o să-l arestați pe doctor? Nu cred că se pune problema. Vă mulțumesc. Mai veniți, nu? Acum nu-i momentul potrivit să stăm de vorbă. Dacă vreți să veniți diseară la un păhărel, tare mult mi-ar place să știu ce o să se întâmple. Totuși, avea un suflet sensibil și probabil că i-ar fi aplicat asasinului tratamentul pe care îl anunțase în prăvălie dacă i-ar fi căzut în mână. Pe plajă, oamenii încă nu știau nimic și se derula spectacolul obișnuit al mămicilor și țâncilor în costum de baie, al umbrelelor de soare și al baloanelor roșii și albastre, al celor care se scăldau în spuma valurilor. Pe remble, în schimb, puteai vedea oameni îmbrăcați în negru îndreptându-se spre casa doctorului Belami. Aceștia erau locuitori din sable. Dădeau mâna unul cu altul pe trotuar, formau mici grupuri, se uitau la ceas, apoi aranjându-și ținuta, intrau pe poarta drapată în pânză neagră cu ciucuri argintii. îl recunoscu pe doc, domnul Lurso, pe peret, după cum recunoscu și alți clienți, obișnuiți ai braseriei, care aduseseră deja un ultim omagiu și acum așteptau stând de vorbă. Intră și el. Nu fusese nevoie să transforme unul dintre saloane în cameră mortoară, deoarece vestibulul era destul de mare. Nu mai vedeai scara, nici ușile, ci doar draperii negre și lumânările care ar da un jurul unui sicriu de lux, înconjurat de o mulțime de flori albe. Filip Belami, singurul care primea, stătea în picioare, nemișcat și fiecare venea pe rând să se încline în fața lui, după ce înmuiase un fier de merișor în apa sfințită. Doctorul era și mai impresionant astfel, având albe doar plastronul, gulerul și manșetele. Trăsăturile lui păreau mai fine, cu ridurile mai accentuate. Primea toate condoleanțele cu aceeași înclinare a capului și gâtului, apoi ridica ochii și îl privea drept în față pe următorul venit. Megret recul la fel ca și ceilalți, se înclină și el și întâlni aceeași privire pătrunzătoare. Nu descoperi nici urmă de tulburare. Nimic nu sugeră că era pentru Belami altceva decât un element printre atâtea alte elemente. Suprefectul veni cu mașina, care opri la câteva case distanță. Primarul și adjunctul erau și ei prezenți, ca și toate persoanele importante din oraș. Probabil că toți vorbeau despre copila moartă. Sosi și Dricul. Apoi, cu o oarecare greutate, se formă cortegiul și începu lunga defilare până la biserică, al cărei portal era drapat în negru. Bărbații se așezau în dreapta și chiar și aici doctorul Belami se afla singur în primul rând. În al doilea printre prieteni, Megreul recunoscu pe bărbatul trecut de prima tinerețe care o însoțea pe doamna Godro. Aceasta stătea în stânga, îmbrăcată toată în negru, cu voaluri. Își tergea tot timpul fața cu o batistă fină, al cărei parfum ajungea în pofida tămâiei, până la comisar. Un organist de la Roș Surion se deranjease să vină personal. Megre auzi și un bariton, precum și voci de copii. Biserica se umpluse treptat și defilarea pentru depunerea de flori dura aproape un sfert de oră. Catafalcul îl împiedica pe Megre să o vadă bine pe doamna Belami, mama, care stătea lângă doamna Godro și ei îi se auzea uneori bastonul alunecând pedale. Odet Belami nu era prezentă. Francis trecu în același timp cu bucătărea sa. Probabil că Jean Camerista rămăsese acasă cu stăpâna ei. La ieșirea din biserică, soarele apăruse, conferind străzi un aspect atât de familiar, încât oamenii aveau nevoie de un moment ca să se pună în ton cu orașul. Urmând înaintarea lentă spre cimitir, unde megrede de departe, îl întrezări o clipă pe colegul său Mansui, lac de nădușală, tot nebărbierit. Reușise, nu fără greutate, să-și facă o scurtă apariție. Câteva persoane apropiate îl conduseră pe Belami până la poarta mare din fier. Acesta urcă în mașina doctorului burjoa, care probabil că avea să-l lase acasă. Urma o reuniune de familie? Doamna Godro și însoțitorul ei erau oare primiți în casa albă de peremble? Megre nu îl regăsi pe Mansui și se văzu obligat să se întoarcă pe jos în centru. Când se uită la ceas, era 12:10. și 10. Își aminti că uitase ceva, că încălcase un ritual. Și nu-și imagina că această scăpare provoca o mică dramă. Într-adevăr, la clinică, doamna Megre obținuse pentru prima dată permisiunea să-și părăsească patul. Încă nu mergea, dar preț de o oră, nu mai mult, insistase medicul, fusese instalat într-un scaun cu rotile și tot pentru prima dată străbătuse astfel culoarele, întrezărise celelalte saloane, fețele celorlalte bolnave, cărora în zilele precedente le auzise doar vocile sau gemetele. Pusese la cale o conspirație împreună cu măicuța Marie de Zanj, pe șoptite, ca să nu necăjească pe domnișoara Rinchet, mai bosunflată ca niciodată. Voia să-i facă o surpriză lui Megre, care telefona întotdeauna la ora 11. La capătul culoarului se afla un telefon, un vorbitorul cu ferestre mari numit Solariu. Maicuța Aurelii fusese anunțată. Când va suna domnul șase, în loc să-i răspundă, va face legătura cu vorbitorul. Astfel, acesta va avea marea surpriză sau de vocea soției sale la celălalt capăt al firului. Scaunul cu rotile fusese adus cu un sfert de oră mai înainte. La 11 și jumătate, măicuța Marie de Zanji insistă să o ducă pe bolnavă, înapoi în cameră. La 12, doamna Megre, zamăgită își reluase locul în pat, iar călugărița încerca să o înveselească fără să reușească, în timp ce un zâmbet de triumf lumina chipul obosit al domnișoarei Rinchet. Vă așteaptă, doi domni, se pare că vă sunt prieteni, fiind îngrăbiți să o așeza la masă. Mi-au cerut camere, dar n-am nimic liber. Apoi domnul Leonard aproape că îl imploră. Beți un aperitiv? Cei doi bărbați care mâncau la masa comisarului erau Pișo și Boaver, inspectori în cadrul brigăzii mobile. Amândoi lucraseră cu megre, se ridică în același timp cu șervetul în mână. Ne cerem scuze, șefule. Abia avem timp să punem ceva în gură înainte de sosirea parchetului. Parcă trebuia să fie acolo la 11. Ar fi fost dacă l-ar fi găsit pe judecătorul de instrucție, dar era plecat la țară. Familia la care lua masa nu are telefon și a trebuit anunțată primăria, care a trimis paznicul rural. Pe scurt, vor fi aici toți la 1. Veniți? Cineva, poate Mansuile, vorbise probabil despre atitudinea lui Megre deoarece schimbă o privire cu subînțeles. Pentru ce? A, ah, bineînțeles, sunteți în vacanță, știm asta. nu e așa, Boaver? Unul avea vreo 30 de ani, celălalt 35. Amândoi erau oameni de meserie care, așa cum se spunea la poliția judiciară, știau cum stă treaba. Pieșot, cel mai în vârstă, trecuse pe lângă moarte la arestarea unui polonez, iar pe brazul drept purta urma unui glonț de revolver. Megre se așezase la masă, distrat și își desfăcuse șervetul pe genunchi. Se servea cu gustări, ascultând absent ce spuneau cei doi. Știți deja că micuța n-a fost violată? Așa părea la prima vedere, crima unui sadic. Asta ni s-a spus la Poatiers. Poliția de aici a arestat vreo șase vagabonzi. E uluitor cât pot să fie în regiune. Numai că dacă lucrurile ar fi fost chiar atât de simple, nu v-ați fi ocupat de caz încă de ieri, nu-i așa? Voiau neapărat să-l tragă de limbă. Noi lucrăm bucuros cu dumneavoastră, nici eu și nici boavie nu cunoaștem orașul. Mă rog, pe scurt. Văzând că megre nu răspundea, inspectorul nu știa ce să mai spună. Cum vreți, da? Sunt sigur că cei de la parche știu că sunteți aici. M-ar să nu insiste să stați de vorbă. Sunt în vacanță. Repetă Megre umplându-și paharul. E evident. Dacă aflu ceva, o să vă spun. Ați fost întotdeauna corect. Megre se abținu să nu zâmbească. Totul dură o fracțiune de secundă, după care expresia feței sale deveni din nou preocupată. Nu -i era foame. Avea o jenă ca atunci când te paște o gripă. În orice caz, dacă vreți să fie cineva supraveghea sau altceva, mulțumesc. Noi trebuie să o ștergem că ora." Pe culoar unde domnul Leonar le indică un mic hotel la care ar fi avut poate o șansă să se cazeze, se uitară din nou unul la altul și în prag, pieșo, cel mai în vârstă, spuse cam am încruntat șeful! Capitolul 6 Sună la ușa clinicii, deși nu era nici măcar două și jumătate fix, nu scoase ceasul din buzunar și nu așteptă dangătul clopotelor. Măicuței Aurelii, care îl privea cu o surprindere aproape țâfnoasă și ezita să ridice receptorul telefonului, îi adresă un zâmbet scurt, mecanic, care îi schimbă doar o fracțiune de secundă expresia încruntată sau, mai degrabă, încăpățânată a feței. N-am venit la soția mea," o anunță el. Vreau să vorbesc mai întâi cu maica stareță." Sunteți sigur, domnule șase, că vreți să vorbiți cu maica stareță? De problemele legate de bolnavești de clinică în general și ca și de reclamații." Se ocupă maica economă. Vă rog să o anunțați pe maica stareță că a venit comisarul Megre și că vrea să-i vorbească. Maicuța Aureli preferă să nu insiste și în timp ce ea telefona, Megre se uită cu un fel de ranchiună la pereții prea netezi, la scara prea bine lustruită. O, o să vină cineva să vă conducă, îl anunță călugărița. Mulțumesc! Se plimba încoace și încolo prin vestibul, cu mâinile la spate, furios dinainte la gândul că va să fie lăsat să aștepte. Rămase foarte mirat la una dintre întoarceri când văzum în fața lui o măicuță necunoscută care l-aștepta. Vă rog să mă urmați, domnule! Nu pe scară. La capătul celălalt al holului intrară pe ușă din stejar împodobită cu capete de piroane și pășiră pe alt tărâm învăluit într-o liniște și mai adâncă decât clinica. Călugărițele purtau probabil tălpi din pâslă sau cauciuc, deoarece nu li se auzea zgomotul pașilor. De două ori, în timp ce străbăta o rețea complicată de coridoare, întoarse capul auzind în urma lui foșnetul ușor produs de straiele lungi, de mișcarea și de mătănii, poate și mai mult de mișcarea aerului. Erau măicuțe care se deplasau astfel și care te duceau cu gândul la niște lilieci. Întrezări o capelă cu flori artificiale pe altar. Apoi, însoțitoarea lui îl pofti într-un vorbitor unde scaune negre tapițate cu catifea cojie, erau așezate lângă pereți. Mai Maica să vine imediat. Sună la ușa clinicii. Iarăși foșne de sutane, clinche de mătănii, curent făcut de bonetele cu colțuri. Domnule, Megret răsări, fiindcă celelalte călugărițe nu fuseseră pentru el decât niște călugărițe, în timp ce aceasta, care purta totuși aceleași haine și își ținea ca și ele mâinile ascunse în mânecile largi, era o femeie, o femeie care i-ar fi putut stabili vârsta și clasa socială. Înaltă și fină, rasată, stareța îl privea calmă cu ochii ei cenușii. N-am cerut să vă văd în legătură cu soția mea, măicuță. Bănuia că ar fi trebuit să spună mai că stareță sau ceva de genul ăsta, dar nu reușea. Aș vrea să vorbesc câteva minute cu măicuța Marii de Zanj. Stareța nu tresărie, așa cum se aștepta el, ci îl privea cu același calm impersonal, iar Megre începea deja să o deteste. Știți, domnule, că regula... Scuzați-mă, măicuță, dar astăzi nu vorbim despre regulă și roșii puțin pentru că se enervase primul. Voiam să spun că regula nu vă permite să o întâlniți pe una dintre noi decât în prezența altei măicuțe. Continuă ea cu o voce egală. Nici dacă aș veni cu un mandat de la judecătorul de instrucție? Își puse în gând să fie diplomat, dar burgheza aceea cu bonetă îl irita fără să știe de ce. Ba da, știa. La aceeași oră, domnii de la parchet își făceau de lucru în casa modesta soților, dufie împreună cu inspectorii. Soții lui eu nu făcuseră nimic altceva decât să muncească toată viața și să numere fiecare bănuț. În casa lor era o fetiță moartă și în loc să fie lăsați cu durerea lor, autoritățile nu ezitau să le pună întrebări despre treburile lor cele mai intime, în timp ce curioșii își lipeau nasul de ferestre și jurnaliștii iorbeau orbeau cu blițurile. Păi, măicuța Marite Zanj e foarte tânără, domnule, se emoționează foarte ușor. El se mulțumise să dea din numeri. Trimit după ea. Ieși și îi spuse câteva cuvinte unei călugărițe care probabil că aștepta în spatele ușii, deoarece se întoarse aproape imediat. Vă așteptam vizita. Măicuța Marie de Zanj mi s-a confesat ieri. A încălcat grav regula scriindu-vă acel bilet fără să-mi spună nimic. Megre fustu pe fiat, derutat, aflând astfel că interlocutoarea lui știa pentru ce venise. Din întâmplare, într-un fel accidentat, a stat de o oră, două, în camera 15. Încă nu este obișnuită cu pacientele grav bolnave, și delirul nefericitei tinere a impresionat-o puternic. Megreu întrebă bănuitor. Îl cunoașteți pe doctorul Belami? Îl cunosc. Adică îl cunoașteți doar ca medic sau l-ați cunoscut pe plan social? Pentru că făceau probabil parte din aceeași lume. Îl cunosc doar ca medic, sunt din Bordeaux. ce cereți acest lucru, măicuța Marie de Zanj vă va reproduce ea însă și textual după cum i-am ordonat. Ea ordona, nu el. Cuvintele pe care le-a auzit sau i s-a părut că le aude. Nu are rost să o hărțuiți cu întrebări ca să i împrospătați memoria. Am avut eu grijă să fac asta. Frazele care vă vor fi reproduse nu diferă cu nimic de cele pe care le rostez multe bolnave când delirează. E teamă totuși că o persoană neprevenită poate fi tentată să le acorde o importanță pe care nu o au. Maicuța Maridezan și-a asumat în monecugetat o foarte mare responsabilitate. Vă veți asuma și dumneavoastră una ascultând-o și mă rog domnului să vă inspire o prudență înțeleaptă. Pe coridor se auzi un foșnet. Intră, măicuță, îți îngădui să-i repezi domnului Megre cuvintele pe care mi le-ai spus." Puteți să rămâneți," spuse Megre hotărându-se brusc. Iar mă măicuța Marie de Zanjuroșin să uita pe rând la fiecare dintre ei. Era în comă, băiguia. Odată când eram de veche s-a zbătut încercând să se ridice în capul oaselor, apoi s-a agățat de brațul meu strigând, a fost." Se întrerupse cerând o nouă încuvințare din partea stareței. Megre avea pe față aceeași expresie posomorâtă. A fost arestat? Nu trebuie să fie arestat, înțelegeți, nu vreau, nu vreau. Se întrerupse din nou. Megre intuia că partea cea mai grea abia acum venea, iar stareța interveni. Continuă. Știi că am notat cuvintele pe care mi le-ai spus și că le voi transmite în scris domnului comisar, dacă dorește. A adăugat. Nu trebuie să o credeți, ea e un monstru. Asta e tot? E tot ce am putut să înțeleg în acel moment, dar a rostit și cuvinte de care nu sunt sigură totuși nu spusese totul. Megre înțelegea după privirea întrebătoare pe care măicuța Marie de Zanjo adresa stareței. În alte momente a sprins și alte cuvinte. Tata nu aveau sens. Vorbea despre un cuțit de argint. Sunteți sigură de aceste trei cuvinte? Da, pentru că le-a rostit de câteva ori și a mai spus L-am atins și se înfiora puternic. Asta e tot, măicuță. Calm, cu o voce blândă, dar fermă, stareța ordonă. Poți pleca, măicuță gre în încruntată de a să protesteze. Cu același calm, stare ți-ai făcut semn să tacă și închise chiar ea ușa. Restul, care nu prezintă de altfel niciun interes, prefer să vi-l spun eu. Nu pot să forțez una dintre cele mai tinere măicuțe să vorbească despre anumite lucruri în prezența unui bărbat. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vegheați bolnavi care delirau. Pe el îl întreba asta care avea 30 de ani de poliție judiciară. Vreau să subliniez că uneori se produce o schimbare completă a personalității. Un medic vă va explica asta mai bine decât mine. Totuși această tânără a lăsat să-i scape de mai multe ori cuvinte triviale pe care îmi veți permite să nu le repet. Măicuța Marie de Zanjvi l-a spus, era datoria mea să-i ascult povedania. Presupun că aceste cuvinte aveau conotații sexuale. Majoritatea. Adaug că este vorba despre cuvinte care nu se găsesc în dicționar. Megre ezită și în cele din urmă lăsă capul în jos. Vă mulțumesc! Băigui el! Și ca și cum i-ar fi iertat atitudinea de dinainte, stareța spuse cu o voce schimbată. Presupun că acum vreți să o vedeți pe draga noastră bolnavă, care, după câte mi s-a spus, s-a necăjit că nu i-ați telefonat ca de obicei. Gândiți-vă că s-a ridicat din pat și se bucura că vă va răspunde personal. Vă mulțumesc! Repetă el pe coridorul lung pe când pășa în urma ei. Ușa țintată se deschise și se închise în urma lui. Fusese trecut dincolo, se găsea din nou în clinică în comparație cu mănăstirea propriu-zisă, aceasta îi apărea acum ca un loc vulgar și zgomotos. În capul scărilor nu l-aștepta măicuța Marie de ci măicuța Aldegonde. Doamna Megrel privi puțin îngrijorată, fără să îndrăznească să-i pună întrebări. Te rog să mă ierți," spuse el. Am fost foarte ocupat dimineață." Știu. Ce știi?" Abia acum m-am gândit, presupun că ai fost la mormântare. Ai remarcat coroana noastră?" Tocmai soția lui îi pune întrebarea asta. 15 zile de clinică fuseseră de ajuns ca să o transforme. Să știi că mă simt mult mai bine. Da, și te-ai dat jos din pat. Cine ți-a spus? Nu îndrăzni să vorbească despre stareță, era nerăbdător să ajungă afară. Nu-i plăcea felul în care îl privea doamna Megre. Comisarul se strădui să vorbească despre lucruri banale pe un ton indiferent. Niciodată jumătatea de oră nu a fost mai lungă, mai ales că măicuța Marie de Zanj nu o mai întrerupse cu aparițiile ei obișnuite. Când s-a plecat spre soția lui ca să o sărute la plecare, i ai șopti Te ocupi de 15. Ghicise, bineînțeles, și adăugă cu un reproș vag, dar fără speranță. Și erai atât de fericit că pleci în vacanță. Îmi telefonezi mâine?" Megre se întoarse ca să o salute pe domnișoara Rinchet, de care uitase. Lucru extraordinar, străbătă o bună parte din străzile orașului fără să se oprească la vreun bar. Abia de la hotel telefonă. Alo?" Aș vrea să vorbesc cu doctorul Belami, vă rog. Alo, domnule doctor? Îmi cer scuze că vă deranjez. am sigur că nu vă voi găsi la braserie astăzi. Aș fi vrut totuși să avem o discuție la ora la care v-ar conveni cel mai mult. Alo, ce spuneți? Mulțumesc, voi suna la ușă în 10 minute. Uită ca și dimineața să-i spună vreo vorbă domnului Leonard, care se învârtea în jurul lui, cu mutra unui câine care se întreabă de ce stăpânul nu îl mai mângâie. Dacă cei domn mă întreabă unde sunteți, îndrăzni el. Răspundeți-le că nu știți. Mergea cu pași mari strângând pipa între dinți. Francis îi deschise ușa și făcându-i cu ochiul îi zise. Sunteți aștepta sus. Draperiile negre, lumânările, florile, totul dispăruse. Casa își recăpătase înfățișarea normală și doar mirosul de cameră mortoară mai persista. Megrel urmă pe valet, călcând pe covorul gros de pe scară. Francis deschise ușa ușă, cea a biroului și, înainte de a vedea pe cineva, comisarul simți un miros de țigară de foi. Doi bărbați se aflau acolo într-o atmosferă de intimitate perfectă. Unul în picioare era doctorul Bellamy, stăpân pe sine, fără nicio urmă de tulburare pe chip sau în glas. Dragul meu, Alan, am plăcerea să ți-l prezint pe comisarul Megre, pe care dorea de mult să-l cunoști, spuse el, poate cu un strop de ironie la adresa polițistului. Domnule Megre, vi prezint pe vechiul meu prieten, Alan de Foletie, judecător de instrucție la sur Ion. Bărbatul era înalt, puțin cam gras și avea o înfățișare pitorească. Purta o haină de culoarea frunzelor uscate, pantalon scurs de călărie și în picioare avea o pereche de cizme maronii. El fuma țigara de foi luată dintr-o cutie deschisă, așezată lângă paharele cu lichior de pe birou. Încântă domnule comisar, știți probabil de ce mă aflu astăzi aici. Sunt jenat totuși că am venit într-o astfel de ținută. Îmi luasem o zi liberă și mă dusesem să călărez la niște prieteni la țară. S-au chinuit să mă găsească la telefon și procurorul m-a rugat să vin în grab, așa cum eram. Megre se așeză în fotelul de piele indica de gazdă, doctorului întinse cutia cu țigări de foi. Lichior sau armaniac? Megre răspuns automat. Armaniac. Dar refuză țigara de foi și-și umplu pipa. În cameră era foarte cald și puteai ghici discuția cordială care avusese loc între cei doi înainte de sosirea lui. Am fost coleg de liceu cu Belamia, așa se explică de ce am putut să scap de corvoadă asta voi să se spună. Descinderea parchetului la niște oameni modești, lipsiți de interes, precum soții de fie. E imediat ce am terminat cu cazul ăsta. Sunteți la curent, domnule comisar? Mi s-a spus că vă aflați aici, dar în vacanță. Un zâmbet sceptic se ivi pe buzele judecătorului, care avea o mustață neagră foarte fină. Asta nu vă împiedică să știți multe lucruri, nu-i așa? Nici să refuza să-i ajutați pe inspectorii de la poatie. E dreptul dumneavoastră. Vedeți că eu doar vă tachinez. Vă cunoșteam după reputație ca toată lumea. Când ați telefonat, iar Filip mi-a propus să vă aștept. Am fost încântat de ocazie. Doctorul Belami v-a spus și de ce doresc să stau de vorbă cu el? Erau trei. Unul fuma pipă, celălalt țigară de foi, iar doctorul niște țigăre egiptene subțiri. Sticlele și paharele de cristal de pe birou conțineau lichior și armaniac vechi. Mi-a spus, răspunse judecătorul vesel. Mi se pare destul de amuzant. E tipic pentru Filip și mi-aș permite să spun și pentru dumneavoastră așa cum vă imaginează lumea. Doctorul stătea jos cu coatele pe birou și calm se uita pe rând la cei doi invitați. Pe scurt, dacă înțeleg bine, în pofida sacrosantei dumneavoastră vacanțe. Accidentul la cărui victimă a fost nefericită sa a cumnată, vi s-a părut puțin suspect și ați început să faceți cercetări. Judecătorul de instrucție vorbea pe un ton amabil, cu un strop de condescendență, așa cum vorbește un nobil de viță veche cu un om interesant, dar puțin vulgar, cu un fel de fenomen pe care le, despre care le va povesti apoi prietenilor. Doctorul v-a spus că am făcut cercetări? Nu cu cuvintele astea mi a spus că va ghici bănuielele și că va dat o mână de ajutor punându se la dispoziția dumneavoastră și invitându-vă aici. E adevărat? Aproape. Așa e el, îi place tare mult oameni să joace oamenilor astfel de renghiuri. Din moment ce l-a sunat și a cerut să vă întâlniți, presupun că a apărut ceva nou. Nu îți fie teamă, Filip, că plec. Cunosc mai bine ca oricine secretul unei anchete. Te rog. Domnul Megre poate să vorbească. În acel moment, în acel moment, Megre avea paharul în mână. Din pricina adâncimii fotoliului, stătea puțin îndoit, cu gâtul înfundat între umerii largi. Aș vrea să vă întreb printre altele, domnule doctor, unde ați fost ieri seară? Interlocutorul lui aruncă o privire fulgerătoare spre fereastră. Belami se gândea la lămpile pe care le lăsase aprinse, probabil ca să se creadă că se afla acasă. Se gândea oare și la Francis? Posibil. Totuși, răspunse simplu. I-am făcut o vizită soacrei mele la hotel de vende. Puțin lipsi ca megre să nu roșească, judecătorul zâmbi cu aerul că ținea scorul. A sosit spre seară cu soțul ei pentru că e recăsătorită în mod legal. Încă un punct. Megre revedea cuplul zărit cozi înainte pe stradă. Cum te nu se gândise? Era atât de simplu. Mi-a telefonat pe la 8, n-am vrut să o deranjez după oboseala călătoriei și m-am dus la hotel, unde i-am explicat cum stau lucrurile. Vă mulțumesc și îmi permit să vă pun altă întrebare. Cine îmi grijește pe soția dumneavoastră de la 1 august? Doctorul Burjoa, aș fi putut să o tratez eu însumi deoarece suferă de o depresie nervoasă, dar ca pe majoritatea confraților mei nu mă trage inima să îngrijesc un membru al familiei mele. Zâmbetul judecătorului Foletie marca un nou punct. Omul se distra. Se gândea la povestea grozavă pe care o va istorisi la, la roșii și în castelele din împrejurim. La ce dată ați apelat la doctorul Burjoa? O ezitare abia perceptibilă, dar judecătorul de instrucție, care își întindea picioarele lungi cu cizme, păru ca dulmecă ceva în aer. Nu mai amintesc. În prima zi? Nu, cred. Presupun, domnule Megre, că ați avut deja un bolnav în casă. uitați că soția dumneavoastră e în acest moment internată la clinică, îngrijită de confratele meu Bertrand. l a chemat în prima zi? În a doua. Pentru că simptomele erau precise, pentru că febra a izbucnit aproape imediat cu violență. În cazul soției mele, Judecătorul vrut să protesteze ca un om galant, ca și cum nu putea fi vorba să intre în intimitatea doamnei Belami, iar de data asta îl privea în mod clar pe Megre ca pe un om lipsit de educație. Lasă! În cazul soției mele, cum spuneam, totul a început cu o mare oboseală. A rămas în pat cum li se întâmplă destul de frecvent femeilor. În ce zi? N-am notat. Cu două zile înainte de accident, nu-i așa? Posibil. Picioarele judecătorului se mișcară cu agasare, cu dezaprobare. Nu uitați, domnule doctor, că dumneavoastră m-ați invitat să vin aici când voi vrea și să vă pun toate întrebările pe care le voi considera utile. Invitația rămâne valabilă. Doctorul Burjo a venit în ziua accidentului? Nu. A doua zi? Nu cred. Așadar, cel mai devreme după două zile. A venit ieri? Da. Azi? Încă nu. Ați asistat la fiecare dintre consultațiile lui? Da. Cred că e cât se poate de normal. Izbunialen de foletie. Dați-mi voie să vă spun, domnule comisar, că... Lasă, vă ascult, domnule Megre. Acesta, de mult timp, examinase de la distanță obiectele care se aflau pe birou. Mapa de birou, din piele groasă, era marcată cu inițialele doctorului ca și sugativa. În fața călimării se afla un cuțit mare de tăiat hârtie din filde și unul mai mic, mai subțire, mai ascuțit pentru deschis scrisorile. Îmi permiteți în fața dumneavoastră, bineînțeles. Să-i pun o întrebare valetului, de data aceasta, judecătorul se ridică, dar doctorul îl liniști din nou cu un gest, apăsând totodată cu cealaltă mână butonul unei sonerii. Vedeți bine că o joc cinstii până la capăt," remarcă el cu o ușoară nervozitate. Continua să credeți că e un joc?" Se auzi răbătăinușă, era Francis, care se îndreptă cât se poate de natural spre tavă. Francis, comisarul Megre ar vrea să spună o întrebare și ți permis să-i răspunzi. Era pentru a doua oară în acea după-amiază când cineva primea permisiunea să-i vorbească. Și asta nu doar pentru că, așa cum spunea judecătorul, se afla în vacanță. Era într-un fel o chestiune de castă și comisarul începuse să se cam sature. Spune-mi, unde ai pus cuțitul de argint? Întrebă el cât se poate de simplu. Nu își dădea o la să-l observe pe doctor. Îl privea pe servitor drept în ochi și Francis se gândia, apoi întoarse capul spre stăpânul lui. Da, nu-i la locul său? Jur că nu l-am luat. Dacă îmi dați voie, mă duc să văd. Prin urmare, cuțitul de argint nu ținea doar de domeniul coșmarului. Exista unul în casă și probabil era același care bântuia coșmarului lui Lili Godro la clinică. E inutil, spuse Megre imediat. Mulțumesc. asta e tot? Francis nu se putea abține să nu-i arunce la ieșire o privire de reproș. Oare nu erau prieteni cozi în urmă în sufragerie la popin? Nu-i spusese tot ce știa? De ce îl trata acum aproape ca pe un hoț în fața altora? Sunt în continuare la dispoziția dumneavoastră, domnule Megre. Iar eu n-aș vrea să abuzez de răbdarea dumneavoastră, nici de cea a domnului judecător de instrucție. Acesta își scosese ceasul din buzunar, vrând parcă să spună că, într-adevăr, durase destul. Megre venise să-și facă numărul în biblioteca unde cei doi prieteni flecăreau. Fie. Dar cam exagera asemenea copiilor care sunt prezentați oamenilor mari și apoi profită ca să devină insuportabil. Aș fi vrut, domnule doctor, să arunc o privire în cabinetul dumneavoastră de consultații. Cum să nu? Nu se simțea un strop de lehamite în glasul lui? Poți să vii cu noi, Alan. De altfel, cred că n-ai avut niciodată ocazia să viziteze anexa. Coborâ remegre înainte ceilalți doi în urma lui, iar judecătorul îi vorbea cu glas căzut prietenului său. Ieșiră pe ușă dâns spre grădină pe care o traversară, ocolind un mic bazin. La celălalt capăt se afla un garaj din cărămidă care dădea de probabil spre străduță, și lângă garaj o clădire cu un etaj. Doctorul descuie ușa acesteia cu pe care o scoase din buzunar. Culoarul era rece și gol. Sala de așteptare, doar întrezărită, era banală. Cel puțin scaunele nu erau uzate, ca în majoritatea cabinetelor, iar pe perez nu se vedeau acoarelele obișnuite. În schimb, conform tradiției, pe un gheridon se afla un teanc de reviste și alte publicații ilustrate. Putem urca! La capătul de sus al scărilor se aflau doar două încăperi. Cea mai mare, foarte luminoasă, era cabinetul de consultații, confortabil mobilat. Biroul, la fel de mare precum cel din bibliotecă, era flancat de două fotolii din piele. Lângă perete, un divan îngust, în foarte bună stare, tapițat tot cu piele, servea probabil la consultarea bolnavilor. Geamurile celor două ferestre care dădeau spre grădină erau mate și primeau toată lumina soarelui în cursul după amiezii. Cele care dădeau spre stradă aveau perdele, vis a -vis era doar zidul unui depozit. Megre între deschise ușa încăperii vecine, mai îngustă, care avea o toaletă și dulapuri cu geamuri unde era rânduit cu grijă instrumentarul nichelat. Se uită lent în jur, cu mâinile în buzunare, spre enervarea judecătorului, din ce în ce mai agasa de atitudinea lui. Apoi se plecă peste birou. Cuțitul de argint nu-i la locul lui, constată el cu simplitate. Cine v-a spus că e cel locul lui? Doar presupun. Dacă vreți să chemați din nou valetul, îl putem întreba. Într-adevăr, era pe biroul meu un cuțitaș de tăia hârtie cu mâneri din argint. Nici măcar n-am băgat de seamă că a dispărut. Totuși ați primit aici bolnav de pe 1 august încoace. În principiu primesc de trei ori pe săptămână, iar uneori chiar și în celelalte zile cu programare. Care sunt orele de consultație? Veți afla de pe placa mea de cupru din străduță luni, miercuri și vineri dimineață de la 10 la 12. Niciodată seara? Poftim? V-am întrebat dacă nu vi se întâmplă niciodată să primiți pacienți și seara. Rar, dacă e cazul un bolnav care nu poate veni în cursul zilei. Cazul s-a prezentat în ultima vreme. Nu mi-am inteles, dar vă dau voie să-mi consultați chitanțierul. Megreul răsfoi fără reținere și citi nume care nu-i spuneau nimic. Cineva din casă și-ar permite să vă deranjeze când sunteți aici? Precizați ce înțelegeți prin cineva din casă. De exemplu, un servitor, valetul dumneavoastră sau camerista doamnei Belami. Cu siguranță că nu, o linie telefonică interioară face legătura între anexă și casa propriu-zisă. Soția dumneavoastră? Cred că n-a pus niciodată piciorul în acest cabinet. Poate doar când ne-am căsătorit și am prezentat proprietatea. Mama? Vine doar în absența mea în ziua când se face curat ca să supravegheze servitorii. Cum nata? Nu. Cei doi bărbați nu se mai încurcau cu politețuri. Replicile se înșiruiau scurte, incisive. Niciunul dintre ei nu încerca să aibă o privire amabilă. Megre, cât se poate de calm, deschise una dintre ferestre și li se înfățișară copacii din grădină. Între un fag și un pin de un verde mai închis puteai zări o parte din casă, îndeoseb de o ferestre de la primul etaj și o lucarnă de la al doilea care era mansardat. De la ce cameră sunt ferestrele acelea? În stânga e un culoar la dreapta cabinetul de toaletă al cumnatei mele. Și deasupra? Camera unde doarme Jean Camerista. Nu știți în ce zi a dispărut cuțitul? Până acum când ați venit, nici măcar nu știam că dispăruse. Nu prea am ocazia în cabine să tai paginile unei cărți, iar corespondența sosește acasă și o deschide cele mai multe ori în bibliotecă. Vă mulțumesc! asta e tot? Tot! Voi ieși dacă nu aveți nimic împotrivă pe ușa din spate. Apoi, pe scara îngustă, se întoarse. Apropo, la ce oră v-ați întors azi noapte? Nu pot să vă răspund exact, dar trebuie să fi fost cam miezul nopții. Francis plecase lăsând tava cu ischi în biblioteca, încoborâ să iau gheață din frigider. Și-ați dat ochii cu soția? Nu, Mama ei n-a văzut-o? În dimineața asta înainte de mormântare. În prezența dumneavoastră? Da. Nu se tulbura deloc. Mașinăria funcționa admirabil, fără rateuri și fără ezitări. Doar vocea era puțin mai nervoasă și mai tăioasă. Cu o zi în urmă erau încă doi oameni amabili care păreau că se caută. Astăzi se înfruntau. Îmi mai permiteți să vă vizitez, domnule doctor? Să nu uităm că, după cum bine remarca domnul Alen de Foetie, sunt aici în vacanță. Și n-am niciun drept să vă cer ceva. El însuși nu e așa, deși judecător și misiune oficială la sable se află aici doar în calitate de prieten. Rămân la dispoziția dumneavoastră. Scosese lânțișorul care bloca ușa și trăsese ivărul. Pe curând, domnule doctor. Când doriți. Avut o a doua ezitare în momentul în care megrepășa peste prag, apoi doctorul întinse mâna și megrei o strânse, Magistratul se prefăcu însă că nu vede mâna întinsă de comisar. Vă salut, domnule judecător. Și vă semnalez pentru orice eventualitate, pentru bunul mers al cazului de care vă ocupați, că ieri pe la patru și jumătate micuța lui Sil de Fieu ieșa din camera doamnei Belami. Știu. Megre, care se afla deja pe trotuar, tre sări și se întoarse brusc. Prietenul meu, Filip, mi-a vorbit despre asta cu mult înainte să veniți, domnule comisar. Bună seara! În străduță nu era nimeni, se vedeau doar ziduri goale, poarta închisă de la garajul doctorului și mica clădire văruită cu sala de așteptare la parter și cabinetul de consultații la primul etaj. O placă din cupru, purtând numele doctorului Belami, indica zilele și orele de consultație. Pe o placă mai mică, pacienții erau rugați să apese pe buton și să intre. Capitolul 7 Strada între oraș și zona rurală își recăpătase aspectul obișnuit. Uneori în fața unei uși, un bătrân pensionar așezat pe un scaun își fuma pipa. Alteori, printr-o ușă deschisă, se auzea o voce stridentă strigând un copil. Câțiva puști jucau mingea în mijlocul străzii, în timp ce undeva, unul mic de tot, singur, doar cu o cămașă albastră pe el își târa fundul gol pe trotuarul nepavat. Ușa familiei de fio era închisă. În sfârșit fusese rălăsați în pace și tocmai Megre era obligat să-i deranjeze din nou. Fraza judecătorului îl stupefiase. Așadar, doctorul Belamiv vorbise primul despre vizita pe care copila i-o făcuse cu zi în urmă. În fond, era logic să o ia înainte, deoarece comisarul o văzuse pe fetiță. Oare cum explicase prezența ei în camera soției sale? Megre bătu, auzi un scaun scârțind pe la bucătăriei și ușa se deschise. În fața lui apăru femeia grasă de dimineață. Îl recunoscuse? Poate că, după ce răspunses atât torinși în cursul zilei, își spunea că unul în plus sau un minus nu mai conta. Femeia își duse degetul la buze și zise, „Șt, doarme! Megre intră, își scoase pălăria și se uită la ușa de la dormitor, lăsată între deschisă, ca să poată fi auzită doamna de fie căruia medicului administrase un somnifer. De ce, la fel ca de dimineață, avea acolo o senzație de iarnă, deși era un august? Poate că așa era permanent în casele acelea mici, unde se întunecase deja ca la lăsarea serii. Pe mașina de gătit fierbea supa care răspundea un miros de praz, probabil că focul cu zgomotul și discul lui mic și roșu te ducea cu gândul la iarnă. De fie, cu gulerul descheiat la cămașă, stătea într-un fotoliu de răchită cu capul dat pe spate și gura între deschisă. Dormea și el, iar pe fața lui stăruia încă o expresie de stupoare și de disperare. Cum reușise bătrâna să pună totul în ordine, să spele totul după cotrobăia la domnilor de la parchet? Casa mirosea a curățenie și a săpun. Așezându-se, bătrâna jurelu automat tricotatul pentru că femeile caia găsesc întotdeauna câte ceva de făcut. Megre aduse un scaun în fața sobei. Înțelegea că pentru unii soba ține de urât. Întrebă în șoaptă. Faceți parte din familie?" Copiii îmi spuneau mătușă." Răspunse ea și continuă să tricoteze, dar nu le sunt rudă, stau la trei case de aici. Eu am venit când Marta a trebuit să nască. Și tot la mine a lăsat pe micuță când pleca la cumpărături. A fost bolnavă de când o știu. S-a aflat de ce Lucila a fost ieri acasă la doctorul Belami? A fost acasă la doctor? Nu mi-au spus. N-ați fost cu ei? O clipă. Mi-au spus ceva despre banii pe care i-au găsit în cutie și despre niște bilete de tombolă. Asta trebuie să fie. duceți o în dormitor. Bătrânile mele picioare nu mai sunt în stare să meargă. Deschideți dulapul după ce au plecat am aranja lucrurile pe aici. La dreapta în fund veți găsi o cutie din tablă. Cadavrul nu mai era acolo, la fel ca Lili Godromicuța lui Sil avea să suporte ultimele injurii ale autopsiei. Megreu urmă indicațiile bătrânei. Sub haine, pe care inspectorii le examinaseră probabil pe toate părțile, descoperi o cutie veche de biscuiți pe care o aduse în bucătărie. Femeia se uită la el cum deschidea capacul, cum număra bancnotele și monedele. Zgomotul monedelor să fi fost de vină de fie între deschise ploapele și văzând din nou la el în casă o față străină, preferă să le închidă la loc și să încerce să readoarmă. Cutia conținea 235 de franci, mai erau și un fel de chitanțiere, formate din bilete de tombol în beneficiu fondului școlilor. Biletul costa un franc, carnetul întreg, 25. Cele mai multe bilete fusese răvândute unul câte unul, iar cotoarele purtau numele unor oameni din cartier. Pe foaie ruptă dintr-un caie de școală, copila scrisese cu creionul. Malter 1, Carnet Iongen 1, Carnet Matis 1, Carnet Pelami un Carnet. Și primele trei nume erau cele ale unor negustori din centrul orașului. Încă o dată doctorul avusese o explicație dezarmantă prin simplitatea ei. Fusese de ajuns să-i spună judecătorului care de altfel nu le întrebase nimic. Apropo, soția mea a spus că fetița să la ea ieri după amiază ca să-i vândă niște bilete de tombolă. Dar explicația aceasta nu era suficientă și pentru Megre, deoarece el știa că doamna Belami o aștepta pe copilă și știa și că mai fusese și că atunci îi spusese lui Francis cum o cheamă. Comisarul puse la loc banii și carnetele și duse cutia în șifonier. Cunoașteți, doamnă, numele institutoarei ei? Doamna Jadin locuiește lângă cimitir într-o casă nouă pe care o veți recunoaște după fațada galbenă. Domnii de dimineață au copiat toate numele pe care le-ați citit din cutie. Probabil că s-au dus și la doamna Jadin. V-au întrebat despre Emil? Nu lucrați cu ei? Mă greu coli răspunsul. Fac parte din alt serviciu. M-au întrebat unde se află băiatul și când le-am spus că trei să fie la Paris, au vrut să le dau adresa. Le-am arătat cartea poștală. Și scrisoarea? N-au pomenit de ea. Vreți să-mi o arătați? Luați-o, e în sertarul din dreapta al bufetului. Gerard de prin prin toropeala lui, probabil auzea discuția lor ca un zgomot vag și îndepărtat. Din când în când se mișca puțin, dar era prea ostenit ca să vrea să se trezească de-a binelea. Sertarul din dreapta era seiful familiei. Vedea acolo scrisori vechi, fotografii, facturi, un portofel mare uzat în care se aflau documente oficiale, livretul militar al lui de Fio, certificatul de căsătorie, certificatele de naștere. Scrisoarea e deasupra, îi spuse femeia grasă. Un miros fad se degaja din acel sertar unde aveau să se adauge lucrurile amintind de Lucil și actul ei de deces. Îmi dați voie să citesc? iar ea uitându-se la bărbatul adormit. În starea în care sunt, știți? Hârtia scrisorii purta antetului la și George, tipografii orașului. În fiecare dimineață, Megre trecea pe lângă atelierele și birourile lor când se ducea dinspre Remble spre port. Scumpa mea măicuță! Scrisul era ferm, strâns, precis. Nu-ți poți închipui cum îmi taie curajul, chiar și în ultimul moment gândul că-ți voi face rău. Îți cer să citești această scrisoare încet, calm, singur în fața focului, la locul tău obișnuit. Parcă te și văd. Știu că vei plânge și vei fi obligată să scoți ochelarii ca să ți ștergi. Și totuși, mamă, ceea ce ți se întâmplă ar trebui să se întâmple tuturor părinților. M-am gândit adesea la asta. Am căutat în multe cărți și am ajuns să cred că e o lege a naturii. Nu sunt un monstru, nu sunt mai egoist ca altul, nu sunt nici insensibil. Dar vezi tu, biata mea măicuță, simt tare mult nevoia să trăiesc. Poți să înțelegi asta tu care ți-ai petrecut viața, sacrificându-te pentru alții, pentru soț, pentru copii, pentru oricine avea nevoie de tine. Sim nevoia să trăiesc și puțin e și vina ta. Tu mi-ai insuflat primele ambiții, renunțând tu ca eu să fiu bine instruit. În loc să învăț meserie ca băieții din mediul nostru, ai vrut să studiezi și erai mândră când vedeai că obțin premiu după premiu. Acum e prea târziu ca să mă întorc din drum. Mă sufoc în orășelul nostru unde nu există niciun viitor pentru un băiat ca mine. N-am intrat la Ruși și Georget. Ai crezut că existența mi era asigurată și mi-a făcut rău când te-am văzut bucurându-te. Acum ai o situație, ai spus tu. Numai că eu mă gândeam deja la altă existență. Când m-au lăsat să scriu mici articole în ziar, te duceai mândră să le arăți vecinelor și când în sfârșit un ziar din Paris, al cărui director nu-mi cunoștea vârsta, m am numit corespondent la sable, nu mai puteai de bucurie. Mă vedeai căsătorit în orașul nostru, mă vedeai cumpărând într-o zi o căsuță roz în noile cartiere. Toate astea am fac astăzi atâta rău, încât nu mai găsesc cuvinte ca să spun ce am hotărât. În câteva ore, piata mea măicuță, voi fi plecat. N-am avut curajul să-ți vorbesc și nu i-am spus nici tatei. Cred că el va înțelege imediat, pentru că înainte de a-și pierde brațul, a avut și el ambiții. În seara asta voi lua trenul spre Paris. Grație relațiilor mele de la ziar am găsit o slujbă, deocamdată modestă, dar îmi va deschide calea. N-am spus o vorbă nimănui și nici măcar patronilor mei. Dar nu-ți fie teamă, am lăsat totul în ordine. Doar Lucy știe, pentru că trebuia să spun cuiva. E o fată bună și poți avea toată încrederea în ea. Vă iubește mult pe amândoi și sper că vă va face să uitați treptat absența mea. Voiam măcar să te strâng tare în brațe înainte de plecare. Am făcut-o și probabil că te-ai întrebat de ce te țineam atât de mult lipită de mine. Dacă ne-am fi luat rămas bun, n-aș mai fi avut curaj. Sper ca situația mea să-mi permită curând să continui să vă ajut. Te rog să nu fi supărată pe mine dacă la început nu vă trimit nimic. Am îmbătrânit mult în câteva luni. Nu v-ați dat seama. Părinții își consideră totdeauna fiul un copil, chiar și atunci când a devenit bărbat în toată firea. Iar eu am devenit bărbat. Să-i spui tatei că voi încerca să mă comport ca un bărbat și dacă într-o zi vă voi îndurera, să nu spui că eu sunt de vină, ci că viața a fost mai tare. Vă voi scrie imediat ce voi avea noutăți. Îți voi da o adresă la care îmi vei putea scrie și tu. Vei primi această scrisoare mâine dimineață și până atunci n-ai să-ți faci griji pentru că te-am anunțat că voi lucra toată noaptea la patronii mei. O voi pune la poștă diseară, la gară, înainte de la ultimul tren. Am cumpărat deja biletul. Îmi voi încerca norocul, mamă, așa cum atâția alți au făcut-o înaintea mea și o fac în fiecare zi. Te-am auzit uneori zicând că cei care pleacă astfel nu fac multe parale. Crede-mă că sunt cei mai buni. Urează-mi totuși noroc. Rostește din când în când o rugăciune pentru fiul tău care-și urmează destinul. Lasă-l pe tata să doarmă înainte de a-i da vestea. Știu că ești mai sensibilă decât el și că ai fost întotdeauna bolnavă, dar de câteva luni îl bănuiesc ca o boală de inimă și că nu vrea să ne spună. Vă rămâne, Lucil, sărut-o din partea mea. Fiți fericiți toți trei. Voi încerca să fiu și eu și când ne vom revedea, sper că veți avea de ce să fiți mândri de mine. La revedere, măicuță, fiul tău, Emil. Megrel o carte a poșteală care reprezenta piața Concord. Pe spate erau trecute doar câteva cuvinte cu un scris mai nervos. Am sosit cu bine. Poți să-mi scrii la poz restant. Oficiul 26, Paris. Vă sărut pe toți trei. Emil." După câte și amintea greu oficiul 26 era în foburgul Saint-Denis, în apropiere de Marile Bulevarde. I-au telegrafiat?" întrebă el. A, abia la prânz." Încă n-a răspuns. Credeți că a primit deja telegrama? Dacă ar veni, ar mai fi o consolare." și se uită oftând la bărbatul cu goală, care dormea din nou profund, răsuflarea făcând să-i tremure mustața căruntă. Stați cu ei noaptea asta! Puteți fi liniștit! Mi-am trimis nepotul să-mi aducă lucrurile! Nu se va culca pentru că nu va îndrăzni să doarmă în camera unde fusese sugrumată Lucil. Va avea grijă de doamna de fie. Soțul se va duce oare la șantier ca în celelalte nopți? Preferă să nu întrebe. Îndoi încet scrisoarea și-o puse la locul ei. Ar fi vrut să o ia cu el, dar știa că nu-i vor da voie. În dormitor, doamna de fie începuse să geamă ca un copil și femeia grasă se ridica a nevoie. Îmi cer scuze, băigui el, trebuia să vin. Ea i-a făcut semn să tacă și în timp ce Megre ieșea, se îndreptă în vârful picioarelor spre camera bolnavei. Într-un colț vedeai un pian, un tișlaifăr brodat pe masa de stejar și pe pereți, fotografii cu copii în rând, fiecare purtând altă dată. Elevii doamnei Jadin, an după an. Unul dintre colegii dumneavoastră a venit deja să-mi pună întrebări, domnule comisar. Unul înalt, cu o cicatrice. Era Pieșot, care știa bine meseria. Într-adevăr, s-a organizat o tombolă în beneficiul fondului școlilor. Elevele vând biletele, le dăm voie să meargă pe la negustori și, în general, pe la oamenii pe care îi cunosc. Lusila noastră avea bilete ca și celelalte. Copiii trebuiau să aducă biletele nevândute și cotoarele luni de dimineață. Nu li s-a repartizat elevelor în mod special un cartier sau o stradă? Erau libere. Vă rog să-mi vorbiți despre Lusil. Doamna Jadin era mică de statură și negricioasă. Probabil că la școală părea severă pentru că așa trebuia, dar privirea ei avea multă blândețe. Inspectorul dumneavoastră mi-a pus niște întrebări care m-au indignat puțin, recunosc, și vă va spune probabil că nu l-am primit prea bine. Dumneavoastră păreți mai înțelegător, Voia neapărat să știe dacă Lusil umbla cu băieți, dacă avea o educație sexuală avansată sau nu. Cândiți-vă că avea abia patru, ani. Părea mai mare pentru că era înaltă și cu minte. Poate chiar prea cu minte pentru vârsta ei. Avem uneori, nu neg, copile prea precoce care umblă cu băieți pe străzi, mai ales iarna când e întuneric, iar unele, da, sunt excepții. Se iau de bărbați." Lusil era cu minte." Nu spunea spuneam măicuța, pentru că în recreații în loc să se joace cu cele mari, se ocupa mai mult de cele mici de grădiniță. Într-o zi am surprins o conversație între ea și una dintre prietenele ei, căreia tocmai îi venise pe lume un frățior. Lucy el spunea cu inima grea. La mine mama se pare că nu mai poate avea copii. Există, domnule comisar, mai ales printre cele mai sărace, unele care sunt deja femei la 14 ani. Presupun că fiind vacanță, n-ați văzut-o în ultima vreme. Am văzut-o de mai multe ori, deoarece în acest anotimp, pentru ca elevele să nu bată străzile, le adunăm pe cele pe care ni le încredințează părinții și organizăm jocuri, le ducem în grup pe plaje sau la pădure. Lucil nu vi s-a părut schimbată. Am remarcat că era neliniștită și am întrebat-o ce are. Nu știu dacă la fel se întâmplă și la clasele de băieți, noi avem toate feblețea noastră. Lucil era un pic feblețea mea. În recreație, în timpul anului școlar, în pădure, în timpul vacanței, își părăsea cu dragă inimă colegele ca să stea de vorbă cu mine. Mi-amintesc că am întrebat-o dacă e adevărat că fratele ei a plecat. Înseamnă că asta a fost în urmă cu cel mult câteva zile. Acum trei zile auzisem de la alți copii. În loc să-mi răspundă deschis cum îi era obiceiul privind mă în ochi, a întors capul în altă parte și a spus, da, presupun că mama ta e foarte necăjită. Nu știu. Primește vești de la el? Nu știu. N-am insistat pentru că o simțeam închisă și încordată. A, asta e tot ce știu, domnule comisar. Dați lecții la pian? Câteva lecții particulare. Lua și Lucil lecții cu dumneavoastră? Doamna Jadin scutură din cap cu oarecare jenă. Asta însemna probabil că părinții copilei nu i puteau oferi un astfel de lux fiicei lor. Când ajunse pe strada Saint Charles, unde se afla tipografia la rușii și George, muncitorii ieșau din atelier. Megre traversă curtea pavată, ocoli un camion și deschis o ușă cu geam deasupra căreia scria birou. O dactilografă tocmai își punea pălăria. Domnul Laru e aici?" întrebă el. Domnul Laru a murit de două luni." Îmi cer scuze. În acest caz, aș putea vorbi cu domnul George?" Acesta, aflat într-o încăpere vecină, probabil că îl auzi deoarece rosti cu glas Poftiți-l, domnișoară Bert!" Era un bărbat mic de statură, modest, ocupat cu ultima corectură a ziarului său. Leco de sablă apărea doar o dată pe săptămână, avea patru pagini și conținea mai ales știri locale și anunțuri în deosebi în științări din partea notarilor. Luați loc, domnule comisar. Să nu vă mire că vă cunosc. Sunt un vechi prieten al comisarului Mansui care mi-a vorbit despre dumneavoastră. Vă văd trecând în fiecare zi pe stradă. Bă, nu am că mă veți vizita. Și după cum Megre se aștepta, adăugă. Mai adineori a venit unul dintre colegii dumneavoastră, un anume... Hmm, o clipă. Boavert. Exact. Să știți că n-am avut să-i spun mare lucru. E adevărat că faceți o anchetă separată? Boa Verde v-a spus asta. Nu, așa un blăzvonul. Azi dimineața eram la mormântare pentru că doctorul Belami e unul dintre clienții mei. Cel puțin două persoane mi-au spus același lucru. Și se mai spune că aveți o anumită idee că poliția din poatie nu e de acord cu dumneavoastră și că ne rezervați o surpriză. Lumea vorbește prea mult. Mormă ime grea gasat. Vreți să vă spun ce știu despre Emil Dufie? Me credă tu din cap însem că da, dar părut totuși că ascultă distrat. E al doilea tânăr de același fel care a trecut prin mâinile mele și pe care, dacă pot să mă exprim astfel, l-am șlefuit. Și tot al doilea care îmi scapă printre degete. Să știți că nu le por pică. Primul în acest moment e jurnalist la Ren și îi citesc articolele în fiecare dimineață în Leoest. E clar. Cât despre Emil, vom vedea într-o bună zi dacă a reușit. Eu doresc. Domnul George trebuie să din cauza tonului grav pe care fuse sărărostite aceste cuvinte. În orice caz, domnule comisariu, un băiat cinstit și singurului defect ar fi poate o anumită sfiiciune. Nu știu dacă acest cuvânt e potrivit. Are tendința să se închidă în el. Ai zice că se teme mereu de un zâmbet ironic, de o primire ostilă sau pur și simplu de condescendență. Sărăcia familiei e ca o povară pentru el. Și nu este rușine de această sărăcie. Când e întrebat ce profesie are tatălui, răspunde imediat, paznic de noapte, și nu adaugă niciodată că Dufio a acceptat acest post, numai după ce i s-a amputat brațul drept. Nu știu dacă mă fac bine înțeles. Vrea să reușească cu orice preț. Va munci cât va trebui de mult pentru asta. A citit tone de cărți la întâmplare. Trece în mod regulat prin perioade de nesiguranță și de încredere în el. Femeile? Întrebă Megre. Tipograful arătă spre biroul vecin. A ieșit? Întrebă el cu glas căzut, făcând aluzie la tactilografă. Preferă să se ducă să arunce o privire ca să fie sigur. Ați văzut-o! Domnișoara Bertie e drăguță, atrăgătoare! Toți angajații mei au încercat să o curteze. În realitate e îndrăgostită de Emil Dufio, atât de îndrăgostită încât devine feroce, când ai nefericirea să spui ceva contra lui în prezența ei. A făcut tot ce a putut ca să-i atragă atenția. A devenit cochetă, schimba ochile de două, trei ori pe săptămână. Mă întreb dacă el măcar a băgat de seamă. Emil și-a fixat un scop. Mă așteptam tot timpul să-l vă plec în la Nant sau la Bordeaux, ca majoritatea tinerilor noștri ambițioși. Pa el s-a adus direct la Paris. V-a spus prin viu grai că pleacă. Nu, no, mi-a lăsat o scrisoare. Pe care a primit-o a doua zi după ce a plecat? Exact ca și părinții lui. S-ar zice că i-a fost teamă să nu-i se pună bețe în roate în ultimul moment. E de la sine înțeles că a lăsat totul în ordine. Dacă vrei să vede scrisoarea... grear aruncă doar o privire. Emil se scuza cu multă amabilitate și, la fel de amabil, îi mulțumea patronului său pentru tot ce făcuse pentru el. Sora lui n-a venit niciodată aici. Nu mi-amintesc. De altfel, Dufio nu prea stătea aici, cel puțin în ultimul timp. Se ocupa mult de ziar, atât de știri cât și de anunțuri, pentru că într-o întreprindere mică așa cum ea noastră trebuie să faci de toate. Aș vrea să-mi spuneți cât mai precis programul lui. Sosea pe la nouă uneori și mai devreme pentru că nu se codea să muncească. De cele mai multe ori stătea la birou până la zece și jumătate. Atunci trecea pe la comisariatul de poliție ca să culeagă ultimele știri, apoi pe la primărie și sub prefectură. Uneori îl revedeai câteva minute pe la amiază, alteori revenea abia după masa de prânz. După amiază scria articolele și se ducea la atelier să se ocupe de punerea în pagină. Făcea și câteva drumuri, telefona notarilor, agenților imobiliari, negustorilor, directorilor de cinematografe cărora le tipărim afișele. Asta e o zi normală. Vineri ziua când se tipărește ziarul, stătea frecvent cu mine până la nouă seara. Era aproape viața unui mic reporter de provincie. Pe scurt, în dimineața era plecat. Conchise megre. Știți cumva dacă primea telefoane personale? Depinde ce înțelegeți prin personale. Știam că era corespondentul unui ziar din Paris. Mi-a cerut voie să accepte acest post. Era pe foarte puțin timp pentru că transmitea aceleași informații ca ale noastre. I-am dat voie să folosească unul dintre telefoanele noastre și își nota convorbirile pe care contabilul îi le scădea din salariu la fiecare sfârșit de lună. N-am surprins niciodată o convorbire într-adevăr personală. De exemplu, cu un prieten. Vă mulțumesc! Încă nu l-au găsit la Paris. Le-a transmis părinților doar o adresă de post restant. La asta ar putea lua o zi, două, evident. Fără să știe tipograful de dus o idee lui Megre. Cum ajunse la hotel, comisarul sună la poliția judiciară. Alo, Lucas e acolo? cine e la telefon? Torens? Aici, Megre. Da, tot în vacanță. Cum? dacă e timp frumos? Ha, bar n-am o să mă uit. Nu e soare, dar nu plouă. Jean vie mai e la birou? Dă-mi-l, te rog. Da, Mulțumesc! Alo, Janvie? Ai mult de lucru? Treburi curente? Bun, faci o treabă pentru mine. Aș vrea să te duci la oficiul poștal 26. nu în foburgul Saint Denis? Da, știu. Vorbești cu funcționarul de la poză restan și întreb dacă sunt scrisori pe numele lui Emil Dufio. Da, notează. Emil Dufio. Nu, cu doi de F. F de la Fernand. O clipă. Vreau să știu în primul rând dacă s-a prezentat să-și ridice scrisorile, da. Și la ce dată? Dacă încă n-a venit, cere funcționarului să-ți dea un telefon imediat ce se va prezenta. Să facă în așa fel încât să-și întârzie clientul pres de câteva minute și tu sari într-un taxi. Să nu-ți scape. cere pur și simplu adresa. Urmărește-l dacă e nevoie. Stai, nu închide. Pe urmă te duci la cei de la supravegherea hotelurilor și arunci o privire peste fișele din ultimele zile. Îndeoseb fișele din 31 iulie și 1 august. Cauți același nume. asta e tot. Nu, nu e un caz important. Doar un serviciu personal. Mulțumesc, bătrâne, da, exact. Da, da, se simte mai bine. Salut-o din partea mea pe Marie Franz. Domnii sunt deja la masă, murmură domnul Leonard, care stătea în spatele comisarului cu o sticlă mână. Să fie sănătoși. Beți un... Haide! Era mai bine să nu-l refuze ca să nu-l necăjească pe bietul om. Le-am găsit două camere la hoteluri diferite, nu sunt mulțumiți. Păi e vina mea. Noroc. Noroc, domnule Leonard. Credeți că va fi prins netrebnicul care a sugrumat-o pe micuță? Era o seara. Se aprinse luminile. Cei doi bărbați stăteau în încăperea din fund între bucătărie și sala de mese. Servitoarele treceau tot timpul prin spatele lor cu tăvile în mână. Oare vorbele domnului Leonard îl puseseră dintr-o dată pe gânduri? Megre se încruntă. Nu luați masa? Nu acum. Vreau să urce în cameră să facă ceva ce făcea rare ori și doar în cazuri deosebit de grave. Își amintea de angoasa din seara trecută când încercase zadarnic să o identifice pe copila întâlnită pe scară în casa doctorului. Cei pe care îi întrebase se uitaseră la ei uimiți, chiar și mansui, chiar și agenții din corpul de gardă. Și totuși, dacă în acel moment ar fi obținut un nume, o adresă, Lucy l-ar fi rămas în viață. Poate că se înșela în toate privințele, dar dacă nu se înșela, atunci era un pericol și alții, începând cu el însuși. De aceea a vrut să urce în cameră și să-și așternă bănuielile pe hârtie. Plecați, lipsesc doar o oră, păstrați-mi ceva de mâncare. Va scrie acest soi de raport diseară în liniște înainte de culcare. Acum se îndrepta spre gară. Emil de Fion, scrisoarea către mama lui, spunea că își dinainte bilet. Sala era aproape pustie și slab luminată. Pe linii se afla doar un tren de periferie cu vagoane model vechi. Bărbatul de la ghișeu purta o șapcă de subșef. Bună seara, domnule comisar!" Prea îl cunoșteau mulți. Aș vrea să vă cer o informație. Îl cunoașteți pe tânărul de fiu?" Domnul Emil, da, sigur că îl cunosc. Care porter venea aici de fiecare dată când era anunțată o personalitate. Îl lăsam să intre pe peron." În acest caz." Poate îmi veți putea spune dacă la sfârșitul lunii trecute a venit să cumpere un bilet pentru Paris. Po, o să vă răspund pentru că eu i le-am dat. Pluralul îi atrase imediat atenția lui Megre. I-ați dat mai multe bilete? Da, două, la clasa a doua. Dus întors? Nu, nu mai dus. Pe la ce oră a venit să le ia? Dimineață, cu puțin înainte de prânz, le voia pentru ultimul tren de seară, cel de 10 și 52. Știți cumva dacă a plecat cu acest tren? Presupun că da, voi părăsi gara peste câteva minute. La ora ce este de serviciu sub șeful de noapte. A sosit? Cred că da, ha, haideți în birou. Trecură pe peron și intră într-un birou de unde răsunață cănitul telegrafului. Hei, Alfred, îl l prezint pe domnul comisar Megre de care ai auzit. Încântat! Ar vrea să știe dacă tânărul de fiu a urcat în 163 într-una din ultimele zile ale lui Iulie. Dimineața i-am vândut două bilete la clasa a doua, simple pentru Paris. Trebuia să plece la 22 și 52. Nu mi amintesc. Credeți că dacă ar fi plecat cu acest tren, l-ați fi văzut? N-aș putea jura. Uneori în ultimul moment ești chemat la telefon sau la vagonul de mesagerie. Totuși m-aș mira să nu-l fi observat. E posibil să aflăm dacă biletele au fost folosite? În principiu, da. Ar fi suficient să iau legătura cu Parisul. Călătorii, după cum știți, sunt obligați să predea biletele la ieșire. Dar sunt unii care coboară în alte gări. Alții distrați, ies fără să predea biletul. Se întâmplă rar și împotriva regulamentului. Totuși, trebuie să vedem în vedere și asta. Omul se gândi un moment și apoi murmură. E ceva ciudat. Se uită la colegul lui ca și cum acesta ar fi trebuit să fie frapa de o anomalie. Emil de fiu a plecat cu trenul de mai multe ori. La Nant, la Roș sau la Roșel. De fiecare dată dispunea de un bilet gratuit. Apoi îi explică lui Megre. Jurnaliștii au dreptul la un bilet gratuit la clasa 1. Trebuie doar să-l ceară la ziarul pentru care lucrează. De data asta chiar merita fiind vorba de un traseu lung. Întreb de ce a plătit bilete de clasa a doua când ar fi putut să călătorească la clasa a întâi fără să dea vreun ban. Nu era singur, observă Megre. Evident, era vorba probabil de o femeie, să știți că domnii din presă nu sunt deloc zgârciți nici în astfel de cazuri. Megre plecă, apoi puțin mai târziu trecu prin fața pescăriei lui Popin, care avea obloanele trase și văzut lumină sub ușa coridorului. Era încă prea devreme. Probabil că Francis servea cina în casa doctorului. Merse mai departe pe străduțele slab luminate și trăsări de câteva ore auzind pași în spatele lui. Dacă avea dreptate, dacă evenimentele se derulaseră așa cum le reconstituise el încetul cu încetul, cu goluri încă, nu trebuia oare să se aștepte ca după Lili Godro și Lusil să urmeze noi victime, oricum, cel puțin una? se întoarse brus și intră în hotel de vende. Doamna Godroie în camera ei, o întrebă el pe patroana aflată la recepție, îmbrăcată într-o roche de mătase neagră și cu o camee mare prinsă la corsaj. Ați uitat, domnule comisar? Dar îl mai înfuria faptul că era recunoscut peste tot. Ați uitat că nu mai cheamă doamna Godruci, doamna Esteva. A plecat împreună cu domnul Esteva cu trenul de ora cinci și jumătate. Presupun că ginerle ei a făcut o vizită ieri seară. Întrebă el, posac, ce cunoștea dinainte răspunsul. Exact, va chiar au rămas ultimii în salonaș, în compania domnului Esteva? Cred, fără să fiu sigură că domnul Esteva urca primul în cameră. Vă mulțumesc! Mulțumise astfel toată ziua. Cel puțin o persoană era amenințată, cu excepția cazului în care se înșelase pe toată linia. Și, din păcate, nu știa nimic despre această persoană, nici măcar dacă era bărbat sau femeie, nu-i bănuia nici vârsta și nici profesia. Știa doar că ea exista în oraș, în centrul orașului, după toate probabilitățile, într-un perimetru pe care aproape că l-ar fi putut delimita pe un plan. Nu putea să se ocupe de asta în seara asta. Trebuia să aștepte să se facă ziua, să se deschidă prăvăliile și barurile. Atunci va pleca la vânătoare, având ca unic fir călăuzitor ideea lui fixă, și va trebui să repete mereu veșnicul Vă mulțumesc, cu condiția să nu fie prea târziu. Cei doi inspectori terminaseră de mâncat și fumau, degustând un coniac, când comisarul se așeză la masă în sala aproape pustie. Ați descoperit ceva, șefule?" Iar el mai posa ca niciodată, cu un gust rău în gură, ca după o călătorie lungă cu trenul, mormăi pe naiba. Capitolul 8 La 11 dimineața, Megre deschise ușa, poate a suta din ziua aceea, și intră de data asta într-un magazin de marochinărie începuse de la un capăt încă de la opt, când magazinele mai importante sau de lux sunt încă închise. Intra în prăvăliile frecventate doar de femeile din cartier. De afară putea fi văzut, prea înalt și prea spătos, atingând cu capul măturile sau bureții care atârnau din tavan, privind cu un aer moroconos, așteptându jurândul rândul, la cumetrele cu capul descoperit din jurul lui. Tot de afară, de la a patra sau a cincea încercare, s-ar fi putut constata că buzele lui rosteau invariabil aceleași cuvinte. Cu diferența că la început se credea obligat să cumpere ceva. În bistrouri era ușor, bea un pahar de vin alb. Într-o băcănie cumpărase un pliculeț de piper pentru că se gândea atunci că va avea multe magazine de vizitat și nu putea căra după el pachete mari. Într-o mercerie cu geamuri pline de praf, de unde cumpărase o bobină de ață, o fată bătrână cu fire de păr în bărbie și miros cumplit de fad îl privise chion doruș. O cunoașteți pe doamna Belami? repeta Semegre. Bătrâna sau tânăra? Tânăra. O cunosc ca toată lumea. Vi se întâmplă să o vedeți trecând pe stradă? Erau întrebările rituale pe care le punea într-una. Să știți, domnule, că am destulă treabă ca să nu mă ocup de ce se petrece pe stradă. Și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți ca mine. Când oamenii credeau că e vorba despre bătrâna doamnă Belami, de cele mai multe ori se încruntau. Popin avea dreptate. Bătrâna cu baston nu prea le inspira simpatie comercianților din oraș așa că făcut o schimbare ca să înlătură orice confuzie. O cunoașteți pe soția doctorului Belami și renunțase la cumpărături. Iar oamenii fie îl cunoșteau deja din vedere, fie îl luau totuși drept un polițist. Începuse din partea de nord, altfel spus cu cartierul portului, străbătând străzile pe care doamna Belami ar fi putut merge ca să ajungă, de exemplu, în preajma halei de pește. O cunosc, bineînțeles, am văzut-o deseori pe vremuri. E o persoană foarte frumoasă încă mai vă trecând cu mașina alături de soțul ei. Dar nu o vedeți plimbându-se pe jos. Soții întorceau capul spre soții sau soțiile spre soți. Tu ai văzut-o cumva trecând pe stradă? Toți scuturau din cap. Odet Belami nu frecventa acel cartier, nici cartierul Notre-Dame și nici centrul orașului. Mă scuzați, doamnă, o cunoașteți pe soția doctorului Belami? Nu-i întreba doar pe negustori, se oprea la femeile aflate în prag și chiar la un bătrân neputincios care probabil că își petrecea zilele în spatele ferestrei deschise. Era o muncă anostă, dezagreabilă, de care era puțin rușine. Nu era greu să-și imagineze comentariile făcute în spatele lui. La ora 10 străbătuse astfel cea mai mare parte dintr-un arc de cerc în jurul casei doctorului. Dacă Odette mi se întâmpla să iasă singură pe jos, acum era dovedit că nu putea să se deplaseze decât pe remble. Colo de la capăt, aici predominau magazinele de lux. Mă scuzați, doamne, o cunoașteți? Și iată că în sfârșit era răsplătit pentru strădania lui. Totul începu cu cofetăria situată aproape lângă casa mare și albă. Nu mai iese prea des de când s-a căsătorit. Totuși o văd uneori dimineața. Acea femeie, cum se cade, grăsuță și cu tenul trandafiriu, nu putea să bănuiască bucuria pe care o aducea în inima lui Megre. Poate ca să-și scoată câinele la plimbare? are un câine. Nu l-am văzut niciodată. M-aș mira să fie câini în casa doctorului. De ce? Nu știu, nu, mi se pare omul căruia să-i placă așa ceva. Nu, no, presupun că face cumpărături. De cele mai multe ori poartă un taior și merge destul de repede. Pe la ce oră trece? Păi, nu se întâmplă în fiecare zi. Nici des nu pot să spun. O remarc doar pentru că întotdeauna în momentul în care aranjez rafturile, adică pe la 10, mi se întâmplă să o văd și la întoarcere. Mult mai târziu? Poate după o oră, dar n-aș putea să jur, știți, trece atâta lume. O vedeți astfel de câteva ori pe lună? Nu știu, mi-e teamă să nu vă spun greșit. Să zicem că, de exemplu, o dată pe săptămână, uneori de două ori. Vă mulțumesc! Și aceste două cuvinte le repetase toată dimineața până la dezgust, chiar și merceresei bărboase care îl pusese la punct. Dar, după cofetărie, nu mai pierdu pista. Uneori dura destul de mult. Era nevoie de răbdare ca să-i ajute pe oameni să-și amintească. În ce direcție mergea? Spre capătul promenadei? Spre jetelă sau spre pădurea de pin? Spre pin! Existau și goluri. Dacă într-un loc se afla capătul unei străzi, era obligat să prelungească cercetarea în acea direcție, ca să se asigure că doamna Belaminu o apuca pe strada cu pricina. Cei doi inspectori, Pieșo și povoar care dormiseră până târziu, trecură pe lângă el, proaspeți și roz la față. Îl văzură intrând într-o frizerie și crezură probabil că se dusese se tundă. De departe, Megre, Megre vedea clar ferestrele casei albe. De ce oare avea impresia că era supravegheat? Era vineri zi de consultații pentru doctor. De la 10 la 12 ar fi trebuit să se afle în pavilionul din grădină. Totuși, nimic nu îl împiedica să-și lase baltă bolnavii sau să expedieze în grabă ca să se posteze în spatele jaluzelelor bibliotecii. Cu un binoclu putea să urmărească foarte bine mișcările comisarului. Făcea asta? Sau mă înșel? Sau... Aceeași frază îi revenea într-un an minte din seara precedentă și era permanent conștient de un pericol, nu atât pentru el, nu imediat, cât pentru o altă persoană pe care nu o cunoștea. Astfel că dimineața îi telefonase neliniștit comisarului Mansui. Aici megre? Auzi? N-ai să-mi anunți nimic? Nicio moarte violentă? nicio dispariție?" Mansui crezuse că glumește. Aș vrea să-și cer un serviciu personal. Cunoște administrațiile locale mai bine decât mine. De fiecare dată când telefona la hotelul Beler, putea fi sigur că domnul Leonard nu era departe pândindu-l ca un câine fidel. Emil de fi obișnuia să treacă în fiecare dimineață pe la comisariat, apoi pe la primărie și sub prefectură, ca să adune informații. Cum? Vorbea cu secretarul de la voi? N-are importanță. Încearcă să înțelegi bine întrebarea mea. În principiu ar fi trebuit să se afle la comisariat pe la 10 și un sfert, 10 și jumătate cel târziu. Asta ar îți permite să calculezi la ce oră ajungea tot în principiu la primărie și la subprefectură. Pot să spun imediat. O clipă. N-ai înțeles. Am spus și repet. În principiu. Eu vreau să știu dacă aceste ore erau regulate. De exemplu, dacă nu cumva, din când în când, într-o anumită zi, fixă sau nu, îi se întâmpla să facă acest traseu mult mai târziu. Am înțeles. Îți voi telefona sau voi veni peste puțin timp acolo ca să aflu răspunsul. Ai noutăți? Nimic. Nu putea numi noutăți telefonul primit de la Janvier seara târziu. Emil de Fie nu se prezentase încă la poz restant. Sosiseră trei scrisori pentru el, toate de la sablă. Două aveau același scris. Scrisul unei tinere, precizase Janvier. Le iau și vi le trimit? Lasă-le la poștă până la noi ordine. Mai e și o telegramă. Știu, mulțumesc telegrama care i-a anunțat tânărului moartea surorii sale. Când se închidă, Megre fusese gata să-i dea inspectorului altă misiune, dar pe aceasta credea că doar el ar fi putut să o ducă la bun sfârșit. Dar nu putea să fie și la sable și la Paris. Avea oare dreptate legând sable și acea sarcină plictisitoare și minuțioasă, la care se înhămase de când se trezise? Odet Bellamy? la mi? Sigur că da, domnule comisar. Patronul marchinăriei îl cunoștea și el și îl trata cu familiaritate rezervată de entuziaști vedetelor de cinema. Germain! strigă el. A venit comisarul megre. Cuplul era tânăr și simpatic. Aveți o pistă? E adevărat ce se spune? Păi, nu știu ce se spune. Că vreți să răstați un personaj important din ora și că nu vă lasă judecătorul? Există un sâmbură de adevăr și în zvonurile cele mai absurde. Nu e adevărat, doamnă, stați liniștită. Nu vreau să arestez pe nimeni. Nici măcar pe asasinul micuței de fiu. De asta se ocupă colegii mei. Eu vreau doar să vă pun o întrebare. O cunoașteți pe soția doctorului Belami? Te o cunosc foarte bine pe Odet. Sunteți prietene? Eram mai ales înainte de căsătorie, de atunci nu o mai vedem atât de des. Tocmai. Aș vrea să știu dacă din când în când nu o vedeți trecând pe remble. Destul de des. Ce înțelegeți prin destul de des? Nu știu, o dată sau de două ori pe săptămână? Se întâmplă să vorbesc cu ea când sunt în ușă. Și știți unde se duce? Tânăra doamnă era uluită ca o persoană care s aștepta la o încercare dificilă și care ei se adresează întrebarea cea mai banală. Bineînțeles, departe de aici, dar chiar alături în casa vecină. Știți ce face acolo? Nu e greu deloc de aflat. Se vede că nu sunt sunteți femeie, domnule comisar. La primul etaj al casei de alături un magazin de croitorie și lenjerie, ținut de altă prietenă de-a mea, Olga. Olga se ocupă de toaletele tuturor femeilor elegante din sablă mai puțin de ale celor care preferă să se îmbrace de la Nan sau de la Paris. De așa ce comandă întotdeauna niște lucruri ușoare, fie și numai lenjerie. Sunteți sigură că Odette Bellamy nu se duce mai departe? Am văzut-o intrând de acolo de nenumărate ori. O să vă spună și Olga. Vă mulțumesc. Era vexat, raționamentul lui era corect, deoarece tânăra femeie ieșea într-adevăr singură, o dată sau de două ori pe săptămână, dar nu fusese în stare să-l ducă până la capăt. Dacă ar fi fost tată de familie, cum îi spusese un agent de la comisariat, s-ar fi gândit în acea noapte la institutoare. Dacă ar fi fost femeie, s-ar fi gândit imediat la croitorea Îmi dați voie să dau un telefon? Îl sună pe Mansui. Cred că ai dreptate, domnule comisar. Mă întreb cum ai putut să ghicești. De obicei, tânărul de fiu avea ore fixe. Sosim cu o precizie de 5 minute în fiecare dintre locurile pe care mi le-ai pomenit dar din când în când se prezenta nu în întârziere, ci cu aproape două ore mai târziu. Am încercat să aflu dacă era o zi anume, dar din păcate nimeni n-a putut fi categoric. Îți mulțumesc. Devenise un refren. Mulțumea cât era ziulica de lungă. Mulțumi și cuplului și intră în casa vecină, o casă frumoasă cu câteva etaje, cu o scară mare și luminoasă, cu uși mari din stejar lustruit. La primul etaj în stânga citi pe o placă din cupru, Olga, croitorie de lux, accesorii, lenjerie. Înainte de a intra, goli din reflex pipa, lovind o de talpă. O femeie scundă cu părul vâlvoi se repezi în întâmpinarea lui. Ce doresc, domnule?" Să vorbesc cu doamna Olga." Cine v-a trimis?" Nimeni." Mă duc să văd dacă domnișoara e aici." Nu trebuia să se deplaseze prea departe, ci doar să treacă după o draperie, unde a început să șușotească cu cineva. Apoi o femeie înaltă și slabă își făcu intrarea în salonul de așteptare de un gri deschis, unde Megre rămăsese în picioare. Domnul? Megre, n-are importanță. Domnișoara Olga? Da. Avea un mers precis și o față cu trăsături mari și severe. Era foarte bine îmbrăcată cu un taior subțire care îi dădea înfățișarea unei femei de afaceri. Vă rog să poftiți în biroul meu. Era o încăpere mică unde mirosea oregano și a un blond. Îl servi cu țigări și me să trezi că era cât pe ci să ia una, fără să-și dea seama ce face. Cred că soția doctorului Bellamy e clienta dumneavoastră, nu? Adevărat. O deții chiar mai mult decât o clientă. E o prietenă. Știu. A, ah, vă vizitează des, cam o dată sau de două ori pe săptămână? Posibil, dar aș putea să știu... Eu pun întrebările, dacă-mi dați voie. Doctorul Bellamy nu v-a telefonat în dimineața asta? Nu, de ce? Nici ieri? Nici ieri. Nu v-a vizitat? Dar nu vine niciodată aici. Nu l a zărit pe stradă? Îmi cer scuze că insist, dar este extrem de important. Nu, nu-mi dau seama. Locuiți în acest apartament? Nu, propriu zis, am două apartamente care comunică. Aici am saloanele și atelierul, celălalt mai mic care dă spre partea din spate a casei, îmi servește drept locuință. Se poate intra fără să treci pe remble? Ca și casele vecine și aceasta are două intrări, una dinspre Remble, alta dinspre strada Minaj. Ascultați, domnișoară Olga. Cred că asta și fac și vă răspund la întrebări de câteva momente. Nu-și pierdea stăpânirea de sine și trăgea din țigară privindul în față. Vă caude de ieri după amiază. Ea zâmbi. Vedeți că nu sunt greu de găsit. Trebuie să-mi răspunde sincer, vedeți să nu ne audă nimeni. Tonul lui Megre era atât de categoric încât ea se supuse, ridică o draperie și se duse să dea câteva ordine ca să îndepărteze personalul. Prietena dumneavoastră Odet nu venea aici doar la croitoreasă. Credeți? Buza de jos începuse să-i tremure ușor. Timpul ne presează, vă asigur. nu e momentul să umblăm cu șiretlicuri. Probabil știți cine sunt? Nu, dar presupun că sunteți de la poliție. Sunt comisarul Megre. Încântată, Mă aflu aici în vacanță. Nu am fost însărcinat cu nicio anchetă. În câteva zile s-au produs cel puțin două catastrofe fără ca eu să le pot evita. Dacă toți ar fi fost sinceri cu mine, aș fi putut totuși să o împiedic pe a doua. Nu văd ce... Ba da. Tânăra roșii, brusc. Dimineața nu eram sigur că vă voi găsi în viață. Micuța Dufio care știa mai puțin decât dumneavoastră a murit noaptea trecută. Credeți că e vreo legătură? Ce da, începea să cedeze. Partea cea mai grea fusese făcută. Abia dacă își dăduse seama ce îi se întâmpla, iar acum nu mai putea să dea înapoi. Emil intra prin strada Minaj, ea deschise încă o dată gura ca să mintă sau să protesteze, dar bărbatul din fața ei vorbea cu atâta fermitate încât bolborosi. Da, presupun că prietena dumneavoastră Odet nu zăbovea în saloane, ci intra direct în celălalt apartament. Cum de știți? Unde se află în acest moment? Probabil că știți și asta, răspundeți-mi. Păi, presupun că e la Paris. Fără să-și dea seama de ce, Megreș scoase pipa din buzunar și-i că ușul în punga cu tutun. Nu, spuse el cu o voce dură. Atunci înseamnă că nici el n-a plecat? Nu mai e la sable. Și sunteți sigur că Oded mai e aici? Ați văzut-o? N-am văzut-o cu ochii mei, dar doctorul burjoa care o îngrijește a văzut-o în urmă cu trei zile. Nu mai înțeleg, N-are importanță. Și soțul ei? Asta e. Vreți să spuneți că știe? Mai mult decât probabil. Păi atunci, atunci... Se ridică cuprinsă de panică și început să se plimbe prin micul birou. Nu știți ce înseamnă asta? Ba da, e în stare de orice, nu-l cunoașteți așa cum îl cunosc eu. Nu știți cum o iubește, l-ați văzut. Are un bărbat rece, dar asta nu îl împiedică să se uneori la picioarele ei plângând ca un copil. Dacă ar fi putut, ar fi ținut-o cuiată, ca nicio privire de bărba să nu o poată zări. Știu. Odeta a avut întotdeauna afecțiune, recunoștință față de el. Totuși nu era fericită. De multe ori s-a gândit să plece, dar a rămas numai de teamă ca să nu-l aducă la disperare. Până la urmă s-a hotărât. Mormăi megre. Pentru că a iubit și ea, un bărbat nu poate să înțeleagă lucrurile astea. Probabil că nu l-ați cunoscut pe Emil. Dacă l-ați fi văzut, dacă i-ați fi văzut ochii, tremurul mâinilor, dacă ați fi simțit ardoarea care... Se opri brusc jenată. Îmi cer scuze, spuse ea cu calm. Nu, asta voia să știți. Din potrivă. Ei bine, dar se i iubesc, că asta e. Păi asta e. Și o va ceru să-i facilitați întâlnirile cu tânărul ei, amant. Pentru nimeni altcineva n-aș fi făcut-o. Vă cred. Risca enorm. M da. Dacă ar fi izbucnit un scandal... Și va izbucni... Ce doriți de la mine? De ce vă strădui să mă înspăimântați? Sunt mai înspăimânta decât dumneavoastră și încerc să înțeleg totul, tocmai ca să evit o nouă nenorocire. Sunteți sigur că Odet n-a plecat? Da. Nu pot să cred că a plecat fără ea. Nici eu. i îl privi în ochi. Și atunci? N-a mai fost văzut la sable din seara fixată pentru fuga lor. Nici la gara n-a mai fost văzut. Unde avea o întâlnire? Pe străduța din spatele casei doctorului. La ce oră? la 9 și jumătate. E ora la care Belami se află în mod obișnuit în bibliotecă în apropiere de dormitorul soției sale. În seara aceea avea loc un din nou la prefectură și promisese că se va duce. Sunteți sigură că de atunci Odette nu va mai telefonat și n-a mai dat niciun semn de viață? Jur, domnule comisar, recunoașteți că am fost sinceră. Știți unde s-au cunoscut Odette și Emil? Ea se arătă din nou jenată. Mă întreb dacă ar trebui să vă spun. Nu veți înțelege, e atât de copilăresc. Și eu am fost copil. Și vi s-a întâmplat timp de săptămâni întregi să pândiți o femeie și să o urmăriți pe stradă? asta a făcut el. Exact când ea ieșea ca să vină la mine. Era toamna. Trebuia să-și facă toată garderoba de iarnă. Venea mai des. Alegea momentul în care soțul ei era la consultații ca să se simtă liberă. Chiar dacă atunci nu făcea nimic rău. Emil o urmărea. Vedeți ce simplu e? Presupun că a început. Prin a scrie. Da, ea nu i-a răspuns mai bine de două luni. Când a făcut-o, i-a cerut să-i dea pace. Cunosc asta. Pare ridicol când li se întâmplă altora. Ei nu-i se păruse ridicol. Din potrivă, părea că trăise cu pasiune aventura prietenei sale. În urma acestei scrisori a avut la într-o dimineață să urce aici. Trebuie neapărat să vă vorbesc. Odet nu știa ce să facă. Noi îi puteam lăsa în salon. I-am împins în birou. Apoi au continuat să-și scrie. Prin intermediul dumneavoastră, presupun. Da, apoi înțeleg. Dar e o iubire foarte curată, vă jur. Cum să nu? Dovadă că Odet n-a ezitat să lase totul. La Paris ar fi fost obligată să muncească pentru că el nu găsise decât o slujbă modestă. Când am întrebat-o dacă își lua rochile și bijuteriile, mi-a răspuns, nimic, vreau o viață nouă. Și Belami? Ce vreți să spuneți? Nu bănuia nimic? Nu l-ați văzut niciodată dând casei dumneavoastră? O întrebare. Odet păstra scrisorile de la iubitul ei? Sigur că da. Ea înțelese ce voia comisarul să spună. Alceva. Aveți certitudinea că nimeni altcineva nu mai știe? Megre înțelese după stânjenea la ei că ceva nu se potrivea. Mă întreb cum de nu m-am gândit ieri la asta, spuse ea cu glas căzut pe gânduri. Pe la începutul primăverii, Emil a fost ținut la pat timp de o săptămână de o anghină. Scrisorile au continuat să fie puse în cutia mea. Trebuie spus că nu le trimitea niciodată prin poștă din prudență. O dată când am deschis ușa mai de dimineață, am zărit o fetiță care se îndepărta în fugă. Lucil? Da, era sora lui. Credeți că i-a spus că va pleca? Posibil. Nu știu. Nu mai știu. Totul părea atât de simplu, atât de ușor, de inocent. Există, domnișoară, un om care de câteva zile face același lucru ca și mine, însă cu avantajul că știe mult mai mult. Ori în dimineața asta eu am ajuns aici. Cum? Mergând din poartă în poartă. Pentru că porneam de la Odet și Emil. Pentru că trebuiau să se întâlnească undeva. Iar eu n-am avut cum ar fi avut oricare femeie în locul meu ideea croitorea sa. Cine plătea facturile doamnei Belami? Soțul ei îmi trimitea un cec la fiecare sfârșit de an. Știe că sunteți prietene din copilărie? Sigur că da. Eu și Odet eram tot timpul împreună când s-a îndrăgostit de ea. Ea l-a iubit? Cred că da. O iubire lipsită de ardoare, nu-i așa, în care au contat mult, casa mare, bijuteriile, rochile, mașina? Probabil, o de temut totdeauna să nu sfârșească la fel ca mama ei. Ce am să fac acum? Ce veți face dumneavoastră? Chiar atunci sună telefonul. Mă scuzați, cum duse receptorul la ureche, păli și făcu semnă lui Megre. Da, doctore? Alo, doctore, nu vă aud bine. Da, iciolgă, acum? Vreți să repetați numele? Megre? Cerea din privire un sfat de la comisar, iar acesta făcea gesturi energice, afirmative. Vreți să știți dacă m-a vizitat? Cu degetul comisarului i arătă încăperea, iar ea, nefiind sigură că înțelesese bine, răspunsese pentru orice eventualitate. E aici, în acest moment, nu? Nu de mult timp, o clipă. Cred că vrea să vorbească cu dumneavoastră. Megre apucă receptorul. Alo, domnule doctor? Tăcere. Tocmai voiam să vă telefonez ca să vă cer o întrevedere. Nu uitați că mi-ați spus că veți fi când la dispoziția mea. Alo? Da, ascult. Vă aflați acasă în acest moment? Da. Dacă îmi permiteți, voi fi acolo în câteva minute, cât să străbați jumătate din remble. Alo? Din nou tăcere. M-a auzit, domnule doctor? Da. Vă vorbește un bărbat. Alo? Vă implor. Vă ordon să nu faceți nimic înainte de sosirea mea. Alo? Da, promiteți? Tăcere. Alo, alo, domnișoară, nu întrerupeți. Cum? A închis? Se repezi la pălărie, la ușă, coborâ în fugă. Aproape în fața ușii văzu mașina de capotabilă a patronului marochinăriei de alături și pe aceasta cu pălăria pe cap ieșind din magazin și spunând câteva cuvinte soției sale. Duceți-mă până la casa domnului Belami, vă rog. Cu plăcere! Nu erau de câte decât 300 de metri, iar Megren, puținul timp în care îi parcurseră, a avut impresia că nu mai respira. Omul de la volan îl privea surprins, atât de impresionat, încât nu îndrăznea să-i pună vreo întrebare. Apoi frână. Vă aștept? Nu, mulțumesc. Sună, apăsând de lung butonul soneriei. Auzi prin ușă vocea unei femei cea a bătrânei doamne Belami când Francis, du-te să vezi și ne mitocă, anul. Francis deschise stupefiat când se pomeni în fața unui megre atât de agitat. Iesus? Da, în bibliotecă, în orice caz, era acum un sfert de oră." Bătrâna doamnă Bellamy, cu bastonul în mână, apăru în ușa salonului, dar comisarul nu-și dă două stena la sos salute. Se repezi pe scară, o clipă se opri în fața camerei lui Iodet, auzi zgomot pe culoar. Altfel, ar fi încercatoare să deschidă ușa. Filip Bellamy îl aștepta în picioare, rigid ca într-un portret, având în spate cărțile din bibliotecă frumos legate în piele. De ce vă e teamă?" întrebă el în timp ce megreș trăgea răsuflarea o ironie rece îi ridica unul din colțurile gurii. Îi făcu loc să intre, arătând încăperea unde cozina, înainte discutaseră în compania judecătorului de instrucție și îl pofti pe vizitator să ia loc într-un fotoliu. Vedeți că v-am așteptat! De ce nu puteam egresă și a ochii de la mâinile lui albe, ca și cum ar fi căutat urme de sânge? Doctorul înțelese și această privire. Nu mă credeți! O ezitare, o clipă de gândire. Probabil că Belami era îngrozitor de încordat. Își trecu o mână peste frunte. Veniți cu mine!" Porni înaintea lui Megre pe culoar și scoase din mers o cheie mică din buzunar. Apoi s-o în fața ușii soției sale. Întoarse capul și se uită la Megre. Poate încă mai ezita. În sfârșit deschise, încet, și comisarul putu să vadă luxul din încăperea cu perdelele trase. Într-un pat imens, capitonat cu mătase, un păr blond era împrăștiat pe pernă, un chip se contura în semiprofil cu gene lungi, curba nasului, cu nări tremurătoare, expresia buzei de jos voluptoase și pe plapuma aurie, se odihnea un braț gol îndoit cu moliciune. Rămas lângă tocului și Filip Bellamy nu făcea nicio mișcare, iar când comisarul întoarse capul spre el, văzu că doctorul avea ochii închiș. Trăiește? Întrebă Megre în șoaptă. Trăiește. Doarme? Doarme. Bellamy vorbea ca un somnambul cu ochii închiși și mâinile crispate. Burjo a venit dimineața să o vadă și a dat un calman. Trebuie să doarmă. Când nu vorbea în cameră, se auzea răsuflarea regulată a tinerei femei, la fel de ușoară ca bătaia din aripea unui fluture de noapte. Megre făcu un pas spre ușă, apoi întoarse din nou capul spre femeia care dormea. Vocea doctorului răsună cu nerăbdare. Veniți! Încuie cu grijă ușa, puse cheia în buzunar și se îndreptă spre bibliotecă. Capitolul 9. Dăflau din nou în bibliotecă, belamii instalat în locul lui obișnuit la birou, iar Megre într-unul dintre fotolile din piele. Amândoi păstrau tăcerea, o tăcere care nu avea nimic, jenant, ostil, care aducea poate un fel de destindere. În acel moment, după ce și-a prins pipa, comisarul remarcă o schimbare la interlocutorul său, fără să-și dea seama dacă se produsese în ajun sau de câteva minute. Acum dădea impresia unui om cuprins de o imensă osteneală dar care își impune să reziste până la capăt. Niște cearcă subțiri, adânci, îi subliniau ochii, iar pielea lui era atât de albă de mată, încât buzele, prin contrast, păreau machiate. Era conștient că Megreul supunea fără să vrea unei analize, dar nu-i păsa și când reveni din cufundarea în sine însuși, întinse mâna spre butonul soneriei. Privirea lui, pentru prima dată, păruse că cere o încuvințare. Nu se putea vorbi de zâmbet. Totuși, pe fața lui trecu ceva ca o înseninare, ceva foarte vag și trist, un fel de ironie față de comisar, cu o fărâmă de tandrețe pentru sine. Se gândea oare apăsând pe buton că era poate pentru ultima oară când acționa astfel ca un om liber și bogat, într-un cadru pe care l-amenajase cu atâta dragoste. Își trecu mâna peste frunte, gest care devenea un fel de tic. În ziua aceea îl făcu de două ori numai până să intre valetul. Whisky pentru mine!" spuse el, și pentru dumneavoastră, domnule Megre. Deși e încă de vreme, aș bea ceva tare, coniac sau armaniac. După ce valetul așeză tava pe masă cu paharele pline, doctorul, care avea în mână o țigare aprinsă, spuse îngândurat. Există mai multe soluții. Ca și cum n-ar fi fost vorba decât despre o problemă pe care trebuiau să o rezolve împreună. Întotdeauna există una singură bună, spuse Megre oftând. Comisarul se ridică greoi și se apropie de telefonul de pe birou. Dați voie? Alo, domnișoară, dați-mi vă rog 118 la ruș Surion. Ce spuneți? Nu trebuie să aștept? Alo, aș vrea să vorbesc cu judecătorul de instrucție, Allen de Foletie, din partea doctorului Belami. Da, Belami, alo. Domnule judecător, aici gre. ce spuneți? Nu, mă aflu în biroul lui și vi-l dau imediat. Cred că are intenția să vă ceară să veniți cât mai repede. Ca și cum totul ar fi fost convenit dinainte, îi dădu receptorul doctorului, care locul n-a resemnat. Privirile lor se întâlniseră o clipă și cei doi se înțeleseseră. Eu sunt Alan. Într-adevăr, aș vrea să vii la mine îndată ce vei putea ce spui. După cum te cunosc, dacă te așezi la masă, îți trebuie o jumătate de după amiază. Ai putea în mod excepțional să te mulțumești cu un și să sari în mașină? A luat-o soția ta ca să se ducă la Fontenai? În cazul ăsta iau un taxi, da, te așteptăm. E destul de important. Închise și în încăpere s-a din nou tăcerea, întreruptă de suneria telefonului după câteva momente. Belami păru că îi cere permisiunea să răspundă și megre clipi. Alo? Da, mamă, nu, mai durează. Ba nu, te rog să iei masa singură, nu cobor. Închise și spune. Spuse. Recunoașteți că nu aveți nicio dovadă. Așa este. Filip Bellamy nu era deloc arogant, nu-l sfida pe vizitator, constata pur și simplu fără să se arate triumfător. Erau doi oameni care examinau cu calm datele unei probleme. Nu știu cum veți proceda cu Alan, dar mă îndoiesc în stadiul actual al anchetei că veți obține un mandat de arestare. Nu numai fiindcă e prietenul meu, orice alt judecător de instrucție rezita să-și iau o astfel de responsabilitate. Totuși, eu trebuie să-mi o iau răspunse Megre. Nu vi se pare, domnule doctor, că au fost destule victime? Belami să capul în jos, poate ca să-și privească mâinile. Da, admise el în cele din urmă. M-am gândit și eu la asta înainte să veniți. De două zile urmăresc, ca să zic așa, oră de oră, felul în care gândiți prin demersurile pe care le faceți. Dimineața am ghicit înaintea dumneavoastră rolul jucat de Olga, apoi v-am văzut pe Remble re mergând din ușă, ușă și am știu că veți ajunge la ea. Puteam să vă iau înainte și, în timp ce continua să chestionați oamenii să sun la ușa din spate. Credeți că asta ar fi fost de ajuns? Chiar și cu declarația Olgăi, știți că nu aveți nicio dovadă împotriva mea. Poate niște presupuneri, dar pe baza lor niciun juriu nu ar condamna un om cu poziția mea. Vreau să înțelegeți că încă pot să fac față, să joc jocul, din care probabil că voi ieși, dacă nu cu toate onorurile, cel puțin ca un om liber. Privirea lui, în care se citi din nou aceeași ironie, păru că mângâie de corul din jur. Numai că, începu el, numai că ați fi obligat să lungiți lista, spuse Megre întrerupându-l. Și ați început să vă săturați, nu-i așa? Chiar grăbindu-vă tot n-ați ajunge la timp. Într-adevăr, ați uitat ceva, o persoană. Ați acționat singur, dar un mic detaliu v-a forțat să cereți ajutor cuiva. Cu sprâncenele încruntate, doctorul se gândea ca și cum ar fi fost vorba despre rezolvarea unei ecuații. Cartea poștală, îi suflă comisarul, cartea poștală pe care ați fost nevoiți să o trimiteți de la Paris fără să fiți acolo. Dacă mâine mă duc la Paris, o iau pe soacra dumneavoastră în biroul meu de la Poliția Judiciară și o interoghez timp de câteva ore la nevoie. Înțelegeți? Va vorbi în cele din urmă. Poate. Și să știți că a fost unul dintre lucrurile care m-au mirat cel mai mult, vă spun sincer. Cum de-ați avut la îndemână ilustrată cu Parisul? Am trecut pe la librărie și n-am găsit. Doctorul de din numer se ridică și luă ceva dintr-un sertar. După cum vedeți, nu mi-am dat o la să le distrug pe celelalte. Probabil că le-am cumpărat într-o zi de la un cerșetor sau de la un negustor ambulant. De ani de zile zac în sertarul ăsta. Îi întinsese lui Megre, un plic care conținea vreo 20 de cărți poștale ilustrate foarte vulgare pe care se putea citi. Marile orașe ale Franței. Nu v-aș fi crezut în stare nici să imitați atât de bine scrisul cuiva. Nu l-am imitat. Megre ridică imediat capul, uimit, admirativ. Ce vreți să spuneți? Că a scris el însuși. După dictare, doctorul de din numeri vrând parcă să spună că era foarte ușor. Aproape în același timp trase cu urechea, făcând semnul lui Megre să nu se miște. Apoi, în vârful picioarelor, se îndreptă nu spre ușa care dădea în coridor, ci spre cea a camerei vecine și o deschise brusc. Camerista se afla acolo fustăcită. Vrei să-mi spui ceva, Jean?" o întrebă el, prefăcându-se a crede că exact atunci sosise. Megre o vedea în sfârșit. Era o fată slabă, fără piept și fără șolduri, cu față ingrată, cu trăsături neregulate și dins nesănătoși. Credeam că sunteți la masă și venisem să fac curat. Aș prefera, Jean, să mergi să faci curat în cabinetul meu de consultații. Uite cheia. Închise ușa oftă și spuse. Pe asta n-ar fi fost nevoie să o omor. Ați înțeles? Nu știu ce crede, nici cât a ghicit. Da, chiar dacă aș fi omor în jumătate din oraș, chiar dacă aș fi cel mai cumplit dintre monștri, nu a scoate o vorbă de la ea. Trecut un moment, apoi doctorul oftă din nou și spuse, Asta mă iubește!" Cu umilință, da, și cu sălbăticie, fără speranță, în pofida celeilalte iubiri la care o încălzea pe ei. Îl iubea, iar faptul că avea mare grijă de odet pe la mie era tot o manifestare a iubirii sale. Oare doctorul continua să urmărească pas cu pas firul gândirii lui Megre? Fapt e că după ce și-a prins altă țigare și bău o gură de whisky, dădu din cap. Vă înșelați, nu ea. Făcu o pauză, apoi adăugă cu o vagă melancolie. Mama, și ea mă iubește, cel puțin așa presupun, pentru că gelozia ei față de mine întrece propria în gelozie față de soția mea. Vă întrebați, nu-i așa cum am aflat? E simplu și stupid totodată. În budoarul soției mele există un mic birou Ludovic al XV-lea din lemn de trandafir. Pe birou se află o trusă de scris și o sugativă. Ori nimeni nu detestă mai mult să scrie scrisori decât odet. O tachinam deseori pe tema asta și eram obligat să scriu eu lor noștri prieteni ca să accept sau să refuz o invitație. Într-o dimineață pe când soția mea se afla în grădină, mama mi-a arătat sugativa. Se pare că Odet și-a schimbat obiceiurile, mi-a spus ea, pentru că sugativa era plină de urme de cernală ca și cum ar fi tamponat cu ea un mare număr de scrisori. Simplu și stupid, după cum vedeți. Te gândești la toate, numai la detalii de felul ăsta, nu. Mi se pare acum ceva foarte îndepărtat. Deși s-a întâmplat în urmă cu nici două săptămâni. Ați descoperit scrisorile? Acolo unde le ascund toate femeile, sub lenjerie. Emil pomenea de plecare? O ultima scrisoare dădea toate detaliile. Vorbea cu voce tăioasă și puțin găfăită. Asta a fost cu două zile înainte. Și n-ați spus nimic? N-am lăsat să se vadă nimic. Trebuia, nu așa, să mergeți la un dineu la subprefectură. Da, un dineu între bărbați în smoking. Ați fost? Am făcut act de prezență. După ce ați făcut în așa fel încât soția dumneavoastră să nu poată pleca? Exact. Sub pretext că părea nervoasă, ceea ce era adevărat, i-am administrat un medicament care era în realitate un somnifer puternic. Apoi am culcat-o și am încuiat-o în camera ei. Și ați fost la întâlnire? La ora stabilită eram înapoi acasă. A fost de ajuns să deschid pe care o cunoașteți, cea sălit de așteptare care dă spre străduță. Am zărit o siluetă lângă zid, tânărul a tresărit. Am crezut un moment că o va lua la sănătoasa și că voi fi obligat să mă țin după el. L-ați obligat să urce în cabinetul de consultații? Da, cred că i-am spus. Vrei să intri un moment? Soția mea nu se simte bine și nu va putea să te urmeze azi. Megre și imagina pe cei doi bărbați în întunericul străduței. Emil, cu o valiză în mână și două bilete de tren în buzunar, tremurând tot. De ce i-ați cerut să urce? Doctorul îl privi cu uimire ca și cu Megre n-ar mai fi fost la aceeași înălțime punând această întrebare. Nu putem să fac asta în stradă. Hotărâ se răz deja. mi clipi. Știți, e foarte simplu și mult mai ușor decât se crede. Nu va a fost deloc milă? Dar nu m-am gândit la asta. Cuvântul ăsta mă șochează și acum. Totuși o iubea. Nu! Și doctorul, tremurând ușor, se uită țintă în ochii comisarului. Dacă spuneți asta, înseamnă că nu știți nimic. Admit că era îndrăgostit, dar nu de ea. Înțelegeți, nici măcar nu o cunoștea. Nu putea să o iubească. A văzut-o el bolnavă sau urâtă, a văzut-o el slăbită și gemând, Îi îndrăgea defectele micile lașități, nu o cunoștea. El iubea femeia. O altă ar fi putut juca același rol. Știți ce îl se cel mai mult? Numele meu, casa mea, un anumit lux, o anumită reputație, rochile pe care le purta și misterul din jurul ei. Merg și mai departe, Megre. Era prima dată când i se adresa cu familiaritate. Sunt sigur că nu mă înșel fără mine, fără dragostea mea, n-ar fi iubit-o. I-ați vorbit mult timp? Da, în situația în care se afla, nu e așa, nu putea refuza să-mi răspundă. Și doctorul întoarse capul puțin rușinat. Trebuia să știu, mărturisi el cu glas căzut. Toate detaliile înțelegeți? Toate micile detalii obscene. Acolo sus, în cabinetul meu de consultații. Trebuia să știu. Un fel de pudoare îl făcu pe Megre să-l împiedice să meargă mai departe. Când ați auzit zgomot? Întrebă el. Iar doctorul se scutura alungând coșmarul care pusese stăpânirea pe el. Știți și asta, evident. Mi-am dat seama ieri când ați vrut să-mi vizitați cabinetul și mai ales când ați deschis fereastra. Nu putea fi decât o singură explicație. Lili trebuia să fi văzut ceva. Contrar afirmației mele din prima zi, cum nata mea mă iubea. Era oare iubire? Mă întreb uneori dacă nu era la fel de... un fel de furie față de sora ei. Își lăsa gândurile să rătăcească, încercând apoi să le exprime. Mama mea, Jean, Lili, ai zice că femeile nu puteau să suporte spectacolul unui anumit fel, unei anumite calități, unei anumite intensități a iubirii. Am fost mult timp celibatar. Nu atrăgeam în mod deosebit atenția soțiilor prietenilor mei. Când am avut-o pe Oded, multe s-au arătat intrigate, apoi iritate, apoi provocatoare. N-am încurajat-o niciodată pe cumnata mea. M-am prefăcut că nu bag de seamă. Prefer să nu intru în detalii, dar am putut să constat că exista la ea ceva violent sexual. Vă supraveghea? Probabil că a fost intrigată când a văzut lumină în biroul meu. Să fi crezut că primeam o femeie? Bă, nu ies că s-ar fi simțit ușurată. Asta i-ar fi dat speranțe. Nu știu cum să vă spun. Asta i-ar fi dat în mintea ei niște drepturi asupra mea. Am deschis ușa, cum am făcut mai adinaur cu Jean. Sunt atât de obișnuit încă din copilărie să aud foșnete în spatele ușilor. I-am spus ceva, că eram cu un pacient și că rugam să întoarcă în casă. L-a văzut pe Emil? Nu știu, poate, da. nu are importanță. Și-ați mai stat mult timp cu el? Cam un sfert de oră. Îmi cerea iertare, îmi promitea că nu va mai încerca să o vadă pe Odeta, a spus că se va sinucide și l-a spus să scrie. Da, sub ce pretext? O ușoară uimire care se mâna între câtva și cu un reproș se putea citi în privirea lui Belami, iritat că interlocutorul lui nu era în stare să-l înțeleagă complet. Nu era nevoie de niciun pretext. Cred că la început nici măcar nu știa ce scrie. Luase răscartea poștală cu dumneavoastră? Da. Și era tot în smoking? Da. În ce moment ați? Exact când a terminat de scris. Am luat cartea poștală și am pus-o la adăpost. La adăpost de sânge. L-am pus să stea pe locul meu, încă mai ținea tocul în mână. Stăteam un picioare în spatele lui și de câteva clipe mă jucam cu cuțitașul cu mâner de argint. E foarte simplu, domnule Megre. Nu putea să trăiască, nu-i așa? Mai ales după mărturii sirile pe care le smulsesem. Acum buzele lui abia dacă fremătau, dar comisarul nu se mai lăsa înșelat. A căzut pe parchet, prevăzusem totul. Aveam timp. Am auzit din nou zgomot în spatele ușii. Doar am întredeschis-o. Cum nata mea n-a putut vedea decât picioarele. Ce s-a întâmplat? A strigat ea. Ți-am cerut să te întorci în casă, pacientul meu a leșinat atâta tot. Nu știu dacă m-a crezut. Probabil că nu m-a crezut întru totul. Totuși, explicația mea era plauzibilă. Și vedeți că aveam dreptate la început să vă spun că nu aveți nicio dovadă împotriva mea. Găsiți cadavru dacă sunteți în stare. Întotdeauna le găsim până la urmă. Răspunse mai greu oftând. Mi-am petrecut o parte din noapte făcându-l să dispară și ștergând toate urmele. Am ieșit să pun la poștă scrisoarea pe care știam că o găsesc în buzunarul lui, scrisoarea către părinți. Am găsit una și pentru patronii lui. Și ca să trimiteți cartea poștală soacrei dumneavoastră. Exact! Care a fost reacția soției a doua zi, când s-a trezit din somnul ei artificial? Nu i-am spus nimic, n-a îndrăznit să mă întrebe nimic. Nici până acum n-ați avut vreo discuție? Nu. Și ați fost la ea în fiecare zi? Da. Și nu v-ați strădat? Nu, no, ea era foarte obosită, deprimată, ea am cerut să stea în pat. V-ați dus la concert cu cumnata? Dar nu am schimbat cu nimic obiceiurile noastre. Ce aveți de gând să faceți? Un gest vag. Nu știu. Când a descoperit Lili cuțitul? A, ia deci! exclamă Belami. M-am întrebat de la bun început cineva va da firul ăsta. Știam că aveți soția la clinica unde a murit Lili. S-a întâmplat să vorbească despre asta în timpul delirului. Și-a vorbit despre cuțit, despre cuțitul de argint. M-a acuzat? Belami era surprins și șocat. Din contră, vă lua apărarea. Striga călugăriței că nu trebuie să fiți arestat, că soția dumneavoastră era un monstru. Ah! A mai rostit și cuvinte pe care cuțele au refuzat să mi le reproducă. Cuvinte obscene, după câte se pare. Asta confirmă ce v-am spus adinauri. Apoi, întrebă curios: Măicuța Marie de Zanj v-a alertat? Da. Am înțeles că în mașina cu care vă întorceați de la concert, cum nata dumneavoastră descoperise un indiciu, probabil cuțitul. Exact. Era ciudat să-l vezi cum își examina cazul cu luciditate, ca pe o problemă care nu-l privea, și totuși, megrenul nu se înșela câtuși de puțin, îl simțea atent la cele mai mici zgomote din casă, ai fi zis că număra minutele în care mai avea încă dreptul să se comportă precum ceilalți. Vedeți bine ce importanță poate să dobândească un sentiment ridicol. Înlăturasem toate urmele, nu mai rămăsese nimic, nici cel mai mic indiciu contra mea, doar acel cuțit pe care îl curățasem și îl pusesem la locul lui pe birou. De ce? Pentru că eram obișnuit cu el și pentru că îmi plăcea forma mânerului. Poate și pentru că îl văzusem întotdeauna acolo și mă jucam cu el în timpul consultațiilor. A doua zi dimineață l-am revăzut în același loc și m-am încruntat, deoarece mi-am mintea un gest prea precis. Mi-am că l-am înfășurat în batistă și l-am pus în buzunar. Puțin mai târziu am plecat cu mașina, cu țitul măjena și l-am vărut un micul compartiment din dreapta tabloului de bord. Nu mă mai gândeam la el când la întoarcerea din la roș, Lili a deschis compartimentul ca să ia chibrituri. A luat batista așa desfăcut-o. O văd și acum cu cuțitul în mână privindu-mă cu ochii înspăimântați. Evident și amintea de picioarele zărite cu zi înainte în biroul meu. Poate că știa chiar mai mult? Poate bănuia aventura surorii sale? Am făcut o mișcare ca să iau cuțitul din mâini. A crezut altceva? Nu cred. S-a supus unui impuls nechipzuit. Când am apucat cuțitul de la mă, i-a dat drumul și a deschis portiera. Nici pe asta n-aveam de ce să o omor. Mă credeți, nu-i așa? Vă cred. Apoi, din cauza dumneavoastră, am fost obligat să mă apăr. Și Megren întrebă lent. Ce să apărați? Nu capul meu intuiți asta și nici măcar libertatea mea. Asta aș vrea să o înțelegeți. Cu ceilalți nici nu se va pune problema. Adineauri am renunțat la luptă, nu din cauza pericolului, nu pentru că vă simțeam aproape de adevăr, ci pentru că am înțeles că ar fi nevoie de alte victime, mult prea multe. Acum buzele lui abia dacă fremătau, dar comisarul nu se mai lăsă înșelat. Inclusiv eu. Poate. Nu mila v-a oprit. Nu, nu mai am milă. Imaginea era desigur incoerentă, dar avându-l sub ochii lui, comisarul credea că vede un om golit de toată substanța și mutilat interior. Se plimba prin încăpere, bea, vorbea ca un om obișnuit, dar nu mai avea nimic în el, doar inteligența care continua să funcționeze prin forța dobândită. Astfel, se spune, capetele unor persoane decapitate continuă să-și miște buzele câteva minute după execuție. La ce bun?" întrebă el privind spre ușa pe care o încuiase cu atâta grija din aur și a cărei cheie o avea buzunar. Un anumit scrupul îl obliga să se apropie cât mai mult de adevăr. Și totuși, să vă spun, în privința tânărului aproape că era dreptul meu. Era de ajuns să aștept și să-i surprind împreună, și oricare juriu francez m-ar fi achitat. Totuși, mi-am impus josnică sarcina de a face să dispară cadavrul și de a minți. De ce? O să vă spun oricât vi s-ar părea de ridicol. Pentru că tot aș fi fost arestat, pentru că aș fi fost închis câteva săptămâni sau câteva zile, pentru că în acele săptămâni sau zile n-aș mai fi văzut-o. De data aceasta, Bela mi-a avut un zâmbet de o amărăciune înspăimântătoare și își umplu paharul. Asta este explicația, la fel și în cazul copilei. A, ați întâlnit-o aici. Am înțeles că o veți găsi, veți pune întrebări și prin ea veți ajunge la adevăr. adevărul care pentru mine însemna întotdeauna același lucru. Să nu mai văd. Glasul îi se stingea. Reuși să mai rostească. A, asta e tot. Dar nu putu să bea paharul pe care îl ținea în mână. Avea gâtul parcă stupat. Stătea mișcat, perfect nemișcat, iar Megre păstra și el tăcerea. Pe stradă treceau mașini. Dintr-un moment în altul, una dintre ele se va opri în fața casei, și pe coridor se va auzi vocea judecătorului de instrucție. Dacă n-aș fi fost în vacanță la Sable. Oftă în cele din urmă, Megre. Doctorul, aprobădând din cap, amândoi se gândeau la mica lusil. Recunoașteți că mai devreme, imediat după telefonul meu, nu. Doctorul își recăpăta treptat stăpânirea de sine. Asta a fost dinainte. Când am telefonat, luasem deja hotărârea. V-ați gândit să vă omorâți soția și apoi să vă sinucideți? Romantic, nu-i așa? Totuși și cel mai inteligent om a avut această tentație măcar o dată în viață. Vârâ două degete în buzunarul vestei, scoase o bucățică de hârtie împăturită și o întinse lui Megre. Era pentru mine, spuse el oftând. Azi face mai bine să o distrugeți imediat, să nu se întâmple vreo nenorocire. E cianură. Vedeți? Tot romantism. Recunoașteți că erați convins că nu mă voi lăsa arestat viu. Poate. Și că până acum câteva minute nu m-a scăpat din ochi. Adevărat. După cum vedeți, m-am gândit și la asta. Nu, vă puteți imagina cum te gândești la toate într-o situație ca a mea. Se ridică, luă sticla, apoi o puse la loc pe tavă fără să se servească. La ce bun, spuse el. Și dând din numeri, idiotul de Alen va sosi curând. Nu ne va crede pe niciunul dintre noi. Își va imagina că-i jucăm o festă. Mergea cu pași sacadați. Voi trăi, veți vedea. Voi face orice ca să trăiesc. E absurd. Dar voi păstra totuși o speranță. Cât voi fi în viață, ea nu va îndrăzni. Își mușcă buzele, apoi întrebă pe Alton. Credeți că o să fiu un brâncit lovit ceva de genul ăsta? Vorbea ca un om de lume căruia îi repugnă contactele vulgare. Chiar e murdar în închisori? Voi fi obligat să împar celula cu alți deținuți? Megrei abia se abținut să nu zâmbească. Privirea doctorului mângâia copertele cărților și bibelourile. Mă întreb ce face, spuse Belami pierzându-și răbdarea. Nu îți trebuie mai mult de o jumătate de oră din la și până aici, fără să mergi cu viteză. Se îndreptă spre fereastră. Deși era ora prânzului, încă mai era lume sub umbrelele de soare, iar câteva persoane se scăldeau în valurile strălucitoare ca niște solți de pește. Durează, murmură el, apoi. Va dura teribil de mult. se întoarse spre ușă, ezitând. În sfârșit, izbucni. Da, spuneți ceva! Vedeți bine că în același moment s-a auzit soneria care aducea în sfârșit destinderea așteptată. Scuze, cer scuze, asta mi-aduce aminte că n-ați mâncat de prânz. Nu-mi e foame! Belami deschise ușa cu un gest natural. Urca, Alen, celălalt bombănii. Ce mai e și povestea asta? Trebuia să iau masa cu un prieten, de altfel îl cunoști ca Steng în La roșel. Judecătorul îl salută scurt pe Megre. Ce s-a întâmplat atât de extraordinar?" I-am ucis pe tânărul de fie și pe sora lui." Ce?" întreabă-l pe comisar. Judecătorul îi aruncă o privire furioasă lui Megre. O clipă nu-mi prea place." Ascultă, Alan, stai liniștit un moment. Sunt obosit." Domnul Megrez va furniza detaliile mai târziu. Vei găsi cadavrul tânărului de fie." O ezitare. Nu era încă timpul. Odată cu Alen de foletie, în bibliotecă pătrunsese brusc viața de toate zilele. Ar fi fost de ajuns să tăgăduiască. Discuția lui cu comisarul nu avusese niciun martor. Nu putea să-și împiedice soacra să vorbească cum îi împiedicase și pe ceilalți să o facă? Câteva cuvinte în plus și ar fi fost prea târziu. Rostia aceste cuvinte pe un ton atât de impersonal încât părea că explică un detaliu de arhitectură. Când încă nu fusese instalată apa curentă la sable, aveam un rezervor pe acoperiș. Urcam acolo apa cu ajutorul unei pompe manuale ca să alimentăm băile. Rezervorul n-a fost de -a jos. Ah, acolo se află cadavrul. Cât privește cuțitul, mă tem că acesta nu va fi găsit niciodată. L-am aruncat într-o gură de canalizare. Veniți aici, priviți în stânga spre pini. Vedeți clipocitul de pe suprafața mării? Pe acolo trece conducta groasă care se deversează dincolo de cap. Nu ți se tealan? Auzi? Te rog, nu știu cum se petrec lucrurile astea de obicei. Mărturisesc că mă gândesc cu oroare la cătușă. Mă iei cu mașina ta. După ce ajungem în la roș, mă vei interoga dacă ține apărat. Aș prefera totuși în altă zi. Mă vei duce chiar tu la închisoare. Apoi se adresă din nou lui Megre. Poți să iau ceva lucruri cu mine? Glumea, dar în același timp era obligat să se sprijine cu mâna de masă. Grăbește-te, Alan! Comisarul îi veni în ajutor ar fi mai bine să faceți ce vă cere. Mai rămânea de străbătut coridorul de trecut prin fața unei uși albe, iar Megre rămăsese ultimul. Belami mergea repede și, în loc să se oprească o clipă, grăbi pasul când trecu prin fața ușii soției sale. Nici măcar nu-i aruncă o privire. Merse drept înainte, coborâ scara și se opri, surprins el însuși, în fața cuierului unde erau mai multe pălării. Era îmbrăcat în blămarin și ales o pălărie gri deschis, ezitând să-și ia și mănușile. Francis se grăbise să deschidă ușa. Era o plecare cât se poate de banală, ca la o promenadă. Un dreptunghi mare de soare se desena în vestibul, făcând să lucească marmura albă. Casa mirosea a curățenie și confort. În prag, Filip Bellamy se opri ezitând. Taxiul judecătorului aștepta lângă trotuar. Pe drum treceau oameni. Putea auzi frânturi de conversații. Veniți cu noi, domnule Megre!" Comisarul făcut din cap semn că nu. Atunci, doctorul vă rămâna în buzunar. Fără o vorbă, fără să se uite la megre, îi întinse ceva și străbătuiute cei câțiva metri până la mașină. Se putea ghici că judecătorul de instrucție, după ce scăpase în sfârșit de polițist, se pregătea, în timp ce se instala pe banchetă, să blesteme această comedie. Șoferul porni motorul și mașina alunecă pe asfalt. Înainte de prima cotitură, la geam se arătă o clipă un chip și doi ochi scăpărătorii îl fixară pe cel ce rămânea. Francis, văzând că Megre se oprise în prag, nu îndrăznea să închidă ușa. Și, într-adevăr, comisarul reintră în casă, privind o cheie mică ce-i fusese strecurată în mână, cheia camerei cu perdelele trase, unde abia dacă se auzea răsuflarea regulată a unei femei adormite. Aici se termină vacanța lui Megre. Wow! O carte plină de răsturnări ce aș vrea să vă spun de la început, îmi cer scuze că această ultimă parte am făcut mult mai multe greșeli decât în mod normal. PDF-urile pe care le am, unele dintre ele sunt scrise cu extrem de multe greșeli și pur și simplu trebuie să ghicesc cuvântul în timp ce citesc, se și dublează unele părți din anumite fraze sau nu au punctuație, nu au absolut nimic și sare dintr-una în alta și trebuie să realizez la secundă care uh, încă conversație și care deja uh, este descriere, da? nu mai este conversație, deci îmi cer scuze anticipat pentru greșeli, dar câteodată nu am ce să fac pentru că textul este scris cu foarte multe greșeli și nu am nu am altă alternativă, nu am alte, alte PDF-uri. Bun. Cartea mi-a plăcut foarte mult, trebuie să recunosc, și chiar mi-era milă de Megre să racu, că n-are și el o vacanță liniștită. Dar, până la urmă, fiind Megre, fiind vorba de George Simenon, fiind vorba de o carte, era absolut normal ca Megre să nu aibă parte de o vacanță. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături, vă mulțumesc că sunteți aproape, nu uitați că live-ul cu extragerea care a fost pentru 9000 de, de, abonați, este deja prezent. Numerele câștigătoare sunt afișate pe canal, rugăminte mare, doar un câștigător mi-a scris, mai avem încă patru, verificați-vă numerele și trimiteți email, mail vă rog frumos, cei care ați câștigat, ca să nu mai pierdem câteva săptămâni până când vă trimit pachetelele. Vă invit în continuare să vă înscrieți la canal, să vă abonați la canal, să dați click pe clopoțel, like, share, la fel ca de, ca de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru că mă ascultați, vă mulțumesc pentru prietenia și căldura voastră și până data viitoare să ne auzim cu bine. Mâine începem o nouă carte. Cu mult drag vă îmbrățișez pe toți. La revedere!